Stelele strălucesc aproape, de Sidney Sheldon. Nu, faci fericiți milioane de oameni. Îmi place la nebunie să te ascult cântând, spuse eu. Când te aud cântând Voil de Debussy, am impresia că mă aflu pe o plajă pustie și văd silueta unui vas plutind în depărtare. Da, și eu la fel, spuse el. Și când aud Scarlatti interpretat de tine, parcă m-aș afla la Neapole, aud caii, trăsurile și văd lumea mergând pe străzi. Vedea cu câtă plăcere o asculta. Își aducea aminte de tot ce discutase cu profesorul Myers. Cu Bartok mă transpui în satele din centrul Europei, la țăranii unguri. Pictez tablouri în care mă pierd. Ești foarte măgulitoare, îi spuse Philip. Nu, simt tot ce spun. Sosicina, care consta într-un chateaubriand cu cartofi prăjiți, o salată Waldorf, sparanghel proaspăt și o tartă cu fructe ca desert. Era câte un soi de vin pentru fiecare fel de mâncare. Lara, nu am vorbit decât despre mine, spuse Philip în timpul mesei. Povestește-mi despre tine. Cum e să ridici clădiri enorme în toată țara? Lara tăcu o clipă. E dificil de descris. Tu creezi cu mâinile, eu cu mintea. Nu ridic clădirea fizic, ci fac aia să poată exista. Visez un vis de cărămizi, beton și oțel și fac în așa fel încât să devină realitate. Creez locuri de muncă pentru sute de oameni, arhitecți, zidari, proiectanți, tâmplari și instalatori. Datorită mie, ei își pot întreține familiile. Le ofer oamenilor locuri frumoase unde să poată trăi confortabil. Construiez magazine atrăgătoare de unde oamenii pot cumpăra lucrurile de care au nevoie. Înalți monumente pentru viitor, spuse ea zâmbind cu șiretenie. N-am avut de gând să țin un discurs. Ești nemaipomenită, știai? Îmi pare bine că așa crezi. A fost o seară încântătoare, la capătul căreia Lara știa, pentru prima oară în viață, că era îndrăgostită. Îi fusese atât de teamă că va fi dezamăgită, că niciun bărbat nu se va ridica la înălțimea închipuirii ei. Dar acela era loc invar în carne și oase și era tulburată. Când ajunse acasă, Lara era atât de emoționată încât nu putu să adoarmă. Revăzut toată seara în minte, relung conversația iar și iar. Philip Adler era cel mai fascinant bărbat pe care îl întâlnise vreodată. Sună telefonul. Lara zâmbi și răspunse. Începu să spună Philip când Paul Martin răspunse. Verificam dacă ai ajuns cu bine acasă. Da, spuse Lara. Cum a mers întâlnirea? Bine. Bun, hai să luăm masa în seara asta. Lara ezită. În regulă. Mă întreb dacă va fi o problemă. Capitolul 21. A doua zi dimineață, Lara primi o duzină de trandafiri roșii. Așadar și lui a plăcut seara, se gândi Lara veselă. Deschise repede biletul care însoțea florile și pe care scria: Iubito, abia aștept cina. Paul. Lara simți o cruntă dezamăgire. Așteptă toată dimineața un telefon de la Philip. Avea un program încărcat, dar nu putu deloc să se concentreze asupra lucrului. La ora două, Katie îi spuse: Au sosit noile secretare pentru angajare. Spune-le să înceapă să intre. Erau șase și toate foarte pricepute. Gertrude Max fu alegerea zilei. Avea 30 de ani, era inteligentă și veselă și era evident că o venera pe Lara. Aceasta îi studie autobiografia, care era impresionantă. Ai mai lucrat în domeniul imobiliar, văd. Da, doamnă, dar niciodată pentru cineva ca dumneavoastră. Ca să fiu sinceră, aș primi această slujbă și fără salariu. Lara zâmbi. Nu va fi nevoie, referințele sunt foarte bune. Bine, te voi pune la încercare. Vă mulțumesc foarte mult, spuse ea aproape roșind. Va trebui să semnezi o hârtie prin care ești de acord să nu dai interviuri sau să nu discuți niciodată nimic din ceea ce se întâmplă la firmă. Ești de acord? Bineînțeles. Katie îți va arăta biroul. La 11 a avut o ședință cu Jerry Townsend. Ce face tatăl tău? Îl întrebă ea. E în Elveția. Doctorul spune că ar putea avea o șansă, spuse el și vocea ei se îngroșă. Dacă e așa, e numai datorită ție. Fiecare merită să-i se acorde o șansă, Jerry. Sper să se facă bine. Mulțumesc, spuse el și își drese glasul. Nu știu cum să-ți spun cât îți sunt de recunoscător. Lara se ridică. Am întârziat la o ședință, spuse ea și ieși lăsându-l privind în urma ei. Ședința era cu arhitecții pentru un proiect în New Jersey. Ați făcut o treabă foarte bună, dar aș dori unele modificări, spuse ea. Aș vrea o arcadă eliptică, holuri în trei părți și pereți de marmură.
Schimbați acoperișul și dați-i forma unei piramide de cupru, cu un felinar care să lumineze noaptea. E vreo problemă?" Nu văd niciuna, domnișoară Cameron." Când ședința se încheie, sună interfonul. "Domnișoară Cameron, vă caută Raymond Duffy, unul din șefii de echipă. Spune că e urgent." Lara ridică receptorul. "Da, Raymond. Avem o problemă, domnișoară Cameron. Spune." "Tocmai s-au dus niște blocuri de ciment care nu pot fi acceptate. Sunt crăpate. Am de gând să le trimit înapoi, dar vreau să vă spun dumneavoastră mai întâi." Lara căzu pe gânduri o clipă. "Cât de rău este?" "Destul de rău. Problema e că nu corespund cerințelor noastre și nu pot fi aranjate." "Bănuiesc că ar putea, dar ar costa prea mult." "Aranjați-le," spuse ea. Urmă un moment îndelung de tăcere la celălalt capăt al firului. "Bine, dumneavoastră sunteți șefa." Lara puse receptorul la loc. Nu existau decât doi furnizori în oraș și ar fi fost sinucidere curată dacă ar fi luptat împotriva lor. La 5, Filip încă nu sunase. Lara telefonă la fundația lui. "Cu Filip Adler, vă rog. Domnul Adler este plecat în turneu. Vă pot ajuta?" "Nu spusese nimic în legătură cu vreo plecare din oraș." "Nu, mulțumesc." "Asta e," își spuse ea. "Deocamdată." Ziua s-a încheiat cu vizita lui Steve Murchison. Era un individ uriaș, construit ca un malder de cărămizi. Dădu buzna în birou. "Cu ce vă pot fi de folos, domnule Murchison?" întrebă Lara. "Să nu-ți mai bagi nasul în treburile mele." Lara îl privi calmă. "Ce s-a întâmplat?" "Nu-mi place ca oamenii să-mi dea peste cap afacerile." "Dacă vă referiți la domnul Gutman?" "Exact la el mă referam. A preferat clădirea mea." "L-ai fraierit, doamnă. Îmi stai pe cap cam de multișor. Te-am prevenit odată. A doua oară nu te mai previn. N-avem loc amândoi în orașul ăsta. Nu știu unde-s ouăle, dar ascunde-le, pentru că dacă mai faci o chestie din asta, ți le tai." Și ieși ca o furtună. Cina pe care o l-o ocupă la casă la ea în seara aceea a fost încordată. "Par preocupată, draga mea," spuse Paul. "Vreo problemă?" Lara izbuti un zâmbet. "Nu, totul e în regulă." "Oare de ce nu mi-a fi spus, Filip, că pleacă?" "Când va începe proiectul Reno?" "Howard și cu mine vom merge acolo din nou săptămâna viitoare. Vom deschide peste vreo 9 luni. Ai putea avea un copil în 9 luni." Paul Martin îi luă mâinile între ale sale. "Știi că sunt nebun după tine, Lara. Mi-ai schimbat întreaga viață. Aș vrea ca lucrurile să fi stat altfel. Mi-ar fi plăcut extraordinar de mult să avem copii împreună." Lara nu găsi nimic de spus. "Am o mică surpriză pentru tine," spuse el și scoase o cutiuță din buzunar. "Deschid-o." "Paul, mi-ai dat deja prea mult." "Deschid-o." Înăuntru se afla un superb colier cu diamante. "E minunat." El se ridică atunci și ea îi simți mâinile atingându-i pielea când îi puse colierul. Mâinile alunecară pe sân și el spuse cu un glas răgușit. "Hai să mergem." O conducea spre dormitor, iar Larei îi se învârtea capul. Niciodată nu fusese îndrăgostită de el și îi fusese ușor să se culce cu el. Era ca un fel de plată pentru tot ceea ce făcuse pentru ea. Numai că acum era cu totul altceva. Era îndrăgostită. "Sunt o proastă," se gândea. "S-ar putea să nu-l mai văd pe Filip niciodată." Se dezbrăcă încet șovăitoare și apoi se trezi în pat cu Paul Martin deasupra ei gemând. "Scumpa mea, sunt absolut nebun după tine." Iar când ea ridică privirea, văzu chipul lui Filip. Totul mergea ca pe roate. Renovarea hotelului din Reno avansa rapid. Cameron Towers urma să fie gata conform planului, iar Lara devenea din ce în ce mai celebră. Îl sunase pe Philip Adler de câteva ori de-a lungul lunilor, dar era mereu în turneu. "Domnul Adler e la Beijing, domnul Adler e la Paris, domnul Adler e la Sydney. Să-l ia naiba," își spuse Lara. În următoarele 6 luni, Lara reuși să-și ia lui Steve Murchison 3 proprietăți pe care acesta le dorea. Keller veni la ea îngrijorat. "Se aude prin oraș că Murchison te amenință. Poate ar trebui să cedăm puțin. Este un dușman primejdios, Lara." "Și eu sunt," spuse ea. "Poate ar trebui să se apuce de altceva." "Nu-i de glumi, Lara. E... uite de el, Howard. Tocmai am aflat de o proprietate în Los Angeles care încă nu este pe piață. Dacă ne mișcăm repede, cred că am putea să o obținem. Mergem acolo mâine dimineață." Proprietatea se afla pe locul vechiului hotel Baltimore și consta din 5 acri. Un agent imobiliar îi conducea pe Lara și pe Howard prin jur. "E o proprietate excelentă," spuse el. "Sincer, nu greșiți.
Puteți construi un frumos orășel aici, imobilă de locuit, magazine, cinematografe, centre comerciale. Nu. O privi surprins. Poftim? Nu mă interesează. Nu? De ce? Vecinătatea, spuse ea. Nu cred că oamenii vor veni în partea aceasta. Los Angeles se mișcă spre vest. Oamenii sunt ca ale mingii. Nu-i poți face să-și schimbe direcția. Dar o să vă spun ce anume mă interesează. Apartamentele comune. Găsiți-mi un loc bun. După care se întoarse spre Howard. Îmi pare rău că te-am făcut să pierzi timpul. Ne întoarcem chiar azi după amiază. Întorcându-se la hotel, Keller cumpără un ziar. Hai să vedem cum merge piața astăzi. Răsfăiră ziarul. Pe pagina culturală scria mare. Astă seară la Hollywood Bowl, Philip Adler. Lara tresări. Hai să ne întoarcem mâine, spuse ea. Keller o privi pentru o clipă. Te interesează muzica sau muzicianul? Ia două bilete. Lara nu mai fusese niciodată la Hollywood Bowl, cel mai mare amfiteatru natural din lume înconjurat de dealurile Hollywoodului. Este un parc deschis tot timpul anului pentru vizitatori. Paul, care avea 18.000 de locuri, era plin până la refuz și Lara putea simți emoția publicului. Cei din orchestră începură să apară pe scenă întâmpinați de aplauze nerăbdătoare. Apăru și André Previn și aplauzele devenire și mai entuziaste. Se făcu puțină liniște, după care izbucniră aplauze puternice și în clipa când Philip Adler urcă pe scenă elegant în frac. Lara strânse brațul lui Keller. Nu-i așa că e frumos? Șoptia, dar Keller nu răspunse. Philip se așeză la pian și începu să cânte. Farmecul său îi cuceri pe toți într-o clipă. Noaptea avea ceva mistic. Stelele străluceau aproape, luminând dealurile întunecate care înconjurau amfiteatrul. Mii de oameni stăteau tăcuți, mișcați de măreția muzicii. După ultimile acorduri se auzi un vuiet când publicul se ridică în picioare, aplaudând și ovaționând. Philip făcea plecăciune după plecăciune. Hai să mergem în culise, spuse ea. Keller se întoarse să o privească, glasul îi tremura de emoție. Intrarea în culise era într-o parte a spațiului destinat orchestrei. Un paznic se afla la ușă, ținând la distanță mulțimea. Domnișoara Cameron a venit să-l vadă pe domnul Adler, spuse Keller. Vă așteaptă? Da, zise Lara. Rămâneți aici, vă rog, spuse omul și după o clipă se întoarse. Puteți intra, domnișoară Cameron. Lara și Keller intrară în foierul artiștilor. Philip se afla în mijlocul unei mulțimi de oameni care îl felicitau. Dragul meu, n-am auzit niciodată un Beethoven interpretat atât de superb. Ai fost incredibil. Philip spunea, vă mulțumesc. Mulțumesc, cu astfel de muzică este ușor să fii inspirat. Mulțumesc, Andrei este un dirijor atât de bun. Mulțumesc. Totdeauna mi-a făcut plăcere să cânt la baul. Își ridică privirea deodată și, zărind-o pe Lara, îi aruncă din nou acel zâmbet. Vă rog să mă scuzați, spuse el, făcându-și loc prin mulțime spre ea. Habar nu aveam că ești în oraș. Am venit azi dimineață. Howard Keller, asociatul meu. Încântat, spuse Keller scurt. Philip se întoarse atunci spre un bărbat scund și îndesat care se afla în spatele meu. Impresarul meu, William Ellerby, spuse el și se schimbară saluturi. Philip o privea pe Lara. Este o petrecere în seara asta la Beverly Hilton. Mă întrebam dacă... N-ar face mare plăcere, spuse Lara. Când Lara și Keller ajunseră, sala de bal internațională a hotelului Beverly Hilton era plină de muzicieni și melomani care discutau despre muzică. Ai observat? Cu cât te apropii mai mult de ecuator, cu atât fanii devin mai expansivi și mai înflăcărați. Când cânta Franz Liszt, pianul lui devenea o adevărată orchestră. Nu sunt de acord cu tine. Talentul lui de grote nu este pentru studiile lui Liszt sau ale lui Paganini, ci mai mult pentru Beethoven. Trebuie să domin peisajul emoțional al concertului. Muzicieni care vorbesc lucruri de neînțeles, se gândi Lara. Philip era înconjurat ca de obicei de fani care îl adorau. Lara se înfierbânta numai privindu-l. Când o văzu sosind, Philip o întâmpină cu un zâmbet larg. Ai reușit. Mă bucur atât de mult. N-aș fi lipsit nici în ruptul capului. Howard Keller îi privea cum stăteau de vorbă și spuse, poate ar fi trebuit să învăț să cânt la pian, sau poate ar trebui doar să mă trezesc la realitate. I se părea că trecuse atât de multă vreme de când o văzuse prima oară pe tânăra aceea inteligentă, nerăbdătoare și ambițioasă. Timpul fusese îngăduitor cu ea și rămăsese în loc și pentru el. Mâine trebuie să mă întorc la New York, dar poate vom lua împreună micul dejun, spuse Lara. Aș vrea să pot face asta, dar plec la Tokyo dis de dimineață. Ea a avut un moment de dezamăgire.
De ce?" El început să râdă. Asta fac eu, Lara. Dau 150 de concerte pe an, uneori chiar 200. Cât timp vei fi plecat acum?" 8 săptămâni." O să-mi fie dor de tine," spuse ea încet. Habar n-ai cât de mult." Capitolul 22. În următoarele câteva săptămâni, Lara și Keller au fost la Atlanta să vadă două terenuri la Ainslie Park și unul la Dunwoody. Aflăm niște prețuri pentru Dunwoody," spuse Lara. Am putea face niște apartamente acolo." De la Atlanta au zburat la New Orleans, unde și-au petrecut două zile explorând cartierul general comercial și o zi la lacul Pontchartrain. Lara găsi două locuri care îi plăceau. La o zi după ce se întoarseră, Keller intră în biroul ei. Avem ghinion cu proiectul din Atlanta," zise el. Ce vrei să spui? Cineva ne-a întrecut." Lara îl privi surprinsă. Cum s-a putut? Proprietățile acelea nici nu erau pe piață." Știu, probabil că s-a aflat." Lara dădu din numeri. Bănuiesc că nu le poți câștiga chiar pe toate." După amiaza aceea, Keller îi mai aduse o veste proastă. Am pierdut afacerea de la lacul Pontchartrain." Săptămâna următoare se duseră la Seattle, unde exploră insula Mercer și Kirkland. Era un loc care o interesa pe Lara, așa că imediat ce se întoarse la New York, îi spuse lui Keller: "Hai să punem mâna pe el, cred că e un adevărat izvor de bani." "Ai dreptate." "Ai făcut oferta pentru Kirkland?" întrebă Lara la o ședință a doua zi. Keller scutură din cap. "Cineva ne-a luat-o înainte." Lara căzu pe gânduri. "Howard, vezi dacă poți să afli cine ne face figurile astea." "Îi luăm mai puțin de 24 de ore. Steve Murchison." "El a pus mâna pe toate?" "Da." "Atunci înseamnă că cineva din biroul ăsta are gura spartă." "Așa s-ar părea." Chipul lui era întunecat. A doua zi dimineața angaja o agenție de detectiv pentru a găsi făptașul. Nu avură însă niciun succes. "După părerea noastră, toți angajații dumneavoastră sunt curați, domnișoară Cameron. În niciunul din birouri nu se află microfoane, iar telefonele nu au fost puse sub urmărire." Ajunseseră într-un impas. Poate au fost doar niște simple coincidențe, se gândi Lara, dar nici ea nu credea. Turnul de 68 de etaje din Queens era pe jumătate încheiat și Lara îi invită pe banchieri să vină să vadă cum avansau lucrările. Cu cât erau mai multe etaje, cu atât costa mai mult. Cele 68 de etaje ale Larei erau de fapt 75. Era un truc pe care îl învățase de la Paul Martin. "Toată lumea face așa," râsese Paul. "Nu trebuie decât să schimb numerele etajelor. Și cum faci asta?" "Foarte simplu. Primul set de lifturi este din holul de la intrare până la etajul 24. Al doilea de la 34 la 68. Întotdeauna se face așa." Datorită sindicatelor, la lucrările de construcții existau jumătate de duzină de fantome plătite, oameni care nu existau. Era un director al protecției muncii, un coordonator al construcțiilor, un supraveghetor al materialelor și alții cu funcții cu rezonanță impresionantă. La început, Lara pusese întrebări în legătură cu acest lucru. "Nu-ți face griji," îi spusese Paul, "face parte din costul afacerilor." Howard Keller locuia într-un mic apartament în Washington Square, iar când l-a vizitat într-o seară, Lara și-a aruncat privirile în jur și a spus: "Dar asta e o gaură de șoarece. Trebuie neapărat să te muți de aici." Și la îndemnurile ei s-a mutat într-un apartament mai mare în centru. Într-o seară, când au lucrat până târziu, Lara îi spuse: "Pare extenuat. Ce-ar fi să te duci acasă să te culci, Howard?" "Bună idee," spuse el căscând. "Pe mâine dimineață." "Vino mai târziu," îi spuse Lara. Keller se urcă la volan și porni spre casă, gândindu-se la o afacere pe care tocmai o încheiaseră și la cât de bine se descurcase Lara. Era interesant lucrul alături de ea. Interesant și dificil. Într-un fel, în subconștientul lui, tot mai spera să se întâmple o minune. "Am fost oarbă că n-am văzut până acum, dragul meu, Howard. Nu mă interesează nici Paul Martin, nici Philip Adler. Numai pe tine te-am iubit tot timpul. Slabe-ți șanse." Ajungând acasă, introduse cheia în broască, dar nu se potrivea. Uluit, încercă din nou. Deodată ușa se deschise brusc dinăuntru și în față i-a apărut un necunoscut. "Ce naiba crezi că faci aici?" întrebă omul. Keller îl privi uimit. "Dar locuiesc aici." "Pe naiba." "Dar eu?" spuse el și dintr-o dată își dădu seama. "Îmi pare rău," bâlbâi el, roșu la față. "Am locuit aici. Eu..." Ușa i se trânti în nas și el rămase locului derutat. "Cum am putut să uit că m-am mutat? Am muncit prea mult." Lara se afla în mijlocul unei conferințe când sună telefonul ei personal.
Ai fost foarte ocupată în ultima vreme, scumpa mea. Mi-a fost dor de tine. Am călătorit mult, Paul. Nu putea să-i spună că și ei fusese dor de el. Hai să dejunăm azi împreună. Lara se gândi la tot ce făcuse el pentru ea. Mi-ar face plăcere, spuse ea atunci, fiindcă nu ar fi vrut nici în ruptul capului să îl rănească. Dejunarea la domnul Chose. A râs minunat, spuse Paul. Orice ai făcut, ți-a prii cu siguranță. Cum mai merge treaba la hotelul din Reno? Foarte bine, spuse ea entuziasmată și în următorul sfert de oră îi descrise cum progresau lucrurile. Ar trebui să deschidem peste 2 luni. Un bărbat și o femeie din partea cealaltă a încăperii tocmai plecau. Bărbatul se afla cu spatele la Lara, dar îi părea cunoscut. Când se întoarse pentru o clipă, zări chipul lui Steve Murchison și femeia cu care era îi se părea cunoscută. Când se aplecă să-și ia poșeta, Larei îi se opri inima în loc. Gertrude Mix, secretara mea. Bingo, spuse ea încet. S-a întâmplat ceva? Întrebă Paul. Nu, totul e în regulă. Continuă să-i descrie hotelul. Când se întoarse de la masă, îl chemă pe Keller. Îți aduce aminte de proprietatea din Phoenix pe care am văzut-o acum câteva luni? Da, am refuzat-o. Ai spus că nu era bună. M-am răzgândit, spuse ea și apăsă pe butonul interfonului. Gertrude, vrei să vii puțin, te rog? Da, domnișoară Cameron. Gertrude Mix intră în birou. Aș vrea să-ți dictești ceva, spuse Lara, pentru Baron Brothers din Phoenix. Gertrude începu să scrie. Domnilor, m-am mai gândit în legătură cu proprietatea Scottsdale și m-am hotărât să o cumpăr imediat. Cred că în timp se va dovedi cea mai valoroasă achiziție a mea, dictă ea, iar Keller o privea uluit. Voi lua legătura cu dumneavoastră peste câteva zile pentru a discuta prețul. Toate cele bune, voi semna eu. Da, domnișoară Cameron, asta-i tot? Tot. Keller privi în urma Gertrudei, după care se întoarse spre Lara. Lara, ce faci? Am analizat proprietatea aceea. N-are nicio valoare. Dacă tu... Liniștește-te. Nu se încheie nicio afacere. Atunci de ce? Dacă nu mă înșel, Steve Murchison o va face. Am văzut-o pe Gertrude luând masa cu el astăzi. Keller o privi uluit. Să fiu al naibii. Aș vrea să aștept vreo 2 zile și după aceea să-l sun pe Baron să-l întreb de proprietate. După 2 zile, Keller veni la ea în birou zâmbind. Ai avut dreptate, spuse el. Murchison a înghițit momeala serios de tot. Acum este proprietarul mândru al unui teren de 50 de acri fără nicio valoare. Lara o chemă pe Gertrude Mix. Da, domnișoară Cameron. Ești concediată, spuse Lara. Gertrude o privi surprinsă. Concediată? De ce? Nu-mi plac oamenii cu care ieși. Du-te la Steve Murchison și spune-i că așa am spus eu. Gertrude se făcu palidă. Dar asta e tot. Vei ieși cu escortă de aici. La miezul nopții, Lara îl sună pe Max, șoferul ei. Adu mașina în față, îi spuse ea. Da, domnișoară Cameron. Mașina o aștepta. Unde doriți să mergeți, domnișoară Cameron? Prin Manhattan. Aș vrea să văd ce am făcut. El o privi. Poftim? Vreau să-mi privesc clădirile. Se plimbară prin oraș oprindu-se la centrul comercial, la cel de locuințe și la zgârie nori. Erau Cameron Square, Cameron Plaza, Cameron Center și scheletul lui Cameron Towers. Lara stătea pe bancheta mașinii, uitându-se la fiecare clădire și gândindu-se la oamenii care locuiau și lucrau acolo. Le atinsese viețile. Eu am făcut ca orașul ăsta să arate mai bine, își spuse ea. Am făcut tot ce am vrut. Atunci de ce nu am liniște? Ce-mi lipsește? Dar știa foarte bine. A doua zi dimineață, Lara îl sună pe William Ellerby, impresarul lui Philip. Bună dimineața, domnule Ellerby. Bună dimineața, domnișoară Cameron. Cu ce vă pot fi de folos? Mă întrebam unde concertează Philip Adler săptămâna aceasta. Philip are un program foarte încărcat. Mâine seară va fi la Amsterdam, apoi se duce la Milano, Veneția și... Dori să știi și restul? Nu, nu, ajunge. Eram doar curioasă. Mulțumesc. Cu multă plăcere. Lara intră în biroul lui Keller. Howard, trebuie să plec la Amsterdam. El o privi surprins. Dar ce avem noi acolo? E numai o idee, spuse ea evaziv. O să te anunț dacă e ceva. Spune să-mi pregătească avionul, da? L-ai trimis pe Bert la Londra, ai uitat? O să-i spun să se întoarcă mâine și vreau să plec astăzi, spuse ea cu o înflăcărare care o luă cu totul prin surprindere. O să merg cu un avion de linie, adăugă ea și după ce se întoarse în birou îi spuse lui Katie, rezervăm un loc la primul avion spre Amsterdam cu KLM-ul. Da, domnișoara Cameron. Vei sta mult? O întrebă Keller.
Avem câteva ședințe programate care... Mă întorc peste o zi, două. Vrei să vin și eu cu tine? Îți mulțumesc, Howard. De data asta nu. Am vorbit cu un prieten al meu senator din Washington. Crede că există șansa să se aprobe legea prin care să se elimine o parte din stimulentele fiscale pentru construcții. Dacă se aprobă, va distruge impozitele pe profiturile realizate din vânzarea investițiilor capitale și va stopa deprecierea rapidă. Ar fi o stupiditate, spuse Lara. Ar distruge industria imobiliară. Știu, el este împotrivă. Mulți vor fi împotrivă. Nu va fi aprobată niciodată, spuse Lara. De la bun început, sună telefonul personal. Lara se uită la el. Sună din nou. Nu răspunzi? Întrebă Keller. Larei îi se uscă gura. Nu. Paul Martin ascultă telefonul sunând în gol de o duzină de ori și apoi închise. Stătu multă vreme gândindu-se la Lara. I se părea că în ultima vreme era mai puțin accesibilă, puțin mai distantă. Ar putea exista altcineva? Nu, îi spuse Paul Martin. Ea mi aparține mie. Totdeauna îmi va aparține mie. Zborul cu KLM era plăcut. Locurile de la clasa 1 a acelui mare, 747, erau spațioase și confortabile, iar stewardesele erau foarte atente. Lara era prea nervoasă pentru a putea mânca sau bea ceva. Ce fac? Se întrebă ea. Mă duc la Amsterdam neinvitată și el va fi probabil preocupat chiar și pentru a mă vedea. Dacă alerg după el, s-ar putea să distrug și ultima șansă pe care aș fi putut să o am, dar e prea târziu. Se instală la Grand Hotel de pe Udejitz, Forburgwal 197, unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Amsterdam. Avem un apartament minunat pentru dumneavoastră, domnișoară Cameron, spuse recepționerul. Vă mulțumesc. Înțeleg că Philip Adler are un recital diseară. Știți cumva unde? Bineînțeles. La Concert Gebuvau. Îmi puteți face rost de bilet? Cu multă plăcere. Când intră în apartament, Lara auzi telefonul sunând. Era Howard Keller. Ai avut un zbor plăcut? Da, mulțumesc. Mă gândeam că ai vrea să știi că am vorbit la două bănci pentru afacerea de pe 7th Avenue. Și? Glasul lui vibra. A acceptat cu plăcere. Lara era veselă. Ți-am spus eu, va fi ceva nemaipomenit. Vreau să adun o echipă de arhitecți, constructori, grupul nostru de construcții. Tot. Am înțeles, mai vorbim mâine. Ea închise și se gândi la Howard Keller. Era atât de drăguț. Sunt atât de norocoasă. E întotdeauna lângă mine. Trebuie să-i găsesc pe cineva minunat. Philip Adler era întotdeauna nervos înainte de concert. Repetase cu orchestra de dimineață, mâncase un prânz ușor și apoi, pentru a nu se mai gândi la concert, se duse să vadă un film englezesc. În timp ce urmărea filmul, în minte îi răsuna muzica pe care avea să o interpreteze în seara aceea. Nu-și dădea seama că bătea cu degetele în brațul scaunului, până când la un moment dat persoana care stătea alături îi spuse: "Vreți să nu mai faceți zgomotul ăsta îngrozitor?" "Vă rog să mă scuzați," spuse Philip politicos, după care se ridică, ieși din sala de cinematograf și porni pe străzile Amsterdamului. Vizită Rijksmuseum, se plimbă prin grădina botanică a Universității Libere și se uită în vitrinele magazinelor de pe Hofstraat. La 4 după amiaza se întoarse la hotel pentru a trage un pui de somn. Habar n-avea că Lara Cameron se află chiar în apartamentul de deasupra. La 7, Philip sosi la intrarea artiștilor de la Concert Gebouw, vechea și frumoasa sală de concerte din inima Amsterdamului. Holul era deja plin de cei care ajunseseră mai devreme. În timp ce își îmbrăca fracul în cabină, directorul de la Concert Gebouw dădu buzna deodată. Am vândut absolut toate biletele, domnule Adler, și a trebuit să trimitem acasă o mulțime de oameni. Dacă ați putea rămâne încă o zi, două, aș... Știu că aveți un program încărcat. Voi vorbi cu domnul Ellerby în legătură cu revenirea dumneavoastră aici anul viitor și poate... Dar Philip nu-l asculta. Se concentra asupra recitalului pe care urma să-l dea. În cele din urmă, directorul ridică din umeri în semn că își cerea scuze și ieși făcând plecăciuni. Philip interpreta muzica de nenumărate ori în minte. Cineva bătu în ușa cabinei. Sunteți așteptat pe scenă, domnule Adler. Mulțumesc. Venise timpul.
Philip se ridică, întinse mâinile care îi tremurau ușor. Nu scăpa niciodată de nervozitatea dinaintea unui spectacol. Același lucru li se întâmpla tuturor marilor pianiști. Horowitz, Rubinstein, Serkin. Philip simți un gol în stomac și inima-i bătea cu putere. De ce mă silă să trec prin asemenea chinuri? Se întrebă el, dar știa răspunsul. Se mai uită odată în oglindă, după care ieși din cabină, străbătu coridorul lung și porni să coboare cele 33 de trepte care duceau pe scenă. Fu scăldat într-o baie de lumină în timp ce se îndrepta spre pian. Aplauzele erau asurzitoare. Se așeză la pian și, ca prin farmec, nervozitatea îi dispăru. Era ca și cum o altă persoană îi lua locul, cineva calm, liniștit și perfect stăpân pe sine. Începu să cânte. Lara, care se afla în sală, simți un fior când îl văzu apărând pe scenă. Prezența lui era ca o vrajă. Mă voi căsători cu el," își spuse ea. Știu sigur." După aceea se lăsă pe spate în scaun pradă muzicii lui care o învălui. Recitalul a fost un triumf, iar foierul artiștilor era înțesat de lume după aceea. Philip învățase de mult să împartă mulțimea invitaților în foyer în două categorii, fanii și ceilalți muzicieni. Fanii erau întotdeauna plini de entuziasm. Dacă spectacolul era un succes, felicitările celorlalți muzicieni erau cordiale. Dacă era un eșec, felicitările lor erau foarte cordiale. Philip avea mulți fani adoratori în Amsterdam și în seara aceea foyerul era plin de ei. El se afla în centrul încăperii zâmbind, acordând autografe și fiind politicos și răbdător cu 100 de necunoscuți. În mod invariabil, cineva spunea, mă mai țineți minte? Și el se prefăcea că da. Chipul dumneavoastră mi se pare cunoscut. Își aminti de Sir Thomas Beecham, care născocise ceva pentru a-și ascunde memoria slabă. Când cineva îl întreba, mă mai țineți minte, marele dirijor spunea, bineînțeles, și ce mai faceți și tatăl ce mai face? Formula a funcționat până când după un concert, dar la Londra, o tânără i-a spus în foyer, ați fost minunat, maestre, mă mai țineți minte? Beecham a răspuns galant, bineînțeles, draga mea, ce mai face tatăl tău? Iar tânăra a spus, tata face foarte bine, mulțumesc, și este încă regele Angliei. Philip a acordat autografe peste autografe, ascultând cunoscutele fraze. L-ați făcut pe Bram să reînvie pentru mine. Nici nu vă pot spune cât de mișcat am fost. Am toate albumele dumneavoastră. Vreți să-mi acordați un autograf și pentru mama? Este cea mai mare admiratoare a dumneavoastră. Dar ceva îl făcu să-și ridice privirea. Lara se afla în prag și îl privea. El făcu ochii mari surprins. Vă rog să mă scuzați. Își croi drum spre ea și îi luă mâna. Ce surpriză minunată! Ce faci la Amsterdam? Ai grijă, Lara! Am avut ceva treburi și când am auzit că ai recital, a trebuit să vin. Destul de inocent. Ai fost minunat, Philip. Îți mulțumesc. Eu... Spuse el, dar se opri pentru a mai acorda un autograf. Dacă ești liberă pentru cină... Sunt liberă, spuse ea repede. Luară cina la restaurantul Bali. Când intrară, toată lumea se ridica aplaudând. În Statele Unite, aplauzele ar fi fost pentru mine, își spuse Lara, dar simți o căldură puternică numai pentru că se afla lângă Philip. Este o mare cinste să vă avem printre noi, domnule Adler, spuse Maître d'Hôtel, conducându-i la o masă. Vă mulțumesc. În vreme ce se așezau, Lara se uită de jur împrejur la toți acei oameni care îl priveau cu admirație pe Philip. Te iubesc cu adevărat, nu-i așa? El scutură din cap. Iubesc muzica, eu sunt doar mesagerul. Am învățat acest lucru cu foarte mult timp în urmă. Odată când eram foarte tânăr și poate puțin arogant, am dat un concert la finalul căruia au fost ropote de aplauze puternice, iar eu făceam plecăciuni și zâmbeam plin de mine, până când dirijorul s-a întors cu fața la public, a ridicat partitura deasupra capului și le-a amintit tuturor că, de fapt, pe Mozart îl aplaudau. A fost o lecție pe care n-am uitat-o niciodată. Nu te plictisești să cânți aceeași muzică de fiecare dată, seară de seară? Nu, pentru că niciun recital nu e la fel cu celălalt. Muzica poate fi aceeași, dar dirijorul este altul și orchestra e alta. Comanda răcina și Philip spuse apoi. Încercăm să facem în așa fel ca fiecare recital să fie perfect, dar nu există niciun succes de plin, pentru că avem de-a face cu muzica, iar ea este întotdeauna mai bună decât noi. Trebuie să regândim muzica de fiecare dată pentru a recrea sunetul compozitorului. Nu ești niciodată mulțumit? Niciodată. Fiecare compozitor își are propriul sunet.
Fie că e vorba de Debussy, Brahms, Haydn sau Beethoven, țelul nostru este să surprindem acel sunet deosebit. Li se servi cina. O masă indoneziană care consta din 21 de feluri de mâncare care includeau varietăți de carne, pește, pui, tăieței și două deserturi. Cum poate cineva să mănânce atât? Întrebă Lara râzând. Olandezii au o mare poftă de mâncare. Lui Filip era greu să-și ia ochii de la Lara. Simțea o plăcere ridicolă pentru faptul că ea se afla acolo. Avusese legături cu o mulțime de femei frumoase, dar Lara nu semăna cu niciuna. Era puternică și totuși feminină și absolut inconștientă de frumusețea ei. Îi plăcea vocea ei guturală și sexy. De fapt, îmi place totul la ea, recunoscu Filip în sinea lui. Unde te duci de aici? Îl întrebă ea. Mâine voi fi la Milano, apoi la Veneția, Viena, Paris, Londra și, în final, înapoi la New York. Pare atât de romantic. Filip râse. Nu știu dacă romantic este cuvântul potrivit. Dacă stăm să ne gândim la programele de zbor nesigure, hotelurile necunoscute și mesele la restaurant în fiecare seară. Dar nu prea mă deranjează, pentru că momentele când sunt extraordinare. Sindromul zâmbiți vă rog, însă nu-l pot suferi. Ce-i asta? Să fii tot timpul expus privirilor, să le zâmbești unor oameni pe care nu-i cunoști, de care nu-ți pasă, să trăiești viața într-o lume de străini. Știu cum este, spuse Lara încet. Totdeauna după un concert sunt plin de energie, spuse Filip după cină. N-ai vrea să facem o plimbare pe canal? Cu mare plăcere. Se îmbarcară pe un vaporaș care făcea curse pe Ansel. Era lună plină, dar orașul era scăldat în mii de lumini. Plimbarea pe canal era încântătoare. Printr-un difuzor se revărsau informații în patru limbi. Acum trecem pe lângă locuințele vechi de secole ale negustorilor cu frontoanele lor bogat decorate. În față se află turnurile vechii biserici. Sunt 1200 de poduri peste canale, toate umbrite de minunate alei de ulmi. Trecură pe lângă cea mai îngustă casă din Amsterdam, care era doar cât lățimea ușii de la intrare. Wersterkerk, cu coroana împăratului Habsburg Maximilian, apoi pe sub podul de lemn basculant de peste Amstel, pe sub Magere Brug, podul Schubred și pe lângă nenumărate embarcațiuni locuite, care serveau drept adăpost pentru sute de familii. E un oraș atât de frumos, spuse Lara. Nu ai mai fost niciodată aici? Nu. Și ai venit pentru afaceri? Lara oftă adânc. Nu. El o privi surprins, dar ai spus că... Am venit la Amsterdam ca să te văd. El simți brusc un fior de plăcere. Sunt foarte măgulit. Și mai trebuie să-ți mărturisești ceva. Ți-am spus că mă interesează muzica clasică. Nu-i adevărat. Un zâmbet flutură pe buzele lui Filip. Știu. Lara îl privi mirată. Știi? Profesorul Myers e un vechi prieten al meu, spuse el ușor. M-a sunat să-mi spună că îți preda un curs rapid despre Philip Adler. Era îngrijorat ca nu cumva să ai de gând ceva în privința mea. Avea dreptate, spuse ea încet. Ai pe cineva? Vreo relație serioasă vrei să spui? Lara era deodată stânjenită. Dacă nu te interesează, plec și... Îi luăm mâna între-a lui. Hai să coborâm la prima stație. Când se întoarseră la hotel, găsiră o duzină de mesaje din partea lui Howard Keller. Lara le puse în poșetă fără să le citească. În clipa aceea nimic nu părea mai important în viața ei. În camera ta sau una mea? Întrebă Filip încet. A ta. Era în ea o nerăbdare care o ardea. I se părea că așteptase toată viața clipa aceea. Asta-i lipsa. Îl găsise pe străinul de care era îndrăgostită. Ajunseră în camera lui Filip și amândoi ardeau de nerăbdare. Filip o luă în brațe și începu să o sărute ușor cu tandrețe, explorând în timp ce ea murmura, A, Doamne! Începură să se dezbrace reciproc. Liniștea din încăpere fu întreruptă deodată de un tunet puternic. Încet norii cenușii de pe cer lăsară să șiruiască o ploaie ușoară. Începu încet și blând, mângâind aerul cald, erotic, lingând clădirile, sugând iarba moale și sărutând toate colțișoarele întunecate ale nopții. Era o ploaie caldă, abundentă și senzuală, care cobora încet încet până când ritmul se înteți, preschimbându-se într-o furtună nevalnică, aprigă și poruncitoare, un ritm constant și sălbatic, afundându-se cu din ce în ce mai multă forță, mișcându-se din ce în ce mai repede, până când în cele din urmă explodă într-o serie de tunete.
Deodată, la fel de neașteptat cum începuse să se opri. Lara și Filip se aflau unul în brațele celuilalt epuizați. Filip o ținea strâns, așa încât îi putea simți bătăile inimii. Se gândi la o replică pe care o auzise odată într-un film. S-a mișcat cumva pământul pentru tine? Dumnezeule, da, își spuse el. Dacă ar fi muzică, ar fi barcarolul de Chopin sau fantezia lui Schumann. Îi simțea rotunjimile trupului lipite de el și începu să se excite din nou. Filip, spuse ea cu un glas răgușit, da? Ai vrea să merg cu tine la Milano? Se trezi zâmbind. O, Doamne, da. Bine, murmură Lara și se aplecă deasupra lui, lăsându-și părul moale să se prelingă peste trupul lui zvelt și tare. În clipa aceea reîncepu să plouă. Întorcându-se în camera ei, Lara îi telefonă lui Keller. Te-am trezit cumva, Howard? Nu, spuse el cu un glas somnoros. Totdeauna mă trezesc la 4 dimineața. Ce-i pe acolo? Lara ardea de nerăbdare să-i spună, dar zise doar. Nimic. Plec la Milano. Cum? Dar n-avem nimic la Milano. A, ba, cum să n-avem? Se gândi Lara veselă. Mi-ai primit mesajele? Uita să se le citească. Simțindu-se vinovată, spuse. Nu încă. Am auzit niște zvonuri în legătură cu cazinoul. Ce s-a întâmplat? Au fost niște plângeri în legătură cu licitația. Nu-ți face griji. Dacă se ivește vreo problemă, se va ocupa Paul Martin de ea. Tu ești șefa. Aș vrea să trimiți avionul la Milano. Spune-le piloților să mă aștepte acolo. Voi lua legătura cu ei la aeroport. Bine, dar culcă-te la loc. Dimineața la 4, Paul Martin era perfect treaz. Lăsase nenumărate mesaje pe robotul din apartamentul Larei, dar nu primise niciun telefon. Altădată îi spunea dacă avea de gând să plece. Se întâmpla ceva. Ce avea oare de gând? Ai grijă, draga mea, șopti el. Ai mare grijă. Capitolul 23. La Milano, Lara și Philip Adler se instalară la Antica Locanda Solferino, un local încântător cu numai 12 camere, și își petrecură dimineața făcând dragoste pasionată. După aceea, se duseră la Cernobia și luară masa de prânz la lacul Como, la frumoasa Villa d'Este. Concertul din seara aceea a fost un mare triumf și foierul artiștilor de la Scala era plin de admiratori. Lara stătea la o parte privind cum fanii lui Filip îl înconjoară atingându-l, adorându-l, cerându-i autografe și oferindu-i mici cadouri. Simți deodată o zvâcnire de gelozie. Unele erau tinere și frumoase și Larei îi se părea că intențiile tuturor erau foarte clare. O americancă îmbrăcată într-o rochie elegantă, Friendly spuse, dacă sunteți liber mâine, domnule Adler, va fi o mică cină intimă la mine la vilă, foarte intimă. Larei îi venea să o strângă de gât pe cățea. Filip zâmbi. Mulțumesc, dar mă tem că nu sunt liber. Walter încercă să-i strecoare cheia de la hotel, dar el clătină din cap. Se uită la Lara și zâmbi. Femeile se îngrămădeau în jurul lui. Lei era magnifico, maestro. Molto gentile da parte sua, spuse Filip. L'ho sentito sonare l'anno scorso. Bravo! Grazie, spuse Filip zâmbind. O femeie prinsă de braț. Sarebbe posibile cenare insieme? Filip clătină din cap spunând. Ma non credo che sarà posibile. Lara avea impresia că nu se mai sfârșea totul. În cele din urmă, Filip își făcu drum spre ea și îi șopti. Hai să o ștergem de aici. Si, spuse ea zâmbind. Merseră la Biffy, localul din incinta operei și în clipa când intrară toată lumea în ținută de concert, se ridică începând să aplaude. Maître d'hôtel îi conduse pe Filip și pe Lara la o masă în mijlocul încăperii. Este o mare cinste să vă avem printre noi, domnule Adler. Fu adusă o sticlă de șampanie și toastară. Pentru noi, spuse el cu căldură. Pentru noi. Filip comandă două din specialitățile casei, tot timpul cinei vorbiră și li se părea că se cunoșteau dintotdeauna. Erau mereu întrerupți de oameni care veneau la masă pentru a-l felicita pe Filip și pentru a-i cere autografe. Așa e tot timpul, nu? Îl întrebă Lara. Filip dădu din numeri. Depinde de țară. Pentru fiecare două ore pe care le petreci pe scenă, petreci nenumărate altele acordând autografe sau interviuri. Ca pentru a sublinia ceea ce spuse, se dădu încă un autograf. Ai făcut ca acest turneu să fie minunat pentru mine, îi spuse Filip oftând.
Vestea proastă e că mâine trebuie să plec la Veneția. O să-mi lipsești foarte mult." "N-am fost niciodată la Veneția," spuse Lara. Avionul Larei îi aștepta la aeroportul Linate. Când ajunseră, Filip privi uimit aeronava uriașă. "Ăsta e avionul tău?" "Da, și ne va duce la Veneția." "O să mă răsfez, doamnă." "Asta știam de gând," spuse Lara încet. Aterizare la Veneția după 35 de minute pe aeroportul Marco Polo, unde o limuzină aștepta pentru a-i duce pe mică distanță până la docuri. De acolo urcară pe o embarcațiune cu motor care îi transportă pe insula Giudecca, unde se afla hotelul Cipriani. "Am rezervat două apartamente," spuse Lara. "M-am gândit că ar fi mai discret." Îmbarcă în drum spre hotel, Lara îl întrebă. "Cât vom sta aici? Numai o noapte, mă tem." "Voi da un recital la La Fenice și apoi vom pleca la Viena." Acel vom îi dădu fiori Larei. Discutaseră despre acest lucru cu o noapte în urmă. "Aș vrea să stai cu mine cât poți de mult," spusese Filip. "Dar e sigură că nu te rețin de la ceva mai important?" "Nu există nimic mai important." "Te vei simți bine singură după amiază. Eu voi fi prins cu repetițiile." "Va fi în regulă," îl asigură Lara. După ce își luară în primire apartamentele, Filip o îmbrățișă. "Trebuie să plec la opera acum, dar ai foarte multe de văzut aici. Bucură-te de Veneția." "Ne vedem mai târziu," spuse el și se sărutară. Sărutul vrut să fie scurt, dar se transformă într-unul lung și plin de dorință. "Mai bine plec cât mai pot," murmură Filip, "sau nu voi mai fi în stare să ajung nici până în hol." "Repetiție plăcută," îi spuse ea zâmbind. Și Filip plecă. Lara îi telefonă lui Howard Keller. "Unde ești?" întrebă el. "Am tot încercat să te găsesc, la Veneția." Urmă un moment de tăcere. "Vom cumpăra un canal?" "Mă interesez," spuse ea râzând. "Ar trebui să te întorci," zise Keller. "Se întâmplă o mulțime de lucruri. Tânărul Frank Rose a adus niște planuri noi. Mie îmi plac, dar am nevoie de aprobarea ta pentru..." "Dacă îți plac, dă-i drumul," îl întrerupse ea. "Nu vrei să le vezi?" întrebă Keller cu un glas plin de uimire. "Nu acum, Howard." "Bine, și în privința negocierilor pentru proprietatea aceea din cartierul de vest am nevoie de aprobarea ta. O ai." "Lara, te simți bine?" "Niciodată nu m-am simțit mai bine." "Când te întorci acasă?" "Nu știu. Ținem legătura. La revedere, Howard." Veneția era genul de oraș magic pe care l-ar fi creat Prospero. Lara își petrecu restul dimineții și toată după amiaza explorând. Se plimbă prin piața San Marco, vizită Palatul Dogilor și Clopotnița, hoinării de-a lungul aglomeratului Riova degli Schiavoni, dar oriunde se ducea, se gândea la Filip. Porni pe străduțele lăturalnice șerpuite, pline de prăvălii cu bijuterii, lucruri de piele și restaurante, și se opri să cumpere niște bluze și eșarfe scumpe și articole de lenjerie pentru secretarele de la birou, și pormonee și cravate pentru Keller și ceilalți bărbați. Intră într-un magazin de bijuterii, de unde cumpără pentru Filip un ceas Piaget cu brățară de aur. "Ați putea grava pe el, vă rog, pentru Filip cu dragoste din partea Larei?" Numai rostirea numelui o făcu să-i fie dor de el. Când el se întoarse la hotel, serviră cafeaua în grădina plină de verdeață a hotelului Cipriani. Lara se uită la el și își spuse în sinea ei, "Ce loc perfect ar fi acesta pentru o lună de miere." "Am un cadou pentru tine," spuse ea și îi dădu cutiuța cu ceasul. El o deschise și rămase cu gura căscată. "Dumnezeule, trebuie să fi costat o avere." "N-ar fi trebuit, Lara. Nu-ți place?" "Ba, sigur că-mi place. Este superb, dar..." "Poartă-l și gândește-te la mine." "N-am nevoie de asta pentru a mă gândi la tine, dar îți mulțumesc." "La cât plecăm?" îl întrebă ea. "La 7." Lara se uită atunci la ceasul lui Filip și spuse cu inocență în glas, "Asta înseamnă că avem 2 ore. Sala de concert era plină până la refuz. Spectatorii erau în vervă, aplaudând și ovaționând fiecare număr. La sfârșitul concertului, Lara se duse în foyer pentru a fi alături de Filip. Era la fel ca la Londra, Amsterdam și Milano, iar femeile păreau și mai fermecătoare și mai înflăcărate. Erau cel puțin jumătate de duzină de femei frumoase în încăpere și Lara se întrebă cu care din ele și-ar fi petrecut Filip noaptea dacă ea nu ar fi fost acolo. Cinară la Harry's Bar, unde au fost întâmpinați cu multă căldură de către amabilul proprietar, Arrigo Cipriani.
Ce plăcere să vă văd, signore! Și, signorina, vă rog!" Îi conduse la o masă într-un colț. Comandarea Bellini, specialitatea casei. "Ți-aș recomanda să încep cu pasta e fagioli," îi spuse el. "Este cea mai bună mâncare din lume." Mai târziu, Filip nici nu mai ținea minte ce mâncase. Atât era de vrăjit de Lara. Știa că se îndrăgostea de ea și acest gând îl îngrozea. "Nu pot face un angajament," se gândi el. "Este imposibil. Eu sunt un nomad." Nu suporta să se gândească la clipa când el va părăsi pentru a se întoarce la New York. Ar fi vrut să prelungească seara aceea la nesfârșit. "Este un casino pe Lido," îi spuse el după cină. "Îți place să joci?" Lara a început să râdă. "Ce-i atât de amuzant?" Ea se gândi la toate sutele de milioane pe care le juca înălțând acele clădiri. "Nimic," spuse ea. "Mi-ar face plăcere." Luară o embarcațiune cu motor care îi duse pe insula Lido. Trecură de hotel Excelsior îndreptându-se spre imensa clădire albă care găzduia cazinoul plin de jucători înflăcărați. "Visători," spuse Filip. Filip jucă la ruletă și în jumătate de oră câștigă $2000. "N-am mai câștigat până acum," spuse el întorcându-se spre Lara. "Ești talismanul meu norocos." Jucară până la 3 dimineața când li se făcu din nou foame. O embarcațiune cu motor îi duse în piața San Marco și se plimbară pe străduțe până ajunseră la Cantina Domori. "Acesta este unul dintre cele mai bune, cred," zise Lara. "Dar ce este un bacaros?" "Un bar unde se servesc cicheti, diverse delicatese locale." O ușă din sticlă dădea spre un spațiu întunecat și îngust unde cratițe de cupru atârnau de tavan și o mulțime de mâncăruri erau înșirate pe o masă lungă. Se întoarseră la hotel în zori, se dezbrăcară și Lara spuse, fiindcă veni vorba de delicatese. A doua zi dimineață de vreme, Lara și Filip zburară spre Viena. "Când mergi la Viena e ca și cum ai merge într-o altă țară," îi spuse el. "Există o legendă potrivit cărea, piloții ar spune, doamnelor și domnilor, ne apropiem de aeroportul din Viena. Vă rugăm să aveți grijă ca spătarele scaunelor și măsuțele să se afle în poziție dreaptă. Abțineți-vă de la fumat până în aerogară și dați-vă ceasurile în urmă cu 100 de ani." Lara râse. "Părinții mei s-au născut aici. Vorbeau mereu de vremurile trecute și mă făceau invidios." Mergeau pe Ringstrasse și Filip era teribil de tulburat ca un copil care ardea de nerăbdare să-și împartă comorile cu ea. "Viena este orașul lui Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms," spuse el și o privi zâmbind. "A, am uitat că ești o expertă în muzică clasică." Se instalară la Hotel Imperial. "Trebuie să mă duc în sala de concerte," îi spuse el, "dar am hotărât că mâine să fim toată ziua liberi. Vreau să-ți arăt Viena. Mi-ar face mare plăcere, Filip." "O luăm brațe." "Aș vrea să fi avut mai mult timp acum," spuse el cu amărăciune. "Și eu." O sărută ușor pe frunte. "O să ne luăm revanșa diseară." I-a ținut strâns. "Promisiuni." Concertul a avut loc în seara aceea la Musikverein. Recitarul constă în compoziția lui Chopin, Schumann și Prokofiev și fu un nou triumf pentru Filip. Foaierul era din nou plin, numai că de data asta limba era germană. "Sie waren wunderbar, Herr Adler." "Das ist sehr nett von Ihnen," spuse Filip zâmbind. "Danke." "Ich bin ein großer Anhänger von Ihnen." Filip zâmbiar. "Sie sind sehr freundlich." Vorbea cu ei, dar nu-și putea lua ochii de la Lara. După recitar, Lara și Filip luară o cină târzie la hotel. Îi întâmpină maître d'hôtel. "Câtă cinste!" exclamă el. "Am fost la concert în seara asta, a fost magnific." "Sunteți foarte amabil," spuse Filip cu modestie. Cina era delicioasă, dar amândoi erau prea tulburați unul de celălalt pentru a putea mânca. Când chelnerul întrebă, "Doriți ceva la desert?" Filip răspunse repede, "Da." Dar se uita la Lara. Instinctele îi spuneau că nu era în regulă ceva, nu fusese niciodată atât de mult plecată fără să-i spună unde era. Oare levita intenționat? Dacă o făcea, nu putea fi decât un singur motiv. "Și așa ceva nu pot îngădui," își spuse Paul Martin. O rază paridă de lună pătrunse pe fereastră, aruncând umbre slabe pe tavan. Lara și Filip stăteau în pat goi, urmărindu-și umbrele, mișcându-se deasupra capetelor. Unduirea perdelelor făcea ca umbrele să danseze încet și legănat. Se apropiau încet, se separau și se uneau din nou, până când se împreunară devenind una singură și dansul sânteții, mai mult și mai mult, sălbatic și deodată încetă, și doar perdelele se unduiau încetişor.
Avem o zi întreagă și o seară de stat aici," spuse Filip a doua zi dimineață de vreme. Vreau să-ți arăt o mulțime de lucruri." Luară micul dejun jos în sufrageria hotelului, apoi porniră spre Kärntnerstraße, unde circulația mașinilor era interzisă. Magazinele erau pline de haine frumoase, bijuterii și antichități. Filip închirie o trăsură cu un cal și porniră la plimbare pe străzile largi ale orașului. Pering Road. Vizitară palatul Schönbrunn și admirară superba colecție de trăsuri imperiale. După amiază luară bilete la școala de călărie spaniolă, unde văzură armăsarii Lipizzaner. După ce merseră la prater, Filip spuse, acum vom păcătui. Oh, nu, spuse el râzând, mă gândeam la altceva. O duse la Demels să guste incomparabilele produse de patiserie și cafea. Lara era fascinată de combinația stilurilor arhitectuale din Viena, frumoase clădiri în stil baroc, construite cu secole în urmă alături de cele ultramoderne. Pe Filip îl interesau compozitorii. Știai că Franz Schubert a început prin a fi cântăreț aici? Era în corul capelei imperiale și când vocea i s-a schimbat la 17 ani, a fost dat afară. Atunci s-a hotărât să compună. Luară o cină ușoară la un mic bistro și se opriră la o tavernă în Grinzing. Vrei să facem o plimbare pe Dunăre? Întrebă Filip după aceea. Era o seară perfectă, cu o lună plină, sclipitoare și o briză ușoară de vară. Stelele străluceau aproape. Ne luminează pe noi pentru că suntem atât de fericiți, se gândi Lara. Se îmbarcară pe un vaporaj de curse și, dintr-un difuzor, răzbăteau acordurile lente ale valsului Dunărea Albastră. În depărtare văzură o stea căzătoare. Repede, puneți o dorință, spuse Filip. Lara închise ochii și tăcu o clipă. Ți-ai pus o dorință? Da. Ce? Lara își ridică privirea spre el și spuse cu multă seriozitate. Nu pot să-ți spun, altfel nu se împlinește. Voi avea grijă să se împlinească, își spuse ea. Filip se lăsă puțin pe spate și îi zâmbi. E perfect, nu-i așa? Poate fi mereu astfel, Filip. Ce vrei să spui? N-am putea căsători. Asta era spus deschis. El nu se gândise la altceva în ultimile zile. Era teribil de îndrăgostit de Lara, dar știa că nu se putea angaja față de ea. Lara este imposibil. Chiar așa? De ce? Doar ți-a mai explicat, draga mea. Aproape tot timpul sunt plecat în astfel de turnee. Tu nu vei putea călători cu mine mereu, nu? Nu, spuse ea, dar vezi, n-ar merge. Mâine la Paris îți voi arăta. Nu voi merge la Paris cu tine, Filip. El crezu că nu înțelesese bine. Poftim? Lara trase adânc aer în piept. Nu te voi mai vedea niciodată. A fost ca o lovitură în stomac. De ce? Te iubesc, Lara. Eu... Și eu te iubesc, dar nu sunt un divertisment. Nu vreau să fiu doar încă una din admiratoarele tale care aleargă după tine. O poți avea pe oricare vrei din ele. Lara, eu nu vreau pe nimeni altcineva decât pe tine, dar nu-ți dai seama, draga mea, că ar fi o căsnicie nereușită. Avem vieți separate care sunt importante pentru amândoi. Aș vrea să fim împreună mereu și n-am putea. Asta e atunci, nu? Spuse Lara încordată. Nu ne vom mai vedea niciodată, Filip. Stai, te rog, hai să mai discutăm, hai să mergem în camera ta și... Nu, Filip, te iubesc foarte mult, dar așa nu vreau să continui. S-a terminat. Dar nu vreau să se termine, insistă el. Răzgândește-te. Nu pot, îmi pare rău. Totul sau nimic. Tăcură tot restul drumului înapoi spre hotel. Când ajunseră în hol, Filip spuse, ce-ar fi să mergem în camera ta? Am putea să mai stăm de vorbă despre asta. Nu, dragul meu, nu mai avem despre ce să stăm de vorbă. O urmări cum intra în lift și dispare. Când ajunse în apartamentul ei, Lara auzi telefonul sunând. Se grăbi să răspundă. Filip, sunt eu, Howard. Am încercat toată ziua să dau de tine. Reuși să-și ascundă dezamăgirea. S-a întâmplat ceva? Nu, voiam să văd ce faci. E foarte multă treabă pe aici. Când crezi că te întorci? Mâine, zise ea. Mâine mă întorc la New York, spuse Lara din nou și puse receptorul jos încet. Rămase acolo lângă telefon, uitându-se la el și rugându-se să sune. Trecură două ore și nu scoase niciun sunet. Am făcut o greșeală, îi spuse Lara cu amărăciune.
I-am dat un ultimatum și l-am pierdut. Dacă aș fi așteptat măcar, dacă aș fi mers la Paris cu el, dacă... Încercă să-și închipuie viața fără Filip. Era prea dureros, dar nu puteam continua astfel. Se gândia, vreau să ne aparținem unul altuia. A doua zi trebuia să se întoarcă la New York. Se întinse pe canapea complet îmbrăcată cu telefonul alături. Se simțea slăită de puteri, știa că nu va putea dormi. Dar a dormit. În camera lui, Filip se plimba încoace și încolo ca o fiară într-o cușcă. Era furios pe Lara, furios pe sine. Nu putea suporta gândul că nu o va mai vedea, că nu o va mai ține în brațe. La naiba cu toate femeile, îi spuse el. Părinții lui îl preveniseră. Viața ta e muzica. Dacă vrei să fii cel mai bun, nu mai e loc pentru nimic altceva. Și până nu o cunoscuse pe Lara, crezuse acest lucru. Acum însă totul se schimbase. La naiba. Am trăit clipe minunate. De ce a trebuit ea să distrugă tot? O iubea, dar știa că nu se putea căsători niciodată cu ea. O trezi soneria telefonului, se ridică în capul oaselor pe canapea buimacă și se uită la ceasul de perete. Era 5 dimineața. Somnoroasă, Lara ridică receptorul. Howard? Era glasul lui Filip. Ce-i zice dacă ne-am căsătorit la Paris? Capitolul 24. Despre căsătoria Larei Cameron cu Philip Adler s-a scris în lumea întreagă. Când a aflat vestea, Howard Keller s-a îmbătat pentru prima oară în viața lui. Își spusese tot timpul că pasiunea pe care Lara o făcuse pentru Philip avea să fie ceva trecător. Lara și cu mine facem o echipă, ne aparținem unul altuia, nimeni nu ne poate despărți. Stătu bea două zile și când se trezi îi telefonă Larei la Paris. Dacă e adevărat, spune-i lui Philip că am zis eu că e cel mai norocos bărbat de pe pământ. E adevărat, îl asigură Lara veselă. Par fericită. Niciodată n-am fost mai fericită. Mă bucur pentru tine, Lara. Când te întorci acasă? Philip dă un concert la Londra mâine, după aceea ne întoarcem la New York. Ai vorbit cu Paul Martin înainte de nuntă? Ea ezită. Nu. Nu crezi că ar trebui să o faci acum? Ba da, desigur. Fusese mult mai îngrijorată decât voise să se recunoască și față de sine. Nu știa deloc cum avea să primească vestea căsătoriei ei. Voi vorbi cu el când mă voi întoarce. O să mă bucur să te văd. Mi-e dor de tine. Și mie mi-e dor de tine, Howard, spuse ea și era foarte adevărat. Era foarte drăguț, fusese totdeauna un prieten bun și loial. Nu știu ce m-aș fi făcut fără el, își spuse ea. Când avionul 727 opri la terminalul Butler Aviation de la aeroportul LaGuardia din New York, ziariștii năvăliră în forță. Erau reporteri de la ziare și camere de luat vederi de la televiziune. Directorul aeroportului îi conduse pe Lara și pe Filip în biroul de primire. Vă pot scoate eu de aici, le spuse el, sau... Hai să terminăm odată, dragul meu, îi spuse Lara lui Filip. Altfel n-or să ne lase în pace. Conferința de presă dură 2 ore. Unde v-ați cunoscut? Dintotdeauna v-a pasionat muzica clasică, doamnă Adler. De cât timp vă cunoașteți? Veți trăi la New York? Veți renunța la turnee, domnule Adler? În sfârșit se termină. 2 limuzine îi așteptau. Cea de-a doua era pentru bagaje. Nu sunt obișnuit cu toate astea, spuse Filip. O să te obișnuiești, zise Lara râzând. Unde mergem? O întrebă el pe drum. Am un apartament pe strada 57. Cred că va fi mai confortabil la mine, dragul meu. Arunci o privire și dacă-ți place, îți aduci lucrurile. Ajunseră la cameră în plața. Filip se uită la uriașa clădire. Asta e a ta? A câtorva bănci și a mea. Sunt impresionat. Lara îi strânse brațul. Bun, asta și vreau. Holul de la intrare fusese proaspăt decorat cu flori. O jumătate de duzină de angajați așteptau să-i întâmpine. Bun venit acasă, doamnă și domnule Adler. Filip privi în jur și exclamă. Dumnezeule, toate astea sunt ale tale? Ale noastre, scumpul meu. Liftul îi duse sus în apartamentul de la ultimul nivel, care era cât tot etajul 45. Le deschise un valet. Bun venit acasă, doamnă Adler. Mulțumesc, Sims. Îl prezentă pe Filip celorlalți din personal și îl conduse prin tot apartamentul. Era format dintr-un salon mare și alb plin de antichități, o terasă spațioasă închisă, o sufragerie, 4 dormitoare mari, 3 dormitoare pentru servitori, 6 băi, o bucătărie, o bibliotecă și un birou. Ce zici? Te-ai putea simți bine aici, dragul meu? Îl întrebă Lara. Filip zâmbi. E puțin cam strâmt, dar mă descurc eu.
În mijlocul salonului se afla un frumos și nou pian Bechstein. Filip se duse lângă el și își trecu degetele peste clape. "E minunat," spuse el. "Este darul meu de nuntă," îi spuse ea aducându-se lângă el. "Adevărat?" Era profund mișcat. Se așeze la pian și începu să cânte. "Abia l-am acordat pentru tine," spuse ea, ascultând cascada de note care umplau încăperea. "Îți place?" "La nebunie. Îți mulțumesc, Lara." "Poți cânta aici pentru sufletul tău." Filip se ridică de pe scaunel. "Ar trebui să-l sun pe Ellerby," spuse el. "Probabil că încearcă să dea de mine." "E un telefon în bibliotecă, dragul meu." Lara se duse în biroul ei și dădu drumul robotului. Erau jumătate de duzină de mesaje de la Paul Martin. "Lara, unde ești? Mi-e dor de tine, draga mea." "Lara, bănuiesc că ești plecată din țară, altfel aș fi primit vreo veste de la tine." "Sunt îngrijorat din cauza ta, Lara, sună-mă." Apoi tonul se schimbă. "Tocmai am aflat de căsătoria ta. E adevărat, trebuie să vorbim." Filip intrase în încăpere. "Cine este misteriosul de la telefon?" întrebă el. Lara se răsuci. "Un vechi prieten al meu." Filip veni atunci lângă ea și o îmbrățișă. "Este cineva pe care ar trebui să fiu gelos?" "Nu trebuie să fii gelos pe nimeni din lumea asta," spuse ea încet. "E singurul bărbat pe care l-am iubit vreodată." "Și este adevărat." "Iar tu ești singura femeie pe care am iubit-o vreodată." Mai târziu, în după amiaza aceea, în timp ce Filip cânta la pian, Lara se duse în birou și îl sună pe Paul Martin. El îi răspuns aproape imediat. "Te-ai întors," spuse cu o voce încordată. "Da." Îi era groază de conversația aceea. "Trebuie să-ți spun că vestea a fost foarte șocantă, Lara." "Iartă-mă, Paul, eu..." "S-a întâmplat foarte brusc." "Cu siguranță." "Da," spuse ea, încercând să-și dea seama în ce toane era. "Credeam că era ceva frumos între noi, credeam că era ceva deosebit. A fost, Paul, dar ar fi bine să vorbim." "Eu... Hai să luăm masa mâine împreună." "La Vitelos, la 1." Era un ordin. Lara ezită. Ar fi fost o prostie să-l supere și mai mult. "Bine, Paul, voi fi acolo." Legătura se întrerupse, dar Lara rămase locului îngrijorată. Cât de supărat era Paul oare și avea să facă ceva? Capitolul 25. A doua zi dimineață, când Lara sosi la Cameron Center, întregul personal îi ieși în întâmpinare. "O veste minunată! A fost o surpriză pentru noi toți." "Sunt sigură că vei fi foarte fericită." Și așa mai departe. Howard Keller o aștepta în biroul ei, o îmbrățișă cu căldură. "Pentru cineva căruia nu-i place muzica clasică, te-ai descurca foarte bine." "Nu-i așa?" făcuia zâmbind. "Va trebui să mă obișnuiesc să-ți spun, doamnă Adler." Zâmbetul Larei pieri. "Cred că din motive de afacere ar fi mai bine să-mi păstrez numele de Cameron, nu?" "Cum spui tu?" "Eu știu că mă bucur foarte mult că te-ai întors." S-au îngrămădit toate. Lara se așeză pe un fotoliu în fața lui Howard. "Bine, spune-mi ce se întâmplă." "Ei bine, hotelul din cartierul de vest va fi o pierdere de bani. Avem un cumpărător din Texas care ar fi interesat, dar am trecut ieri pe acolo. Hotelul este într-o stare jalnică. Trebuie complet remobilat și asta duce la vreo 5-6 milioane." "Cumpărătorul l-a văzut?" "Nu, i-am spus că îi arăt mâine." "Arată el săptămâna viitoare. Du niște zugrave acolo. Fă-l să arate extrem de curat și aranjează ca o mulțime de oameni să se afle în hol când va fi el acolo." El zâmbi. "Am înțeles. Frank Rose a venit cu niște schițe noi. Așteaptă în biroul meu." "O să mă uit la ele." "Știi, Midland Insurance Company, care trebuia să se mute în noua clădire?" "Da." "Nu au semnat acordul încă." "Stau puțin la îndoială." Lara notă ceva. "Voi vorbi cu ei. Altceva?" "Știi împrumutul de 75 de milioane de la banca Gotham pentru noul proiect?" "Da, îl retrag. După părerea lor, este prea mult." "Ce dobândă aveau de gând să ne perceapă?" "17%. Fixează o întâlnire cu ei." "Ne vom oferi să plătim o dobândă de 20%. El o privi cu gura căscată. 20%? Dumnezeule, Lara, nimeni nu plătește 20%. "Prefer să trăiesc la 20%, Howard, decât să mor la 17%. Fă cum ți-am spus." "Bine." Dimineața trecu ușor. La 12:30, Lara spuse. "Mă duc să iau masa cu Paul Martin." Howard păru îngrijorat. "Ai grijă să nu te transformi în vreun fel de mâncare." "Ce vrei să spui?" "Vreau să spun că e sicilian. Ei nu iartă și nu uită." "Devii melodramatic. Paul nu mi-ar face niciodată vreun rău." "Sper să ai dreptate."
Paul Martin o aștepta pe Lara la restaurant, părea slăbit și tras la față și avea cearcăne de parcă nu ar fi dormit bine. Bună, Lara!" spuse el fără să se ridice. Paul!" zise ea așezându-se în fața lui. Ți-am lăsat niște mesaje stupide, îmi pare rău, habar nu aveam," spuse el și dădu din numeri. Ar fi trebuit să-ți spun, Paul, dar totul s-a petrecut atât de repede." Da," spuse el studiindu-i chipul. Arăți minunat. Îți mulțumesc. Unde l-ai cunoscut pe Adler?" La Londra." Și te-ai îndrăgostit de el așa pur și simplu?" o întrebă el și în glas avea amărăciune. Paul, ce-a fost între noi a fost minunat, dar mie nu mi-era de ajuns. Aveam nevoie de mai mult. Aveam nevoie de cineva la care să mă întorc în fiecare seară." El o asculta privind-o. Nu ți-aș putea face absolut nimic rău, dar asta pur și simplu s-a întâmplat. Mai multă liniște. Te rog să înțelegi." Da," spuse el și un zâmbet înghețat îi flutură pe buze. Bănuiesc că nu am de ales, nu?" Ce-ai făcut e bun făcut. Am fost doar teribil de șocat când am citit în ziare și am văzut la televizor. Credeam că suntem apropiați." Ai dreptate," spuse Lara din nou. Ar fi trebuit să-ți spun." El întinse mâna și îi mângâie bărbia. Am fost nebun după tine, Lara, și bănuiesc că mai sunt încă. Ai fost miracolo al meu. Aș fi putut să-ți dăruiesc orice ți-ai fi dorit, numai ce-ți dăruiește el nu. O verighetă. Te iubesc destul de mult pentru a vrea să fii fericită." Lara a avut un sentiment de mare ușurare. Îți mulțumesc, Paul. Când îți voi cunoaște soțul?" Vom da săptămâna viitoare o petrecere pentru prieteni. Vei veni?" Bineînțeles. Spune-i să se poarte bine cu tine, altfel va trebui să-mi dea socoteală." O să-i spun," zise ea zâmbind. Când se întoarse la birou, Lara îl găsi pe Howard Keller așteptând-o. Cum a mers?" o întrebă el nervos. Bine, te-ai înșelat în privința lui Paul. S-a purtat foarte frumos." Bun, mă bucur că m-am înșelat. Ți-am fixat niște întâlniri pentru mâine dimineață cu..." Anulează-le," spuse Lara. Mâine voi sta acasă cu soțul meu. Vom fi în luna de miere în următoarele câteva zile." Mă bucur că ești atât de fericită," spuse Howard. Howard, sunt atât de fericită încât mi-e frică. Mi-e frică să nu mă trezesc și să descoper că totul nu-i decât un vis. Nu mi-am închipuit că cineva poate fi atât de fericit." El zâmbi. Bine, mă descurc eu cu întâlnirile." Îți mulțumesc," spuse ea și îl sărută pe obraz. Filip și cu mine vom da o petrecere săptămâna viitoare. Te așteptăm." Petrecerea a avut loc sâmbăta următoare în apartamentul Larei. Era mâncare berechet și peste 100 de invitați. Lara invitase pe bărbații și femeile cu care lucra, banchieri, arhitecți, oficialități ale orașului, urbaniști și șefi de sindicate. Filip își invitase prietenii muzicieni, melomani și donatori. Combinația se dovedi dezastruoasă. Nu pentru că grupurile nu ar fi încercat să se combine. Problema era că majoritatea dintre ei nu aveau nimic în comun. Pe constructori îi interesau construcțiile și arhitectura, iar pe muzicieni îi interesau muzica și compozitorii. Lara prezentă un urbanist unui grup de muzicieni. Omul rămase locului încercând să urmărească discuția. Știți ce credea Rossini despre muzica lui Wagner? Într-o zi s-a așezat cu fundul pe clapele pianului și a spus: așa-mi sună mie Wagner. Wagner a meritat-o. Când a izbucnit un incendiu la Teatrul Ring din Viena, în timpul spectacolului Povestirea lui Hoffmann, 400 de oameni au murit în flăcări. Când a auzit Wagner, știți ce a spus? Asta merită dacă ascultă o operetă de Offenbach. Urbanistul se îndepărtă repede. Lara îi prezentă pe câțiva din prietenii lui Filip unui grup de persoane din domeniul imobiliar. Important este că ai nevoie de semnături la 35% de chiriași înainte să termin de construit clădirea. Dacă vrei să știi părerea mea, mie mi se pare o regulă stupidă. De acord. Acum să trecem la hoteluri. Știți că hotelurile din Manhattan practică acum prețuri de $200 în medie pe noapte? La anul, muzicienii plecară. Conversația părea să se desfășoare în două limbi cu totul diferite. Problema e că vienezii iubesc compozitorii morți. Un hotel nou se construiește pe două loturi între străzile 47 și 48. Poate că nu e cel mai mare dirijor din lume, dar bagheta lui e genială. Mi-amintesc că o mulțime de oameni au spus că acea catastrofă din 1929 de la bursa acțiunilor n-a fost chiar un lucru atât de rău. I-a învățat pe oameni să bage banii în imobile. Și la sfârșit, înainte să plece, Brahms a spus: dacă e cineva pe care am uitat să-l insult, îmi cer scuze. Turnul Babel. Paul Martin veni singur și Lara se duse repede la ușă să-l întâmpine. Mă bucur atât de mult că ai putut veni, Paul.
N-aș fi pierdut ocazia pentru nimic în lume," spuse el privind în jur. Aș vrea să-l cunosc pe Filip." Lara îl duse la Filip, care stătea cu un grup. Filip, el este un vechi prieten al meu, Paul Martin." Filip întinse mâna. Încântat să vă cunosc." Cei doi bărbați își strânseră mâinile. Sunteți un om foarte norocos, domnule Adler. Lara este o femeie remarcabilă." Asta-i tot spun și eu," zise Lara zâmbind. Nu e nevoie să mi-o spună," spuse Filip. Știu foarte bine cât sunt de norocos." Paul îl studie. Într-adevăr, Lara simțea tensiunea din atmosferă. Mă duc să-ți aduc un cocktail," îi spuse a lui Paul. Nu, mersi. Ai uitat că nu beau." Lara își mușcă buzele. A, da. Hai să-ți prezint invitații," îi spuse ea apoi și îl conduse prin încăpere prezentându-l unora din oaspeți. Unul din muzicieni spuse: Leon Fisher dă un recital mâine seară. N-aș pierde ocazia nici în ruptul capului." Apoi, întorcându-se spre Paul Martin, care stătea lângă Howard Keller, adăugă: L-ați auzit cântând?" Nu, este remarcabil. Cântă numai cu mâna stângă, bineînțeles." Paul Martin era surprins. Și de ce face asta?" Acum vreo 10 ani, Fleischer a făcut sindromul tunel carpian la mâna dreaptă. Dar cum poate da un recital cu o singură mână?" O jumătate de duzină de compozitori au scris concerte pentru mâna stângă. Demuth, Franz Schmidt, Korngold și un foarte frumos concert de Ravel. Câțiva oaspeți îl rugară pe Filip să cânte ceva. Bine, pentru mireasa mea," spuse el și așezându-se la pian începu o temă dintr-un concert de pian al lui Rachmaninov. Toată lumea tăcu. Cu toții păreau vrăjiți de minunatele acorduri care umpleau apartamentul. Când Filip se ridică, se auziră aplauze puternice. O oră mai târziu petrecerea începu să se spargă. După ce conduseră și ultimul invitat la ușă, Filip spuse: A fost o petrecere în toată regula." Nu poți suferi petrecerile mari, nu-i așa?" întrebă Lara. Filip o luă în brațe zâmbind. S-a văzut?" O să facem asta la fiecare 10 ani," promise ea. Filip, n-a avut impresia că parcă invitații noștri ar fi venit de pe două planete total diferite?" El își lipi buzele de obrazul ei. Nu contează, noi avem planeta noastră. Hai să o facem să se învârtească." Capitolul 26. Lara se hotărâ să lucreze acasă dimineața. Vreau să fim împreună cât mai mult timp posibil," îi spuse a lui Filip. O rugă pe Katy să-i aranjeze ca un anumit număr de secretare să vină acasă la ea pentru angajare. Vorbi cu vreo jumătate de duzină înainte să apară Marian Bell. Avea în jur de 25 de ani, un păr blond, moale, trăsături atrăgătoare și o personalitate caldă. Ia loc," spuse Lara. Mulțumesc." Lara se uită pe autobiografia ei. Ai absolvit colegiul Wellesley?" Da." Cu B.A. De ce vrei să lucrezi ca secretară?" Cred că pot învăța foarte multe lucrând pentru dumneavoastră, fie că obțin acest post, fie că nu. Rămân o mare admiratoare a dumneavoastră, domnișoară Cameron." Zău, de ce?" Sunteți modelul meu. Ați realizat atât de multe și ați făcut-o singură." Lara o studie pe tânără. Slujba asta înseamnă lucru până târziu. Eu mă trezesc de vreme. Ai lucrat la mine acasă. Ai începe programul la 6 dimineața. N-ar fi o problemă. Îmi place să muncesc mult." Lara zâmbi. Îi plăcea Marian. Te voi pune la încercare o săptămână," spuse ea. La sfârșitul săptămânii, Lara știa că descoperise un juvaier. Marian era capabilă, inteligentă și plăcută. Treptat se stabili o rutină. Dacă nu era vreo urgență, Lara își petrecea diminețile lucrând acasă, iar după amiaza se ducea la birou. În fiecare dimineață, Lara și Filip luau micul dejun împreună, după care Filip se ducea la pian, unde, îmbrăcat într-o bluză fără mâneci și blugi, exersa timp de 2-3 ore, timp în care Lara se ducea în birou și îi dicta lui Marian. Uneori, Filip îi cânta melodii vechi scoțiene, Annie Laurie și trecând prin lanul de secară, ceea ce o mișca foarte mult. Apoi luau prânzul împreună. Povestește-mi despre viața ta în Glass Bay," spuse Filip. Ar dura cel puțin 5 minute," zise ea zâmbind. Nu, vorbesc serios, chiar vreau să știu." Îi povesti despre pensiune, dar nu-i putu vorbi de tatăl ei. Îi vorbi despre Charles Conn și Filip spuse: Bravo lui, mi-ar face plăcere să-l cunosc într-o zi. Sunt sigură că-l vei cunoaște." Lara îi spuse apoi despre experiența cu Sean McAllister și Filip zise: Ticălosul, lași-o mură." O ținu strâns în brațe pe Lara și adăugă: Nimeni nu o să-ți mai facă rău vreodată." Filip lucra la un concert. Ea l-auzea cântând câte 3 note la rând, apoi iar și iar, după care continua exersând încet, reluând tempoul până când, în cele din urmă, frazele diferite se îmbinau într-una singură. La început, Lara intra în salon,
unde Philip cânta și îl întrerupea. Dragul meu, suntem invitați la Long Island în weekend. Ai vrea să mergem? Sau, am bilete la noua piesă a lui Neil Simon. Sau, Howard Keller ar vrea să ieșim cu toții sâmbătă seară. Philip încercase să fie răbdător, dar în cele din urmă spuse, Lara, te rog, nu mă întrerupe când sunt la pian, îmi strici concentrarea. Iartă-mă, spuse ea, dar nu înțeleg de ce exersezi în fiecare zi, doar nu dai un concert acum. Exersez în fiecare zi tocmai ca să pot da un concert. Vezi tu, draga mea, când construiești o clădire și faci o greșeală, aceasta poate fi îndreptată. Poți schimba planurile sau reface instalația de apă sau pe cea electrică sau orice altceva. În schimb, la un recital nu mai ai a doua șansă. Cânți în fața unui public și fiecare notă trebuie să fie perfectă. Iartă-mă, se scuză Lara. Înțeleg. Filip o luă în brațe. E o glumă veche despre un tip care se învârtea prin New York cu o cutie de vioară în mână. Se rătăcise. La un moment dat oprește un necunoscut și îl întreabă. Cum pot să ajung la Carnegie Hall? Exersând, îi răspunde necunoscutul. Lara râse. Hai, du-te înapoi la pian, te las în pace. Stătea în biroul ei și asculta acordurile slabe ale pianului, spunându-și în sine ei. Sunt atât de norocoasă. Mii de femei m-ar invidia că pot sta aici să-l ascult pe Philip Adler cântând. Își dorea numai să nu exerseze atât de mult. Amândouă le plăcea să joace table, iar seara, după cină, stăteau în fața căminului și jucau partide aprig comice. Lara adora acele clipe când era singură cu el. Cazinoul din Reno era gata să fie deschis. Cu 6 luni în urmă, Lara avusese o întrevedere cu Jerry Townsend. Vreau să se citească despre această inaugurare și în Timbuktu, spuse Lara. Îl aduc pe bucătarul șef de la Maxim's pentru această ocazie. Te rog să faci tot ce poți și să-mi aduci cele mai mari celebrități. Încep cu Frank Sinatra și cobor din ce în ce mai jos. Vreau ca pe lista invitaților să se afle cele mai mari nume de la Hollywood, New York și Washington. Vreau ca oamenii să se bată pentru a ajunge pe această listă. Acum Lara o examină și spuse, ai făcut treabă bună. Câte refuzuri ai primit? Vreo 2 duzini, spuse Townsend. Nu-i rău pentru o listă de 600. Nu-i deloc rău, aprobă Lara. Keller o sună pe Lara dimineață. Vești bune, spuse el. Am primit un telefon de la bancherii elvețieni. Vin încoace să te vadă pentru a discuta despre asociere. Excelent. La ora 9 în biroul meu. Voi aranja. La cină în seara aceea, Philip spuse. Lara, mâine mă duc să înregistrez. Ai mai fost vreodată într-un studio de înregistrări? Nu. Ai vrea să vii să vezi cum e? Lara ezită, gândindu-se la ședința cu elvețienii. Bineînțeles, spuse ea. Îi telefonă lui Keller. Încep ședința fără mine, voi veni și eu când voi putea. Studioul de înregistrări se afla pe strada 34 Vest, într-un depozit mare plin cu aparatură electronică. În încăpere se aflau 130 de muzicieni și o cabină de control din sticlă, unde lucrau inginerii de sunet. Larei se părea că înregistrarea mergea prea încet. Se tot opreau și reluau. Într-una din aceste pauze îl sună pe Keller. Unde ești? O întrebă el. Ei întrețin eu, dar ei vor să stea de vorbă cu tine. Vin și eu într-o oră, două, spuse ea. Ține-i de vorbă. 2 ore mai târziu înregistrarea mai continua. Lara îl sună din nou pe Keller. Îmi pare rău, Howard, nu pot pleca, spune-le să vină mâine. Dar ce e atât de important? Întrebă Keller. Soțul meu, spuse Lara și închise. Când se întoarseră acasă, Lara spuse, săptămâna viitoare mergem la Reno. Ce acolo? Inaugurarea hotelului și cazinoului plecă miercuri. Glasul lui Philip fu plin de regret. La naiba. Ce este? Îmi pare rău, scumpa mea, dar nu pot veni. Ea îl privi fix. Ce vrei să spui? Credeam că ți-am spus, luni plec în turneu. Ce tot vorbești? LRB mi-a aranjat un turneu de 6 săptămâni. Mă duc în Australia și... Australia? Da, apoi în Japonia și la Hong Kong. Dar nu se poate, Philip. Adică de ce faci asta? Nu trebuie, vreau să fiu cu tine. Atunci vino cu mine, Lara. Mi-ar face plăcere. Știi foarte bine că nu pot. Nu acum. Se petrec prea multe aici, spuse ea, după care adăugă cu tristețe. Nu vreau să mă lași. Nici eu nu vreau, draga mea, dar te-am prevenit dinainte de a ne căsători că asta e viața mea. Știu, spuse Lara, dar asta a fost înainte. Acum este cu totul altceva, totul s-a schimbat. Nimic nu s-a schimbat, spuse Philip cu blândețe, cu excepția faptului că sunt complet nebun după tine și când voi pleca, îmi vei lipsi enorm de mult. Lara nu mai a avut nimic de spus. Philip plecase și Lara nu se mai simțise niciodată atât de singură. În mijlocul unei ședințe se trezea gândindu-se deodată la Philip și inima îi se topea.
Își dorea ca el să-și continue cariera, dar avea nevoie să-l știe lângă ea. Se gândea la minunatele clipe petrecute împreună, la brațele lui care o înlănțuiau, la căldura și la blândețea lui. Nu își închipuise niciodată că îl putea iubi atât de mult. Filip îi telefona în fiecare zi, dar într-un fel acest lucru o făcea să simtă și mai mult singurătatea. Unde ești, dragul meu? Tot la Tokyo. Cum merge turneul? Foarte bine. Mi-e dor de tine. Și mie mi-e dor de tine. Nici nu-i putea spune în cuvinte cât de dor era. Mâine plec la Hong Kong și pe urmă aș vrea să vii acasă, spuse ea, dar regretă chiar clipa când rosti acele cuvinte. Știi foarte bine că nu pot. Urmă o clipă de tăcere. Sigur că nu. Vorbiră o jumătate de oră și după ce puse receptorul jos, Lara se simți mai singură ca oricând. Diferența de fusuri oroare era nebunitoare. Uneori când la era marți, la el era miercuri, iar el suna de mai multe ori în toiul nopții sau foarte devreme. Ce face Filip? Întrebă Howard. Bine. De ce o face Howard? Ce anume? Turneul ăsta. Nu trebuie să o facă. Adică, sigur, n-are nevoie de bani. Sunt sigur că nu o face pentru bani. Asta face Lara. Aceleași cuvinte pe care le folosise și Filip. Îl înțelegea intelectual, dar sufletește nu. Lara, tu doar te-ai căsătorit cu el, îi spuse Keller. Nu este și proprietatea ta însă. Dar nu vreau să fie proprietatea mea. Speram doar ca eu să fiu mai importantă pentru el decât... Spuse ea, dar se opri mijlocul frazei. Nu contează. Știu că vorbesc prostii. Lara îl sună pe Ellerby. Ești liber azi la prânz? Îl întrebă Lara. Pot face în așa fel încât să fiu liber, spuse Ellerby. S-a întâmplat ceva? Nu. Mă gândeam doar că ar trebui să stăm puțin de vorbă. Se întâlniră. Ați vorbit în ultima vreme cu Filip? Întrebă Ellerby. Vorbesc cu el în fiecare zi. Are un turneu plin de succes. Da. Sincer să fiu, n-aș fi crezut niciodată că Filip se va însura, spuse Ellerby. E ca un preot, dedicat muncii lui. Știu, spuse Lara, după care ezită puțin și continuă. Dar nu crezi că e prea mult plecat? Nu înțeleg. Filip are un cămin acum, nu e nevoie să alerge prin toată lumea, spuse ea și văzând expresia de pe chipul lui Ellerby, adăugă. Nu vreau să spun că ar trebui să stea numai la New York. Sunt sigură că îi poți aranja concerte la Boston, Chicago, Los Angeles, unde n-ar trebui să călătorească atât de departe de casă. Ați discutat acest lucru cu Filip? O întrebă el cu prudență. Nu. Am vrut să vorbesc mai întâi cu dumneata. Ar fi posibil, nu? Adică Filip n-are nevoie de bani. Nu mai are nevoie. Doamnă Adler, Filip câștigă 35.000 de dolari de spectacol. Anul trecut a fost plecat într-un turneu timp de 40 de săptămâni. Înțeleg, dar... Aveți idee câți pianiști ajung sus sau cât de mult trebuie să lupte pentru a ajunge acolo? Există mii de pianiști care își distrug degetele cântând, dar sunt numai 4 sau 5 superstaruri. Soțul dumitale este unul din aceștia. Nu știți prea mult despre lumea concertelor. Competiția este ucigătoare. Poți merge la un recital unde vezi un solist îmbrăcat în frac și arătând fermecător, dar când coboară de pe scenă, abia dacă își mai poate plăti chiria sau cumpăra o mâncare decentă. Lui Filip i-a trebuit foarte mult să ajungă un pianist de talie mondială. Acum îmi cereți să iau acest lucru. Nu, nu fac asta, doar sugeram. Ceea ce sugerați ar distruge cariera, doar nu doriți acest lucru, nu? Bineînțeles că nu, spuse Lara și ezită. Înțeleg că dumneata câștigi 15% din ce ia Filip. Exact. N-aș vrea să pierd ceva dacă Filip dă mai puține concerte, spuse ea cu grijă. Aș fi foarte bucuroasă să completez diferența. Doamnă Adler, cred că trebuie să discutați acest lucru cu Filip. Comandăm? Capitolul 27. Articolul lui Liz Smith scria: Fluturele de fier este pe cale de a-și pierde aripile. Ce frumos magnat al afacerilor imobiliare va sări până în tavanul apartamentului, când va afla că o carte despre ea, scrisă de o fostă angajată, va fi publicată de Candlay Press. Va fi tare, tare, tare. Lara trânti ziarul. Trebuia să fie Gertrude Mix, secretara pe care o concediase. Îl chemă pe Jerry Townsend. Ai văzut articolul lui Liz Smith de azi dimineață? Da, tocmai l-am citit. Nu prea e nimic de făcut, șefa. Dacă... Ba, putem face foarte multe.
Toți angajații mei semnează o hârtie prin care se declară de acord să nu scrie nimic despre mine nici în timpul cât lucrează aici, nici după ce pleacă. Gertrude Mix nu are niciun drept să facă asta. Îi voi da în judecată editorul. Jerry Townsend scutură din cap. Eu n-aș face asta. De ce? Pentru că ți-ai face o publicitate nefavorabilă. Dacă ignori totul, va fi ca un vânticel care va trece. Dacă încerci să oprești, va deveni un uragan. Ascultă-ne tulburată. Afla cu e compania, ordonă Lara. Peste oră vorbea la telefon cu Harry Seinfeld, proprietarul și editorul. Aici e Lara Cameron. Înțeleg că intenționați să publicați o carte despre mine. Ați citit articolul lui Lee Smith, nu? Da, e adevărat, domnișoară Cameron. Aș vrea să vă previn că dacă veți publica această carte, vă voi da în judecată pentru violarea intimității. Cred că ar fi mai bine să discutați cu avocatul dumneavoastră, spuse vocea de la celălalt capăt al firului. Sunteți o figură publică, domnișoară Cameron, și n-aveți niciun drept la intimitate. Iar potrivit manuscrisului lui Gertrude Mix, sunteți un personaj interesant. Gertrude Mix a semnat o hârtie prin care îi se interzice să scrie ceva despre mine. Ei bine, asta e ceva ce trebuie rezolvat între dumneavoastră și Gertrude. O puteți da în judecată pe ea. Dar până atunci, cartea, bineînțeles, va fi publicată. Nu vreau nimic publicat. Dacă aș putea face ceva pentru ca această carte să nu fie publicată... Stați așa, cred că vă aflați pe un teren periculos. Aș propune să încheiem această discuție. La revedere. Și legătura se întrerupse. Să-l ia naiba, își spune Lara căzând pe gânduri. Îl chemă pe Howard Keller. Ce știi despre Count Light Press? El dădu din numeri. E o companie mică, scot cărți de reclamă. Au făcut niște chestii care le-au masacrat pe Cher, pe Madonna. Mersi, asta e tot. Pe Howard Keller îl durea capul foarte tare. I se părea că în ultima vreme avusese frecvente dureri de cap, nu dormea destul. Era tot timpul în tensiune și avea impresia că lucrurile evoluau prea repede. Trebuia să găsească o modalitate de a o încetini pe Lara. Poate îl durea capul de foame. Îți sună secretara. Bes, comandă-mi un prânz, te rog. Liniște. Bes? Glumiți, domnule Keller. Să glumez, nu de ce. Abia ați mâncat de prânz. Keller simți un fior rece. Dar dacă tot vă mai este foame... Nu, nu. Își amintea acum mâncase un sandwich cu carne de vită, salată și... Dumnezeule, ce se petrece oare cu mine? Glumeam, Bes, spuse el. Pe cine cred eu că păcălesc? Inaugurarea lui Cameron Palace din Reno fu un succes extraordinar. Hotelul era plin, iar cazinoul era înțesat de jucători. Lara cheltuise foarte mult pentru ca toate celebritățile invitate să aibă tot ce-și doreau. Toată lumea era acolo. O singură persoană lipsește, își spuse Lara. Philip. Trimesese un imens buchet de flori cu un bilețel. Ești muzica vieții mele, te ador și îmi lipsești, te iubesc. Paul Martin sosi și veni la ea. Felicitări, te-ai întrecut pe tine însăți. Datorită ție, Paul, n-aș fi reușit dacă n-ai fi fost tu. El privi în jur. Unde e Philip? N-a putut să vină, e plecat în turneu. S-a dus să cânte la pian pe undeva? Este o seară mare pentru tine, Lara. Ar fi trebuit să-ți fie alături. A vrut foarte mult să fie, zise ea zâmbind. Directorul hotelului veni spre Lara. Ce seară, nu? Hotelul este ocupat în întregime pentru următoarele 3 luni. Așa să fie mereu, Donald. Lara angajase un japonez și un brazilian pentru a aduce mari jucători de peste graniță. Cheltuise câte $1 milion pentru fiecare din apartamentele de lux, dar avea să fie răsplătită. Aveți o adevărată mină de aur aici, domnișoară Cameron, spuse directorul privind în jur. Dar unde este soțul dumneavoastră? Abia așteptam să-l cunosc. Nu a putut veni, spuse Lara. Recepția era strălucitoare, dar Lara era steaua serii. Sammy Ken scrise un text special pentru orașul meu. Suna astfel. Iubita mea, Lara e. Ea încercă să spună câteva cuvinte și vă întâmpinată de aplauze entuziaste. Toată lumea dorea să o cunoască, să o atingă. Presa se afla acolo în păr, iar Lara acordă interviuri pentru televiziune, radio și ziare. Totul merse bine până când i se puse întrebarea. Unde se află soțul dumneavoastră astă seară? Lara se supără din ce în ce mai tare. Ar fi trebuit să fie lângă mine. Concertul ar fi putut să mai aștepte. Dar zâmbi dulce și spuse. Philip regretă foarte mult că nu poate fi aici. După recepția urma dansul. Paul Martin veni la masa Larei. Dansăm? Ea se ridică și începură să danseze. Cum te simți să ai toate astea? Întrebă el. Minunat.
datorită ajutorului tău. Pentru ce altceva există prietenii? Observ că ai niște jucători de marcă aici. Fii atentă cu ei, Lara. Unii vor pierde foarte mult și tu va trebui să-i faci să aibă impresia că sunt învingători. Ia-le o mașină nouă, fete sau orice i-ar putea face să se simtă importanți. O să țin minte, spuse Lara. Cât de bine mă simt că te mai pot ține în brațe, zise Paul. Paul, știu, îți amintești ce ți-am spus în legătură cu faptul că soțul tău trebuie să aibă grijă de tine? Da. Nu pare să facă treabă prea bună în acest sens. Filip ar fi vrut foarte mult să fie aici, spuse ea apărându-l. Și chiar când spuse acest lucru, se întrebă, oare? Îi telefonă târziu în seara aceea și glasul lui o făcu să se simtă mai singură. Lara, m-am gândit la tine toată ziua, draga mea. Cum a fost la inaugurare? Excelent. Aș fi vrut să fi fost și tu aici, Filip. Și eu aș fi vrut. Mi-e foarte greu fără tine. Atunci de ce nu ești aici cu mine? Mi-e dor de tine. Grăbește-te și vino acasă. Howard Keller intră în biroul Larei, aducând un plic mare și gros. Nu să-ți placă, îi spuse el. Ce este? Keller puse plicul pe biroul ei. O copie a manuscrisului Gertrude Ray Mix. Nu m-a întrebat cum am făcut rost de el. Am putea ajunge amândoi la închisoare. L-ai citit? Da. Și? Cred că ar fi bine să citești. Nici nu lucra aici când s-au întâmplat unele lucruri despre care vorbește. Probabil că a făcut o mulțime de săpături. Îți mulțumesc, Howard. Lara așteptă până ieși el din birou, după care spuse în interfon. Nu primesc niciun telefon. Deschise manuscrisul și începu să citească. Era devastator. Era portretul unei femei uneltitoare și despotică ce își croise cu greu drumul până sus. Îi descria furiile temperamentale și aerul superior cu care își trata angajații. Era răutăcios și plin de mici anecdote de prost gust. În manuscris nu se pomenea nimic de independența și curajul Larei, de talentul, imaginația și generozitatea ei. Continuă să citească. Unul din trucurile fluturului de fier era de a programa întâlnirile de afaceri la primele ore ale dimineții, așa încât ceilalți erau amețiți, iar Cameron era foarte proaspătă. La o întâlnire cu japonezii, acestora li s-a servit ceai cu Valium, în timp ce Lara Cameron a băut cafea cu Ritalin, un stimulant care grăbește procesul de gândire. La o întâlnire cu niște banchieri germani, acestora li s-a servit cafea cu Valium, iar ea a băut ceai cu Ritalin. Când Lara Cameron se afla în cursul negocierilor pentru proprietatea din Queens și Consiliul Comunității a refuzat-o, ea i-a făcut să se răzgândească, născocind o poveste despre o fetiță a ei care avea să locuiască într-una din clădiri. Când locatarii au refuzat să părăsească apartamentele Dorchester, Lara Cameron le-a umplut cu oameni fără locuință. Nimic nu fusese omis. După ce termină lectura, Lara rămase la birou mult timp nemișcată. Îl chemă pe Howard Keller. Vreau să faci niște cercetări în legătură cu Henry Zinfield. E proprietarul lui Canlight Press. Imediat. Se întoarse peste un sfert de oră. Zinfield are o poziție DC. Ce înseamnă asta? Este cea mai slabă poziție, un vânt mai puternic îl dă peste cap. Trăiește de la o carte la alta, un eșec și e pierdut. Îți mulțumesc, Howard. Îl sună pe Terry Hill, avocatul ei. Terry, ți-ar place să fii editor de carte? La ce te gândești? Aș vrea să cumperi Canlay Press pe numele tău. Proprietarul este Henry Zinfield. Nu-i greu, cât vrei să plătești? Încearcă să cumperi cu 500.000, dacă trebuie, ajungi și la 1.000.000. Ai grijă să fie incluse și toate drepturile literare pe care le deține. Nu pomeni numele meu. Birourile Canlay Press se aflau în centru, într-o clădire veche de pe strada 34, sediului Henry Zinfield consta într-un mic birou al secretarei și unul puțin mai mare al său. Vă caută un anume domn Hill, domnule Zinfield, spuse secretara. Să intre. Terry Hill sunase mai devreme în cursul dimineții. Intră în încăperea sărăcăcioasă. Zinfield stătea la birou. Cu ce vă pot fi de folos, domnule Hill? Reprezint o editură germană care vrea să vă cumpere compania. Zinfield își aprinse calm un trabuc. Compania mea nu-i de vânzare, spuse el. A, păcat. Încercăm să pătrundem pe piața americană și ne plac lucrurile pe care le faceți. Am ridicat compania asta din nimic, spuse Zinfield. E ca și copilul meu. N-aș vrea să mă despart de ea nici în ruptul capului. Înțeleg ce trebuie să simțiți, spuse avocatul. Suntem gata să vă oferim 500.000 de dolari pentru ea. Zinfield aproape că se înnecă. 500? La naiba! Tocmai sunt pe cale să scot o carte care numai ea valorează 1.000.000.
Categoric nu. Oferta dumneavoastră e o insultă. Oferta mea este un dar, nu aveți nicio proprietate și datorați $100.000. Am verificat. Voi crește la $600.000, este ultima ofertă. Nu mi-aș ierta-o niciodată. E, dacă ați ajunge la 7... Terry Hill se ridică. La revedere, domnule Zinfield, vom găsi altă companie. Porni spre ușă. Stați puțin, zise Zinfield, să nu ne grăbim. Realitatea e că nevastă mea mă tot bate la cap să mă retrag. Poate că a sosit momentul potrivit. Terry Hill se duse atunci la birou și scoase un contract din buzunar. Am la mine un cec de $600.000. Semnați unde este trecut. X. Lara îl chemă pe Keller. Tocmai am cumpărat Conley Press. Excelent, ce vrei să faci cu ea? Întâi și întâi să distrug cartea Gertrude Mix. Ai grijă să nu se publice. Sunt o mulțime de posibilități pentru a împiedica acest lucru. Dacă ne dăm judecată pentru obținerea drepturilor, o putem plimba prin tribunal an întregi. Vrei să închizi compania? Bineînțeles că nu. Pune pe cineva să o conducă. O vom ține ca pierdere impozitară. Când Keller se întoarse în biroul său, îi spuse secretarei. Aș vrea să-ți dictez o scrisoare. Jack Hellman, proprietatea Hellman. Dragă Jack, am discutat cu domnișoara Cameron în legătură cu oferta ta și ne-am gândit că n-ar fi bine să facem afacerea acum. Cu toate astea, am vrea să știi că am fi interesat ca pe viitor. Secretarea se oprise din scris. Ai scris? O întrebă el. Ea îl privea fix. Domnule Keller, da, ați dictat această scrisoare ieri. Keller înghiți. Poftim? A și fost expediată. Howard Keller încercă să zâmbească. Cred că sunt prea obosit. La ora 4, după amiaza aceea, Keller se afla la un control la doctorul Seymour Bennett. Pari într-o formă excelentă, spuse doctorul. Fizic nimic nu e în regulă. Dar de ce aceste pierderi de memorie? De când n-ai mai avut o vacanță, Howard? Keller încercă să se gândească. Cred că de câțiva ani, spuse el. Am fost foarte ocupați. Doctorul Bennett zâmbi. Vezi, ești prea obosit. Iar cuvântul ăsta. Este ceva mult mai normal decât crezi, continuă doctorul. Du-te undeva și relaxează-te o săptămână, două, scoate-ți afacerile din cap. Când te vei întoarce, vei fi cu totul alt om. Keller se ridică ușurat. Keller se duse în biroul Larei. Poți sta fără mine o săptămână? Așa cum poți sta fără mâna dreaptă, ce ți-a venit? Doctorul crede că ar trebui să-mi iau o mică vacanță la racă. Să fiu sincer, am început să am probleme cu memoria. Ea îl privea îngrijorată. E ceva grav? Nu, nu chiar, dar e supărător. M-am gândit să plec în Hawaii câteva zile. Ia avionul particular. Nu, îl folosești tu. O să iau un avion de linie. Pune toate cheltuielile pe seama companiei. Îți mulțumesc. O să sun în fiecare... Să nu cumva. Vreau să uiți totul în legătură cu biroul. Ai grijă de tine. Nu vreau să ți se întâmple nimic rău. Sper să fie bine, se gândi Lara. Trebuie să fie bine. Philip sună a doua zi. Că Marian Bell spuse, domnul Adler sună din Taipei. Lara ridică repede receptorul. Filip? Bună, scumpa mea. A fost o grevă la telefoane. De câteva ore încerc să te prind. Cum te simți? Singură. Minunat. Cum merge turneul? Ca de obicei. Mi-e dor de tine. Lara putea auzi muzică și voci. Unde ești? A, se dă o petrecere în cinsta mea. Știi cum e. Lara auzi râsul unei femei. Da, știu cum e. Miercuri vin acasă. Filip? Da. Nimic, dragul meu. Vino mai repede. Așa voi face. La revedere. Ea închise. Ce va face după petrecere? Cine era femeia aceea? Simți o gelozie atât de puternică încât aproape se sufocă. Nu mai fusese niciodată geloasă pe cineva. Totul este atât de perfect, își spuse ea. Nu vreau să pierd. Nu pot să pierd. Se gândea la ceea ce făcea oare Filip în clipa aceea. Howard Keller stătea întins la soare pe plaja Kona într-un mic hotel din Hawaii. Vremea era minunată, înnota în fiecare zi. Se bronzase, jucase puțin golf și se făceau masaje zilnic. Era complet relaxat și niciodată nu se simțise mai bine. Doctorul Bennett avea dreptate, spuse el. Era obosit. O să o lase mai ușurel când se va întoarce. Adevărul era că acele pierderi de memorie îl înspăimântaseră mai mult decât ar fi vrut să recunoască. În sfârșit veni vremea să se întoarcă la New York. Luă un avion la miezul nopții și ajunse în Manhattan la 4 după amiaza. Se duse direct la birou. Secretara lui îi spuse zâmbind. Bine ați venit, domnule Keller. Arătați excelent. Mulțumesc.
spuse el și rămase locului țintuit, cu chipul lipsit de culoare. Nu-și putea aminti cum o cheamă. Capitolul 28. Filip sosi acasă miercuri după amiază și Lara se duse să-l aștepte la aeroport cu mașina. Când îl văzu coborând din avion, imaginea lui Lochinvar îi sări imediat în minte. Doamne, cât de frumos este! Îi spuse ea și îi alergă în brațe. Ce dor mi-a fost de tine! Îi spuse ea îmbrățișându-l. Și mie, draga mea, cât de mult! El își îndepărta atunci degetul mare de cel arătător vreun centimetru și spuse. Atât! Bestie! Zise ea. Unde-ți sunt bagajele? Vin ele. Peste oră se afla un apartament. Marian Bell le deschise ușa. Bun venit acasă, domnule Adler. Îți mulțumesc, Marian, spuse el și aruncă o privire în jur. Mă simt ca și cum aș fi fost plecat un an. 2 ani, spuse Lara și dedu să spună. Să nu mă mai părăsești. Dar își mușcă buzele. Vă pot ajuta cu ceva, doamnă Adler? O întrebă Marian. Nu, ne descurcăm foarte bine, poți să pleci. O să-ți dictez câteva scrisori mâine dimineață. Astăzi nu mă mai duc la birou. Foarte bine, la revedere, spuse Marian și plecă. Drăguță fată, spuse Filip. Așa e, nu? Făcu Lara strecurându-i se în brațe. Acum arată-m cât de dor ți-a fost de mine. Lara nu se duse la birou în următoarele 3 zile. Voia să fie cu Filip, să stea de vorbă cu el, să-l atingă, să se asigure că era real. Luă micul dejun împreună și apoi, în timp ce Lara-i dicta lui Marian, Filip exersa la pian. La prânz, în cea de-a treia zi, Lara-i spuse lui Filip despre inaugurarea cazinoului. Cât aș fi vrut să fi fost și tu acolo, dragul meu, a fost fantastic. Îmi pare nespus de rău că n-am fost. Cântă la pian pe undeva. Ei bine, vei avea ocazia luna viitoare, primarul îmi va oferi cheia orașului. Draga mea, mă tem că voi lipsi și atunci, spuse Filip nefericit. Lara îngheță, ce vrei să spui? LRB mi-a programat un alt turneu, peste 3 săptămâni în Germania. Nu se poate. Contractele s-au semnat deja, nu se mai poate face absolut nimic. Dar abia te-ai întors, cum poți pleca atât de curând? Este un turneu important, draga mea. Și căsnicia ta nu-i importantă? Lara, nu ești obligat să te duci, spuse ea furioasă. Eu vreau un soț, nu un divertisment. Marian Bell intră în încăpere aducând câteva scrisori. Vă rog să mă iertați. N-am vrut să deranjez, dar v-am adus niște scrisori să le semnați. Mulțumesc, spuse Lara cu asprime. O să te chem când o să am nevoie de tine. Am înțeles, domnișoară Cameron. Se uitară în urma lui Marian, care ieșea. Știu că trebuie să dai concerte, dar nu atât de des, spuse Lara apoi. Parcă ai fi un comis voiajor. Așa, nu? Făcu el cu răceală în glas. De ce nu poți să stai aici la ceremonie și pe urmă să pleci? Lara, știu cât este de important pentru tine, dar trebuie să înțelegi că turneele sunt importante pentru mine. Sunt foarte mândru de tine și de ce faci, dar vreau ca și tu să fii mândră de mine. Sunt mândră, spuse Lara. Iartă-mă, Filip, eu doar... Încerca din răzputeri să nu plângă. Știu, draga mea, zise el îmbrățișând-o, o să rezolvăm noi. Când mă întorc, o să plecăm într-o vacanță amândoi. O vacanță ar fi imposibilă, se gândi Lara. Sunt prea multe proiecte pe rol. Unde mai pleci de data asta, Filip? În Germania, Norvegia, Danemarca, Anglia și apoi din nou aici. Lara trase adânc aer în piept. Înțeleg. Aș vrea foarte mult să vii cu mine, Lara. Mă simt foarte singur fără tine. Ea se gândi la femeia care râdea. Adevărat? Încercă să nu se mai gândească la toate acele lucruri și izbuti să zâmbească. De ce nu iei avionul particular? Îți va fi mult mai comod. E sigură că nu? Absolut. Mă descurc eu fără el până te întorci. Nu-i nimeni ca tine pe lumea asta, spuse el. Lara își trecu un deget încet peste obrazul lui. Să nu uiți asta. Turneul lui Filip a fost un mare succes. La Berlin, publicul a fost extaziat și criticile au fost excelente. Foaierele erau întotdeauna pline de fani, în majoritate femei. Am călătorit 300 de mile ca să vă aud cântând. Am un mic castel în departe de ei și mă întrebam. Am pregătit o cină la miezul nopții numai pentru noi doi. Unele erau bogate și frumoase și majoritatea erau foarte doritoare. Dar Filip era îndrăgostit. O sună pe Lara după concertul din Danemarca. Mi-e dor de tine. Și mie mi-e dor de tine, Filip. Cum a fost concertul? Nimeni n-a ieșit din sală în timp ce am cântat. Lara râse. Ăsta e un semn bun. Sunt într-o ședință acum, dragul meu. Te sunt la hotel peste o oră. Nu mă duc direct la hotel, Lara. Directorul sălii de concerte dă o petrecere în onoarea mea și... A, da? Are și o fică frumoasă? Spuse ea, regretând chiar în clipa aceea. Poftim? Nimic, trebuie să închid acum, vorbim mai târziu. Închise telefonul și se întoarse spre ceilalți din birou. Keller o privea. Totul e în regulă? Da, spuse ea ușor.
Era greu să se concentreze asupra ședinței, parcă îl vedea pe Filip la petrecere înconjurat de femei frumoase care îi dădeau cheile de la camerele lor de hotel. O măcina gelozia și se ura din această cauză. Ceremonia în cinstea Larei a fost un eveniment senzațional. Ziariștii erau acolo în păr. Am putea să vă facem o fotografie împreună cu soțul? Și Lara se văzu silită să spună, ar fi vrut atât de mult să vină. Paul Martin, care era acolo, întrebă, iar e plecat, nu? A vrut într-adevăr foarte mult să fie aici, Paul. Rahat, asta e o foarte mare onoare pentru tine. Ar fi trebuit să fie lângă tine. Ce fel de soț e el? Cineva ar trebui să stea de vorbă cu el. În seara aceea stătu în pat fără să poată adormi. Filip era la o distanță de 10.000 de mile. Discuția cu Paul Martin îi mai răsuna în minte. Ce fel de soț e el? Cineva ar trebui să stea de vorbă cu el. Când se întoarse din Europa, Filip păru încânta să se afle acasă. Îi aduse Larei o mulțime de cadouri. O statuetă superbă de porțelan din Danemarca, păpuși superbe din Germania, bluză de mătase și o poșetă de aur din Anglia, în care se afla o brățară cu diamante. E minunată, spuse Lara. Îți mulțumesc, dragul meu. A doua zi dimineață, Lara îi spuse lui Marian Bell, voi lucra acasă astăzi. Stătu în birou dictând lui Marian și din salon se auzeau acordurile pianului lui Filip. Viața noastră este perfectă așa, își spuse ea. De ce vrea Filip să o strice? William Ellerby îi telefonă lui Filip. Felicitări, spuse el. Am auzit că turneul a fost minunat. Așa e, europenii sunt extraordinari. Am primit un telefon de la conducerea lui Carnegie Hall. Au o deschidere neașteptată de vineri într-o săptămână pe 17. Ar dori să dai un recital. Te interesează? Foarte mult. Bun, voi aranja eu totul. Apropo, te gândești cumva să mai reduci din concerte? Îl întrebă apoi Ellerby. Filip fu luat prin surprindere. Să reduc? Nu. De ce? Am avut o discuție cu Lara și mi-a dat de înțeles că ai prefera să cânti numai în Statele Unite. Poate ar fi bine să stai de vorbă cu ea. Așa voi face. Îți mulțumesc, spuse Filip, după care închise și se duse în biroul Larei, unde aceasta îi dicta lui Marian. Ne scuz puțin? O întrebă el pe secretară. Bineînțeles, spuse aceasta zâmbind și părăsind încăperea. Filip se întoarse atunci spre Lara. Tocmai am primit un telefon de la William Ellerby. Ai vorbit cumva cu el despre reducerea turneelor mele în străinătate? S-ar putea să fi spus așa ceva, Filip, dar m-am gândit că ar fi mai bine pentru amândoi dacă... Te rog să nu mai faci niciodată, spuse el. Știi cât de mult te iubesc, dar în afară de viața noastră împreună și tu ai o carieră și eu am o carieră. Hai să stabilim o regulă. Eu nu mă amestec în treburile tale și nici tu să nu te amesteci între ale mele. E corect? Bineînțeles că e, spuse Lara. Iartă-mă, Filip, dar îmi lipsești atât de mult când ești plecat, spuse ea îmbrățișându-l. Mă ierți? Am iertat și am uitat. Howard Keller veni acasă la Lara pentru a-i aduce niște contracte să le semneze. Cum merge? Foarte bine, spuse Lara. Menestrelul rătăcitor e acasă. Da. Deci muzica e viața ta acum, nu? Muzicianul e viața mea. Habar n-ai cât de minunat este Howard. Când vii la birou, avem nevoie de tine. Peste câteva zile. Bine, spuse Keller clătinând din cap. După aceea începură să se uite pe hârtii împreună. A doua zi dimineață sună Terry Hill. Lara, tocmai am primit un telefon de la Comisia Jocurilor de Noroc din Reno, spuse el. Va fi o audiere în legătură cu autorizația pentru casino. De ce? S-au făcut unele reclamații cum că licitația ar fi fost aranjată. Vor să te duci să depui mărturie pe 17. Cât de grav este? Întrebă Lara. Avocatul ezită. Ai cunoștință de vreo neregularitate în legătură cu asta? Nu, bineînțeles că nu. Atunci nu ai de ce să-ți faci griji. Voi veni la Reno cu tine. Ce s-ar întâmpla dacă nu m-aș duce? Te vor cita și amenda. Ar fi mai bine să te duci de bunăvoie. Bine. Lara-i telefonă atunci lui Paul Martin la numărul particular de la birou. El ridică receptorul imediat. Lara? Da, Paul. N-ai mai folosit numărul ăsta de foarte multă vreme. Știu. Te-am sunat în legătură cu Reno. Am auzit. E o problemă gravă? El început să râdă. Nu, cei care au pierdut sunt furioși pentru că i-ai învins. E sigur că totul e în regulă, Paul, spuse ea și apoi ezită puțin înainte să adauge. Am discutat doar despre celelalte oferte. Așa ceva se face mereu, crede-mă. Oricum, ei n-au cum să dovedească asta, nu fi îngrijorată. Bine, nu voi fi, spuse ea și închise telefonul căzând pe gânduri. Apropo, mi-a oferit un concert la Carnegie Hall pe care am de gând să-l dau.
zise Philip la masa de prânz. Minunat, spuse Lara zâmbind. Îmi voi cumpăra o toaletă nouă. Când va fi? Pe 17. Zâmbetul pieri de pe chipul Larei. A, ce este? Mă tem că nu voi putea veni, dragul meu. Trebuie să mă duc la Reno. Îmi pare atât de rău. Philip își puse mâinile peste ale ei. Se pare că nu ne potrivim niciodată, nu? Ei, lasă, vor mai fi o mulțime de alte recitaluri. Lara se afla în biroul ei de la Cameron Center. Howard Keller o sunase acasă în dimineața aceea. Cred că ar fi bine să vii pe aici, îi spusese el. Avem câteva probleme. Într-o oră sunt acolo. Se afla în mijlocul unei ședințe. Vreo două afaceri au ieșit prost, îi spuse Keller. Compania de asigurări care trebuia să se mute în clădirea noastră din Houston a dat faliment. Erau singurii noștri chiriași. Vom găsi pe altcineva, spuse Lara. Nu va fi chiar atât de simplu. Legea aceea privind impozitele ne afectează foarte mult. La naiba, afectează pe toată lumea. Congresul a desființat regiile de impozite ale corporațiilor și a eliminat majoritatea înleznirilor. Cred că ne îndreptăm spre recesiune. Companiile de depuneri și împrumuturi cu care tratăm au probleme. S-ar putea ca Drexel, Burnham, Lambert să iasă din afaceri. Obligațiunile parțiale se transformă în adevărate mine. Avem probleme cu o jumătate de duzină din clădirile noastre. Două din ele sunt terminate doar pe jumătate, fără finanțare. Toate aceste costuri ne vor face praf. Lara căzu pe gânduri. Ne descurcăm noi. Vinde orice proprietate nevoie pentru a ne putea plăti ipotecile. Partea bună e că ne vin bani de la Reno, spuse Keller. Aproape 50 de milioane pe an. Lara nu spuse nimic. Vineri pe 17, Lara plecă spre Reno. Philip o duse cu mașina la aeroport. Terry Hill o aștepta la avion. Când te întorci? O întrebă Philip. Probabil mâine. N-ar trebui să dureze prea mult. O să-mi fie dor de tine, zise el. Și mie, dragul meu. El se uită la avionul care decola și spuse, îmi va fi dor de ea. E cea mai fantastică femeie din lume. În biroul Comisiei Jocurilor de Noroc din Nevada, Lara văzu același grup de persoane care fuseseră și în ziua când ea ceruse să îi se acorde autorizația. De data aceasta însă nu mai erau atât de amabili. Lara depuse jurământul și îi se luă de poziția. Domnișoară Cameron, s-au făcut unele reclamații neplăcute privind autorizația pentru cazinoul dumneavoastră, spuse președintele. Ce fel de reclamații? Întrebă Terry Hill. Vom ajunge și la asta la momentul potrivit. Am înțeles că aceasta a fost prima dată când ați cumpărat un cazinou. Așa este. V-am spus acest lucru și la prima audiere. Cum ați ajuns la oferta pe care ați făcut-o? Adică vreau să spun cum v-ați hotărât asupra acelei anumite cifre. Terry Hill interveni. Aș dori să știu motivul întrebării. Într-o clipă, domnule Hill. Îi dați voie clientei dumneavoastră să răspundă? Terry Hill se uită la Lara și în cuvință. Am avut controlorul și contabilii mei care mi-au spus cam cât am putea să oferim. Ne-am gândit la un mic profit pe care l-am adăugat la această cifră și asta a devenit oferta mea. Președintele studie hârtia pe care o avea în față. Oferta dumneavoastră a fost cu 5 milioane, mai mult decât cea mai mare ofertă de până atunci. Adevărat? Nu a știut acest lucru la vremea respectivă? Nu, bineînțeles că nu. Domnișoară Cameron, îl cunoașteți pe Paul Martin? Nu vă relevanța acestei întrebări, interveni Terry Hill. Veți vedea imediat, între timp aș dori ca domnișoara să răspundă. Nu am nicio obiecție, spuse Lara. Da, îl cunosc pe Paul Martin. Ați făcut vreodată afaceri cu el? Lara ezită. Nu, este doar un prieten. Domnișoară Cameron, știți că se aude că Paul Martin ar întreține relații cu mafia, că, obiectez, este un zvon și acest lucru nu își are locul în această discuție. Foarte bine, domnule Hill. Retrag aceste cuvinte. Domnișoară Cameron, când a fost ultima oară când l-ați văzut sau ați vorbit cu Paul Martin? Lara ezită. Nu știu sigur, ca să fiu sinceră, de când m-am căsătorit, l-am văzut foarte rar pe domnul Martin. Ne întâlnim din când în când la petreceri, atâta tot. Dar nu obișnuiți să vorbiți regulat cu el la telefon? După căsătoria mea, nu. Ați discutat ceva cu Paul Martin despre acest cazino? Lara se uită la Terry Hill, care în cuvință... Da, cred că după ce am câștigat m-a sunat să mă felicite. După aceea, iarăși, după ce am primit autorizația. Altă dată n-ați mai vorbit? Nu. Vă reamintesc că vă aflați sub jurământ, domnișoară Cameron? Da. Cunoașteți care este pedepsa pentru mărturie falsă? Da. El ridică atunci o foaie de hârtie. Am aici o listă cu 15 convorbiri telefonice între dumneavoastră și Paul Martin în perioada în care se înaintau ofertele sigilate.
Capitolul 29. Majoritatea soliștilor se simt micșorați datorită imensității lui Carnegie Hall, care avea un număr de 2800 de locuri. Nu mulți sunt muzicienii care fac să se umple această prestigioasă sală, dar vineri seara era plină până la refuz. Philip Adler urcă pe scena aceea vastă în ropote de aplauze furtunoase, se așeză la pian, făcu un moment pauză și apoi începu să cânte. În program erau sonate de Beethoven. De-a lungul anilor se învățase să nu se gândească la nimic altceva decât la muzică, dar în seara aceea gândurile lui se îndreptau spre Lara și problemele lor și pentru o fracțiune de secundă degetele începură să bâșbuie și se simți scăldat de o sudoare rece. Totul se petrecu atât de iute încât publicul nici nu observă. La sfârșitul primei părți a recitalului primi aplauze puternice. În pauză, Philip se duse în cabină. "Minunat, Philip," spuse directorul de concert. "Ei vrăjit. Să-ți aduc ceva?" "Nu, mulțumesc," spuse el și închise ușa. Ar fi vrut ca recitalul să se fi terminat. Era profund tulburat datorită situației dintre el și Lara. O iubea foarte mult. Știa că și el iubea, dar se părea că ajunseseră la un impas. Se simțise o tensiune înainte ca ea să plece la Reno. "Trebuie să fac ceva," își spuse el. "Dar ce anume? Cum să ajungem la un compromis?" Încă se mai gândea la acest lucru când directorul de scenă bătu în ușă spunând: "Mai sunt 5 minute, domnule Adler." "Mulțumesc." În cea de-a doua jumătate a programului interpretă sonata Hammerklavier, o bucată tulburătoare, emoționantă, după ale cărei ultime acorduri, când răsunară în vastitatea sălii, publicul se ridică izbucnind în aplauze furtunoase. Philip făcea plecăciuni pe scenă, dar mintea era în altă parte. "Trebuie să mă duc acasă și să vorbesc cu Lara." Dar în clipa aceea și-a mintit că era plecată. "Va trebui să rezolvăm totul acum," se gândi el. "Nu putem continua astfel." Aplauzele continuară. Spectatorii strigau bravo și din nou. În mod obișnuit, Philip ar mai fi interpretat ceva, dar în seara aceea era mult prea tulburat. Se întoarse în cabină și se schimbă în hainele de stradă. Auzea un tunet depărtat. În ziare scrisese că avea să plouă, dar acest lucru nu îi împiedicase pe oameni să vină să-l asculte. Foaierul era plin de fani care l-așteptau. Era totdeauna emoționat să simtă și să audă aprobările lor, dar în seara aceea nu avea chef de ei. Rămase în cabină până fu sigur că plecaseră cu toții. Ieși aproape de miezul nopții. Porni pe coridoarele goale și ieși din clădire pe ușa destinată artiștilor. Mașina nu era acolo. "Voi găsi un taxi," își spuse el. Ieși în ploaie, sufla un vânt rece și strada 57 era întunecată. În timp ce se îndrepta spre Sixth Avenue, un bărbat solid, într-un impermeabil, se apropie din beznă. "Vă rog să mă scuzați," spuse omul. "Cum aș putea să ajung la Carnegie Hall?" Philip se gândi la vechea glumă pe care i-o spusese Larei și fu tentat să spună exersând, dar arătă spre clădirea din spate. "E chiar aici." Când Philip se întoarse, omul îl izbi deodată de clădire, având în mână un pumnal. "Dă-mi portofelul." Inima lui Philip bătea cu putere, se uită în jur după ajutor, dar strada udă de ploaie era pustie. "Foarte bine," spuse Philip. "Nu te enerva, ți-l dau." Cuțitul era apăsat cu putere pe gâtul lui. "Uite, nu e nevoie să... gura, dă-mi-l." Philip duse mâna la buzunar și scoase pormoneul. Omul îl luă cu mâna liberă și îl vâră în buzunar. Se uită la ceasul lui Philip, pe care îl smulse brusc. După ce luă ceasul, îl apucă de mâna stângă, ținându-i o strâns, și trecu la masă cuțita a pumnalului peste încheietură până la os. Philip urlă de durere. Sângele începu să-și roiască. Omul îl rupse la fugă. Philip rămase șocat, privind cum sângele se amesteca cu ploaia picurând pe stradă. Leșină. Cartea a patra. Capitolul 30. Lara află de Philip la Reno. Marian Bell o sună și era aproape isterică. "E răni grav?" întrebă Lara. "Nu știm nimic deocamdată. Se află la spitalul Roosevelt la urgență. Mă întorc imediat." Când ajunse la spital, peste 6 ore, Lara îl găsi pe Howard Keller așteptând-o. Părea zdruncinat. "Ce s-a întâmplat?" întrebă ea. "Se pare că Philip a fost jefuit după ce a plecat de la Carnegie Hall. L-au găsit pe stradă fără cunoștință." "Cât de grav este?" "I-a fost tăiată încheietura mâinii. I s-au administrat sedative puternice, dar este conștient." Intrară în salon. Philip se afla întins în pat, 4 tuburi îi alimenta organismul cu lichide. "Philip! Philip!" Era vocea Larei, care îl striga de undeva de foarte departe. Deschise ochii. Lara și Howard Keller erau acolo, fiecare din ei părea să aibă câte o dublură. Îi simțea gura uscată și era amețit. "Ce s-a întâmplat?" murmăi el.
Ai fost rănit," îi spuse Lara, dar o să te faci bine." Filip privi în jos și își văzu mâna stângă serios bandajată. Amintirile începură să-i revină. Am fost... Cât de grav este?" Nu știu, dragul meu," spuse Lara. Sunt sigură că va fi bine. Doctorul va veni să te vadă." Doctorii pot face orice în ziua de azi," spuse Keller, liniștitor. Filip a dormit din nou. I-am spus să ia ce vrea. N-ar fi trebuit să-mi rănească mâna," murmură el. N-ar fi trebuit să-mi rănească mâna." Peste 2 ore, doctorul Dennis Stanton intră în salonul unde se afla Filip și, în clipa când acesta îi văzu expresia de pe chip, știu ce avea să-i spună. Trase adânc aer în piept. Spuneți-mi." Doctorul Stanton oftă. Mă tem că nu am vești prea bune pentru dumneavoastră, domnule Adler. Cât de grav este?" Tendoanele flexoare au fost retezate, așa încât nu vă veți mai putea mișca mâna niciodată. În plus, au mai fost afectați și nervii median și cubital," spuse el în continuare, atingând pe propria mână. Nervul median influențează degetul mare și următoarele 3, în timp ce nervul cubital acționează toate degetele. Filip închise ochii strâns, împotrivindu-se valului subit de disperare care îl cuprindea. După o clipă vorbi, vreți să spuneți că nu voi mai putea folosi mâna stângă niciodată? Exact. De fapt, aveți noroc că trăiți. Cine a făcut asta, a tăiat artera. E de mirare că n-a sângerat până la moarte. A fost nevoie de 60 de cusături pentru a vă prinde încheietura la loc. Dumnezeule, chiar nu puteți face nimic? Întrebă Filip cu disperare în glas. Ba da, am putea face o implantare în mâna stângă pentru a o putea mișca puțin, dar această mișcare ar fi foarte limitată. Mai bine m-ar fi omorât, îi spuse Filip disperat. În timp ce se va vindeca, mâna vă va durea foarte tare. Vă vom prescrie niște medicamente pentru diminuarea durerii, dar vă asigur că va dispărea cu timpul. Nu adevărata durere, se gândi Filip. Nu adevărata durere. Trăia un coșmar. Nu avea nicio cale de scăpare. Un detectiv veni la Filip la spital, se așeză lângă patul lui. Era unul din cei vârznici, avea în jur de 60 de ani și părea obosit cu ochi care văzuseră deja totul de 2 ori. Sunt locotenent Mancini. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, domnule Adler," spuse el. Mai bine v-ar fi rupt piciorul. Adică, dacă tot trebuia să se întâmple." Știu ce vreți să spuneți," zise Filip tăios. Howard Keller intră în salon. O căutam pe Lara," spuse el, și după ce văzu necunoscutul, adăugă. Vă rog să mă scuzați." Este pe aici pe undeva," spuse Filip. Dânsul este locotenent Mancini. Howard Keller." Mancini se uită la el. Îmi păresc cunoscut. Ne-am mai întâlnit cumva?" Nu cred." Chipul lui Mancini se lumină deodată. Keller, Dumnezeule, ați jucat baseball la Chicago?" Exact, cum?" Am fost observator pentru echipa puii din Chicago într-o vară și acum îmi amintesc de strecurările și viteza dumitale. Ai fi putut face o carieră extraordinară." Da, acum dacă vreți să mă scuzați," spuse el și se uită la Filip. O aștept afară," adăugă el și ieși imediat. Mancini se întoarse spre Filip. L-ați văzut pe cel care v-a atacat?" Era un tip caucazian, solid, avea 1,85 m și vreo 50 de ani. L-ați putea recunoaște dacă l-ați vedea?" Da." Era un chip pe care nu-l va uita niciodată." Domnule Adler, aș vrea să vă rog să vă uitați la niște fotografii, dar, sincer vorbind, cred că ar fi o pierdere de timp. Adică nu-i vorba de o crimă, sunt sute de tâlhari în tot orașul. Dacă nu sunt prinși asupra faptului, de obicei reușesc să scape." Spuse el și își scoate carnetul. Ce vi s-a furat?" Pormoneul și ceasul de mână." Ce fel de ceas era?" Piaget." Avea ceva distinctiv, ceva gravat, de exemplu?" Era ceasul pe care îl dăruise Lara." Da, pe spate scria, pentru Filip cu dragoste din partea Larei." Polițistul scrise ceva. Domnule Adler, trebuie să vă întreb, l-ați mai văzut vreodată pe acest om?" Filip îl privi surprins. Dacă l-am mai văzut?" Nu, de ce?" Întrebam și eu așa," spuse Mancini, punând carnețelul deoparte. Bine, să vedem ce putem face." Sunteți un om norocos, domnule Adler." Adevărat?" întrebă Filip cu un glas plin de amărăciune. Da, ne confruntăm cu 1000 de jafuri pe an în orașul ăsta și nu ne putem permite să pierdem prea mult timp cu ele, dar capitanul nostru este un mare admirator al dumneavoastră. Colecționează toate albumele dumneavoastră, va face tot ce-i va sta în putință pentru a-l prinde pe ticălosul care v-a făcut asta. Vom răspândi o descriere a ceasului la toate casele de amane din țară." Dacă îl prindeți, credeți că îmi poate da mâna înapoi?" întrebă Filip cu amărăciune. Poftim?" Nimic. Vă vom ține la curent. O zi plăcută."
Lara și Keller îl așteptau pe detectiv pe culoar. Ați spus că doriți să stați de vorbă cu mine?" întrebă Lara. Da, aș dori să vă pun câteva întrebări," spuse locotenentul Mancini. Doamna Adler, soțul dumneavoastră are dușmani de care aveți cunoștință?" Lara se îngruntă. Dușmani? Nu, de ce?" Nimeni care ar putea fi gelos pe dânsul, un alt muzician poate, cineva care ar fi dorit să-i facă rău?" Unde vreți să ajungeți? A fost un simplu act de tâlhărie, nu?" Ca să fiu absolut sincer, nu prea arată tâlhărie obișnuită. I-a tăiat încheietura mâinii după ce a luat pormoneul și ceasul. Nu face importanță. A fost ceva cât se poate de inutil, numai dacă nu a fost intenționat. Soțul dumneavoastră n-a opus nici cea mai mică rezistență. E, un puș drogat ar fi putut face una ca asta, dar..." spuse el și ridică din umeri. Mai ținem legătura." Privirea în urma lui. Dumnezeule," spuse Keller. Crede că a fost un aranjament." Lara se făcuse albă ca varul. Când Keller se uită la ea, spuse încet. Doamne, unul din bandiții lui Paul Martin. Dar de ce ar fi făcut una ca asta?" Ea vorbi cu greu. Ar fi putut crede că o făcea pentru mine. Filip a fost plecat mult timp și Paul tot mereu spunea că nu era corect, că cineva ar fi trebuit să stea de vorbă cu el. O, Howard," făcu ea și-și ascunse fața în umărul lui, luptându-se cu lacrimile. Ticălosul, te-am prevenit doar să te ții departe de el." Lara trase adânc aer în piept. Filip se va face bine. Trebuie." Peste 3 zile, Lara îl aduse pe Filip acasă. Era palid și părea zdruncinat. Marian Bell îi aștepta la ușă. Fusese în fiecare zi la spital pentru a-l vedea pe Filip și a-i aduce mesajele primite. Era ca o revărsare de compasiune din întreaga lume. Ilustrate scrisori și telefoane de la admiratori îndurerați, ziarele dezbăteau problema, condamnând violența de pe străzile New Yorkului. Lara se afla în bibliotecă în clipa când sună telefonul. Pentru dumneavoastră," spuse Marian Bell, un anume domn Paul Martin. Nu pot vorbi cu el," îi spuse Lara și se forță să nu tremure. Capitolul 31. Viața li se schimbă peste noapte. De acum voi lucra numai acasă," îi spuse Lara lui Keller. Filip are nevoie de mine." Sigur, înțeleg." Telefoanele și ilustratele cu urări de însănătoșire continuau să curgă și Marian Bell se dovedi o adevărată binecuvântare. Se făcea nevăzută imediat și nu stătea niciodată în calea nimănui. Nu vă faceți griji din cauza lor, doamnă Adler. Mă ocup eu de ele, dacă doriți. Îți mulțumesc, Marian." William Ellerby sună de câteva ori, dar Filip refuză să stea de vorbă cu el. Nu vreau să vorbesc cu nimeni," îi spuse el Larei. Doctorul Stanton avusese perfect dreptate în privința durerii. Era îngrozitoare. Filip încercă să o învingă, înghițind pastile până când nu mai putu. Lara era mereu lângă el. Vom aduce cei mai buni doctori din lume, dragul meu. Trebuie să existe cineva care să-ți poată vindeca mâna. Am auzit de un medic din Elveția." Filip scutură din cap. N-are rost," spuse el privindu-și mâna bandajată. Sunt un invalid." Nu vorbi așa," spuse ea cu fermitate. Poți face o mulțime de lucruri. E numai vina mea. Dacă nu m-aș fi dus la Reno în ziua aceea, dacă aș veni cu tine la concert, asta nu s-ar fi întâmplat. Dacă..." Filip zâmbi cu tristețe. Ai vrut să stau mai mult acasă. Ei bine, acum nu mai am unde să mă duc." Lara spuse atunci cu un glas răgușit. Cineva a spus odată. Ai grijă ce-ți dorești, fiindcă se poate împlini. Am vrut să stai acasă, dar nu așa. Nu pot suporta să văd că suferi." Nu-ți face griji pentru mine," spuse Filip. Trebuie să mă gândesc la câteva lucruri. Totul s-a petrecut atât de neașteptat. Nu cred că îmi dau seama cu adevărat încă." Howard Keller veni cu niște contracte. Bună, Filip, cum te mai simți?" Minunat," izbucni el. Mă simt de-a dreptul minunat." A fost o întrebare stupidă, te rog să mă scuzi." Nu-mi da atenție," se scuză Filip. În ultima vreme n-am prea fost eu însumi." Adăugă el, lovind cu pumnul drept în fotoliu. Dacă ticălosul mi-ar fi tăiat măcar mâna dreaptă, există o jumătate de duzină de concerte pentru mâna stângă pe care le-aș fi putut interpreta." Atunci Keller își aminti de discuția de la petrecere. Jumătate de duzină de compozitori au scris concerte pentru mâna stângă. Demut, Franz Schmidt, Korngold și un foarte frumos concert de Ravel. Paul Martin fusese de față. Doctorul Stanton veni acasă pentru a-l vedea pe Filip. Scoase bandajul cu grijă, dând la iveală o cicatrice lungă și urâtă. Puteți îndoi mâna cât de puțin?" Filip încercă, dar era imposibil. Cum e durerea?" întrebă doctorul Stanton. Îngrozitoare, dar nu mai vreau să iau pastilele acelea furisite." Vă mai fac o rețetă oricum, le puteți lua dacă va fi nevoie. Vă rog să mă credeți. Durerea va trece peste câteva săptămâni," spuse el și se ridică să plece.
Îmi pare răspuns de rău, sunt un mare admirator al dumneavoastră. Cumpărați albumele, spuse Philip tăios. Miriam Bell îi sugeră Larei. Nu credeți că ar ajuta dacă un medic terapeut ar veni să-i îngrijească mâna domnului Adler? Lara se gândi la acest lucru. Am putea încerca, hai să vedem ce se poate întâmpla. Când îi spuse lui Philip, acesta scutură din cap, n-are niciun rost. Doctorul a spus, doctorii se mai pot înșela, zise ea categorică, vom încerca totuși. A doua zi, un tânăr terapeut apăru la ușă. Lara îl conduse la Philip. Dânsul e doctorul Rosman. Lucrează la Spitalul Columbia. Va încerca să te ajute, Philip. Succes, spuse el cu amărăciune. Ia să văd mâna domnului Adler. Philip întinse mâna pe care Rosman o examină cu multă atenție. Se pare că mușchiul a fost puțin afectat, dar o să vedem ce putem face. Puteți mișca degetele? Philip încercă. Nu prea se vede nicio mișcare, nu? Să încercăm cu niște exerciții. Era ceva incredibil de dureros. Lucrară jumătate de oră la capătul căreia Rosman spuse, revin mâine. Nu, spuse Philip, nu vă mai deranjați. Lara intrase în încăpere. Philip, nu vrei să încerci? Am încercat, se răsti el, nu pricepi? Mâna asta e moartă. Nimic nu va mai readuce la viață. Philip, spuse ea cu ochii plini de lacrimi, iartă-mă. Doar lasă-mi timp. În noaptea aceea, Lara se trezi în acordurile pianului, se dădu jos din pași și se duse încetişor până la ușa salonului. În halat, Philip stătea la pian și cânta ușor cu mâna dreaptă. Își ridică brusc privirea. Îmi pare rău că te-am trezit. Lara se duse spre el. Dragul meu, e o glumă nemaipomenită, nu? Te-ai căsătorit cu un pianist de concert și ai sfârșit alături de un invalid. Ea îl îmbrățișă și îl ținu strâns. Nu ești un invalid, poți face atâtea lucruri. Încetează să mai faci pe afurisita de Poliana. Iartă-mă, am vrut să spun doar... Știu, îmi pare rău, dar nu mă pot obișnui cu asta, spuse el, ridicându-și mâna mutilată. Hai înapoi la culcare. Nu, du-te înainte, o să-mi fie bine. Stătu treaz toată noaptea gândindu-se la viitorul său și întrebându-se furios. Care viitor? Lara și Philip luau cina împreună în fiecare seară, după care citeau sau se uitau la televizor și apoi se duceau la culcare. Știu că nu prea mai sunt așa cum ar trebui să fie un soț, Lara, spuse el ca o scuză. Dar nu prea am poftă de sex, crede-mă, nu are nicio legătură cu tine. Lara se ridică în pat în capul oaselor și spuse cu un glas tremurător. Nu m-am măritat cu tine pentru trupul tău, ci pentru că eram îndrăgostită de tine, Lulea, și încă mai sunt. Chiar dacă nu o să mai facem dragoste niciodată, tot nu mă voi supăra. Nu vreau decât să mă ții în brațe și să mă iubești. Te iubesc, spuse Philip. Primeau tot timpul invitații la petreceri și evenimentele filantropice, dar Philip le refuza pe toate. Nu voia să părăsească apartamentul. Du-te tu, îi spunea el Larei. Este important pentru afacerile tale. Nimic nu este mai important pentru mine decât tine. Vom lua o cină liniștită acasă. Lara avea grijă ca bucătarul lor să gătească toate mâncărurile preferate ale lui Philip. Nu avea deloc poftă de mâncare. Lara aranjă să țină toate ședințele acasă. Când trebuia neapărat să iasă, îi spunea lui Marian, voi lipsi câteva ceasuri. Ai grijă de domnul Adler. Bineînțeles, promita Marian. Într-o dimineață, Lara îi spuse, dragul meu, îmi pare extrem de rău că trebuie să te las, dar sunt nevoită să mă duc o zi la Cleveland. Crezi că te vei descurca? Bineînțeles, spuse Philip, nu sunt un neputincios. Du-te, te rog, nu-ți face griji pentru mine. Marian aduse câteva scrisori la care terminase de răspuns în locul lui Philip. Vreți să semnați asta, domnule Adler? Sigur, spuse el. Bine că scriu cu dreapta, nu? Adăugă el cu o notă de amărăciune în glas și apoi uitându-se la ea. Iartă-mă, n-am vrut să te necăjesc. Știu, domnule Adler, spuse Marian încet. Nu credeți că ar fi bine să ieșiți să vă mai întâlniți cu prietenii? Prietenii mei lucrează toți, se răsti el. Sunt muzicieni, sunt ocupați să dea concerte. Cum poți spune asemenea prostie? Ieși din încăpere ca o furtună. Marian rămase privind în urma lui. După o oră, Philip se întoarse în birou. Marian se afla în fața mașinii de scris. Marian? Da, domnul Adler, făcuia ridicându-și privirea. Iartă-mă, te rog, nu sunt eu însumi, n-am vrut să fiu grosolan. Înțeleg, spuse ea încet. El se așeză în fața ei. Nu ies pentru că mă simt ca un idiot, spuse el. Sunt sigur că toată lumea se va holba la mâna mea. Nu am nevoie de compătimirea nimănui. Ea îl privea fără să spună nimic. Ai fost foarte amabilă. Apreciez acest lucru, dar nimeni nu poate face nimic. Cunoști expresia.
Cu cât sunt mai mari, cu atât cad mai de sus. Ei bine, eu am fost mare, Marian, foarte mare. Toată lumea venea să mă audă cântând, regi, regine și... zise el. Dar glasul îi se frânse. Oameni din întreaga lume ascultau muzica. Am oferit recitaluri în China, Rusia, India și Germania, adăugă el și se înnecă, iar lacrimile începură să-i șiruiască pe obraj. Ai observat că în ultima vreme plâng foarte mult? Întrebă el, făcând eforturi pentru a se stăpâni. Vă rog, nu, spuse Marian încet, totul va fi bine. Nu, nimic nu va fi bine, nimic, sunt un invalid nenorocit. Nu spuneți asta, doamna Adler are dreptate, să știți. Puteți face o sumedenie de lucruri. Când veți scăpa de durere, veți începe să le faceți. Filip scoase o batistă și șterse ochii. Dumnezeule, am devenit un copil plângăcios. Dacă vă ajută, faceți-o, spuse Marian. El o privi zâmbind. Câți ani ai? 26. Ești o fată de 26 de ani foarte înțeleaptă, nu? Nu, știu numai prin ce ați trecut și aș da orice să nu se fi întâmplat. Dar s-a întâmplat și știu că veți găsi cea mai bună cale de a rezolva totul. Îți irosești timpul aici, spuse Filip. Ar fi trebuit să te faci medic-psihiatrul. Doriți să vă prepar ceva de băut? Nu, mulțumesc, n-ai vrea să facem o partidă de table. Cu mare plăcere, domnule Adler. Dacă tot vei fi partenera mea de table, ar fi bine să încep să-mi spui Filip. Filip. De atunci, jucară table în fiecare zi. Lara primi un telefon de la Terry Hill. Lara, mă tem că am o veste proastă pentru tine. Lara îngheță. Da? Comisia jocurilor de noroc din Nevada a hotărât să suspende autorizația până la încheierea cercetărilor. S-ar putea să ți se aducă acuzații penale. Era un adevărat șoc. Își aduse aminte de cuvintele lui Paul Martin. Nu-ți face griji, nu pot dovedi nimic. Nu putem face nimic, Terry? Deocamdată nu, stai pe poziție. Între timp eu mă chinuiesc să găsesc o rezolvare. Când Lara-i dădu vestea lui Keller, acesta exclamă, Dumnezeule, și noi care contam pe banii de la casino pentru a achita ipotecii la 3 clădiri, îți vor reacorda autorizația? Nu știu. Keller căzu pe gânduri. Bine, vom vinde hotelul din Chicago și cu banii de pe el vom plăti ipoteca proprietății din Houston. Piața imobiliară s-a dus naibii, o mulțime de bănci și companii de depuneri și împrumuturi se confruntă cu probleme serioase. Drexel Burnham Lambert a căzut. S-a dus cu vremurile bune. Se vor întoarce ele, spuse Lara. Ar fi bine să se întoarcă repede. Am început să primesc telefoane de la bănci în legătură cu împrumuturile noastre. Nu-ți face griji, spuse ea încrezătoare. Dacă datorezi unei bănci $1,000,000, te au în mână. Dacă datorezi $100,000,000, tu iei în mână. Nu pot să lase să mi se întâmple ceva. A doua zi, în Business Week, apăru un articol intitulat Imperiul Cameron se clatină. Lara Cameron va fi probabil acuzată penal la Reno. Își poate menține oare fluturele de fier Imperiul? Lara bătu cu pumnul în revistă. Cum îndrăznesc să publice așa ceva? Îi voi da în judecată. N-ar fi o idee prea bună, spuse Keller. Howard, Cameron Towers este aproape în întregime închiriat, nu? Deocamdată 70% și numărul este în creștere. Southern Insurance a luat 20 de etaje, iar International Investment Banking 10. Când clădirea va fi gata, va aduce destui bani pentru a ne scăpa de probleme. Cât mai are până să fie terminată? 6 luni. Vocea Larei era plină de emoție. Asta e. Cel mai mare zgârienor din lume. Va fi superb. Se întoarce spre planuri înrămat din spatele biroului ei, care arăta un monolit de sticlă, ale cărui fațete reflectau celelalte clădiri din jur. La etajele inferioare se afla un loc de promenadă și un atriu cu magazine scumpe, iar deasupra erau apartamente și birourile Larei. Vom face mai multă publicitate, spuse ea. Bună idee, zise el îngruntându-se. Ce s-a întâmplat? Nimic. Mă gândeam doar la Steve Murchison. A vrut foarte mult locul acela. E, l-am învins, nu? Da, spuse Keller încet, l-am învins. Lara îl chemă pe Jerry Townsend. Jerry, aș vrea să faci ceva deosebit pentru inaugurarea lui Cameron Towers. Ai vreo idee? Am una extraordinară. Inaugurarea va avea loc pe 10 septembrie? Da. Asta nu face să-ți sună un clopoțel? Ba da, e ziua mea de naștere. Exact, spuse Jerry Townsend și un zâmbet îi lumină chipul. Ce-ar fi să dăm o petrecere foarte mare în onoarea ta pentru a sărbători terminarea uriașei clădiri? Lara se gândi o clipă. Îmi place ideea, e minunată. Îi vom invita pe toți. Vom face un tărăboi de să vă auzi în toată lumea. Jerry, aș vrea să întocmești o listă. 200 de persoane. Vreau să te ocup personal. S-a făcut.
spuse Townsend zâmbind. Îți voi da lista spre aprobare." Lara lovi din nou cu pumnul în revistă. Le vom arăta noi lor." Vă rog să mă scuzați, doamnă Adler," spuse Marian. "Secretara de la Asociația Națională a Constructorilor este pe linia 3. Nu am răspuns invitației pe care a făcut-o pentru recepția de vineri seară." "Spune-le că nu mă pot duce," zise Lara. "Trimite-le scuzele mele." "Bine, doamnă," spuse Marian și ieși. "Lara, nu te poți transforma într-o puznică din cauza mea," îi spuse Philip. "Este important pentru tine să te duci la toate chestiile astea." "Nimic nu este mai important decât să fiu aici cu tine. Omulețul acela caragios, care ne-a căsătorit la Paris, a spus la bine și la rău," zise ea și se încruntă. "Cel puțin așa cred că a spus, fiindcă eu habar n-am de franceză." Philip zâmbi. "Aș vrea să știi cât de mult te apreciez. Am impresia că te fac să trăiești în iad." Lara a venit lângă el. "Nu-i cuvântul potrivit," spuse ea. "Rai." Philip se îmbrăca. Lara îl ajută să se încheie la cămașă. Philip se uită apoi în oglindă. "Parcă aș fi un hippie. Ar trebui să mă mai tund și eu." "Vrei să o rog pe Marian să-ți fixeze oră la frizer?" El scutură din cap. "Nu, iartă-mă, Lara, nu sunt pregătit să ies." A doua zi dimineață, frizerul lui Philip și o manicuristă apărură la ușa apartamentului. Philip fu luat prin surprindere. "Ce-i asta? Dacă Mohamed nu se duce la munte, vine muntele la Mohamed. Vor veni aici în fiecare săptămână." "Ești nemaipomenită," spuse Philip. "Și încă n-ai văzut nimic," zise Lara zâmbind. A doua zi veni un croitor cu câteva eșantioane de materiale pentru costume și cămăși. "Ce se întâmplă aici?" întrebă Philip. "E singurul bărbat pe care îl cunosc care are 6 fracuri, 4 smokinguri și 2 costume. Ar fi timpul să-ți faci o garderobă ca lumea." "De ce?" protestă el. "Doar nu merg nicăieri." Dar lăsă să-i se ia măsurile pentru costume și cămăși. Peste câteva zile veni un cizmar. "Asta ce mai e?" întrebă Philip. "Ar trebui să ai niște pantofi noi." "Dar ți-am spus, nu merg nicăieri." "Știu, dragul meu, dar când o vei face, pantofii te vor aștepta." Philip o îmbrățișă. "Nu te merit." "Asta tot spun și eu." Se aflau într-o ședință la birou când Howard Keller spuse: "Pierdem centrul comercial din Los Angeles. Banii sunt ceruți înapoi de bănci." "Nu pot face una ca asta." "Ba uite că o fac," spuse Keller. "Suntem supraîncărcați. Putem rambursa împrumuturile făcând un alt credit pentru una din celelalte." Keller spuse răbdător: "Lara, deja ești înglodată în datorii. Trebuie să plătești 60 de milioane pentru blocul zgârie nori. Știu asta foarte bine, dar nu mai sunt decât 4 luni până va fi gata. Putem prelungi împrumutul. Clădirea se va termina la timp, nu?" "Da," spuse Keller privind-o gânditor. Era o întrebare pe care nu ar fi pus-o cu un an în urmă. Atunci ar fi știut exact cum stăteau lucrurile. "Cred că ar fi bine să-ți petreci mai mult timp pe aici, pe la birou," îi spuse el. "Sunt prea multe de rezolvat și sunt unele decizii pe care numai tu le poți lua." "Bine," spuse ea șovăitoare. "Voi fi aici mâine dimineață." "Te caută William Ellerby," spuse Marian. "Spune-i că nu pot vorbi cu el," zise Philip, urmărind-o când se întoarce la telefon. "Îmi pare rău, domnule Ellerby. Domnul Adler e ocupat acum. Îmi puteți lăsa vreun mesaj?" zise ea și ascultă o clipă. "Îi voi spune." "Mulțumesc," zise ea și după ce închise, îi se adresă lui Philip. "Dorește foarte mult să ia masa cu tine. Probabil vrea să vorbim de comisioanele pe care nu le mai primește." "Poate ai dreptate," spuse Marian cu blândețe. "Sunt convinsă că te urăște pentru faptul că ai fost atacat." "Îmi pare rău," spuse el încet. "Așa a sunat?" "Da." "Cum de mă poți suporta?" Marian zâmbi. "Nu e chiar atât de greu." A doua zi, William Ellerby sună din nou. Philip nu era de față. Marian vorbi cu Ellerby câteva clipe, după care se duse să-l caute pe Philip. "A fost domnul Ellerby," îi spuse ea. "Data viitoare spune-i să nu mai sune." "Poate ar trebui să-i o spui personal," zise Marian. "Vei lua masa cu el joi la ora 1." "Ce fac?" "El a propus Le Cirque, dar eu m-am gândit că un local mai mic ar fi mai potrivit," spuse ea și aruncă privirea pe carnețel. "Te întâlnești cu el la fus la ora 1. Îl voi ruga pe Max să te ducă până acolo." Philip o privi furios. "Mi-a aranjat o întâlnire la masă fără să mă întrebi?" Ea îi spuse calmă. "Dacă te-aș fi întrebat, nu te-ai fi dus. Mă poți concedia dacă vrei." El o privi cu dușmănie o clipă, după care zâmbi ușor. "Știi ceva? N-am mai mâncat mâncare chinezească de mult." Când veni Lara de la birou, Philip îi spuse: "Joi iau masa cu Ellerby." "Minunat, dragul meu, când ai hotărât asta?"
Marian a hotărât pentru mine, s-a gândit că ar fi foarte bine să ies din casă. Adevărat? Făcu ea și își spuse, dar când te-am rugat eu n-ai vrut să ieși. Foarte drăguț din partea ei. Da, e o femeie foarte de treabă. Ce proastă am fost, se gândi Lara. N-ar fi trebuit să-i arunc așa unul în brațele celuilalt, iar Filip este foarte vulnerabil acum. Își dădu seama că trebuia să scape de Marian. Când Lara sosi acasă a doua zi, îl găsi pe Filip și Marian jucând table în camera de jocuri. Jocul nostru, își spuse ea. Cum să te bat dacă tu dai numai duble? Spunea Filip râzând. Lara rămase în prag privindu-i, nu-l mai auzise pe Filip râzând de foarte multă vreme. Marian își ridică privirea și o văzu. Bună seara, doamna Adler. Filip sări în picioare. Bună, scumpa mea, spuse el și o sărută. Mă bate de-mi face să-mi pierd pantalonii. Nu dacă am eu grijă, își spuse Lara. Mai aveți nevoie de mine în seara asta, doamna Adler? Nu, Marian, poți să pleci, pe mâine dimineață. Mulțumesc, noapte bună. Noapte bună, Marian. O privire amândoi plăcând. E o companie plăcută, spuse Filip. Mă bucur, dragul meu, zise Lara mângâindu-i obrazul. Cum ai merg treburile la birou? Bine. Nu voia să-l împovăreze cu problemele ei. Trebuia să se ducă la Renault să stea din nou de vorbă cu membrii Comisiei Jocurilor de Noroc. Dacă era nevoită, avea să găsească ea o modalitate de a supraviețui interzicerii jocurilor în hotel, dar ar fi fost mult mai bine dacă i-ar fi făcut să se răzgândească. Filip, mă trem că va trebui să-mi petrec mai mult timp la birou. Howard nu poate lua toate deciziile de unul singur. Nicio problemă, mă descurc eu. Voi pleca la Renault peste o zi sau două, zise ea. Ce-ar fi să mergi și tu cu mine? Filip scutură din cap. Nu sunt pregătit încă, spuse el privindu-și mâna stângă schilodită. Nu încă. Bine, dragul meu. Nu lipsesc mai mult de 2-3 zile. A doua zi dimineață de vreme, când Marian Bell sosi la lucru, o găsi pe Lara așteptând-o. Filip dormea încă. Marian, știi brățara aceea cu diamante pe care domnul Adler mi-a dăruit-o de ziua mea? Da, doamna Adler. Când ai văzut-o ultima oară? Ia stătu să se gândească. Era pe măsuța de toaletă din dormitorul dumneavoastră. De ce ai văzut-o? Da, sigur, s-a întâmplat ceva? Mă tem că da, brățara nu mai este. Marian o privi nedumerită. Nu mai este? Cine ar fi putut să... I-am întrebat pe toți de aici. Nu știu absolut nimic despre ea. Să sun la poliție și... Nu e nevoie. N-aș vrea să te pun într-o situație jenantă. Dar nu înțeleg. Nu? Pentru binele tău, cred că ar trebui să lăsăm totul baltă. Marian o privi șocată. Dar știți foarte bine că nu v-am luat eu brățara, doamna Adler. Nu știu, tocmai asta e. Va trebui să pleci. Și se urâ pentru ceea ce făcea. Dar nimeni nu mi-l va lua pe Filip. Absolut nimeni. Când Filip coborâ la micul dejun, Lara îi spuse, apropo, voi aduce altă secretară să lucreze aici. Filip o privi surprins. Dar ce s-a întâmplat cu Marian? A plecat. I s-a oferit o slujbă la San Francisco. O privi uluit. Ce păcat, credeam că îi place aici. Sunt convinsă că îi plăcea, dar nu vrem să-i stăm în cale, nu? Iartă-mă, îi spuse în sinea ei. Nu, sigur că nu, zise Filip. Aș vrea să-i urez succes, este... A plecat. Asta înseamnă că va trebui să-mi găsesc alt partener de table. Când lucrurile se vor mai liniști puțin, mă vei avea pe mine. Filip și William Ellerby stăteau la masă într-un colț al restaurantului Fus. Mă bucur atât de mult să te văd, Filip. Tot te-am sunat, dar știu, îmi pare rău. N-aveam chef să stau de vorbă cu nimeni, Bill. Sper să-l prindă pe ticălosul care ți-a făcut una ca asta. Cei de la poliție au fost destul de amabili și mi-au explicat că tâlhăriile nu reprezintă cele mai importante lucruri în viața lor. Vin imediat după cazurile pisicilor pierdute. Nu-l vor prinde niciodată. Am înțeles că nu vei mai putea cânta niciodată, spuse Ellerby șovăitor. Ai înțeles foarte bine, zise Filip întinzându-și mâna mutilată. E moartă. Ellerby se aplecă puțin înainte și spuse cu sinceritate, dar tu nu ești Filip, ai toată viața înainte. Ce să fac? Cu ce? Să invest pe alții. Un zâmbet trist flutură pe buzele lui Filip. Asta e o ironie, nu? Mă gândeam să fac acest lucru în ziua când voi termina cu concertele. Ei bine, ziua aceea a sosit, nu? Zise Ellerby. Mi-am permis să vorbesc cu directorul școlii de muzică Eastman din Rochester. Ar da orice numai să predai acolo. Filip se încruntă. Asta ar însemna să mă mut acolo, iar sediul Larei este la New York, spuse el scuturând din cap. Nu i-aș putea face așa ceva. Habar n-ai cât de minunată este cu mine, Bill. Sunt convins.
aproape că a renunțat la afacerile ei pentru a mă îngriji pe mine. Este cea mai atentă și mai grijulie femeie din câte am cunoscut vreodată. Sunt nebun după ea. Filip, cel puțin vrei să te gândești la oferta făcută de Eastman? Spune-le că apreciez gestul, dar mă tem că răspunsul este nu. În caz că te răzgândești, mă anunți? Tu vei fi primul care va afla. Când se întoarse acasă, Lara plecase la birou, se învârti prin apartament fără astâmpăr. Se gândi la discuția avută cu Ellerby. Mi-ar place foarte mult să predau, dar nu-i pot cere Larei să se mute la Rochester și fără ea nu plec, îți spuse el. Auzi ușa de la intrare deschizându-se. Lara? Era Marian. A, îmi pare rău, Filip, n-am știut că e cineva acasă. Am trecut să las cheia. Credeam că ești deja la San Francisco. Ea îl privi mirată. La San Francisco? De ce? Nu acolo ți-ai găsit altă slujbă? Nu am nicio altă slujbă. Dar Lara spunea... Marian înțelese totul deodată. Pricep, nu ți-a spus că m-a concediat? Te-a concediat? Mi-a spus că ai plecat, că ți s-a oferit ceva mai bun. Nu-i adevărat. Cred că ar fi bine să iei loc, spuse Filip încet. Se așezară față în față. Ce se petrece aici? Întrebă el după aceea. Marian oftă adânc. Cred că soția ta își închipuie că eu aș avea ceva pentru tine. Ce tot spui? M-a acuzat că aș fi furat brățara cu diamante pe care ai dăruit-o tu pentru a avea un motiv de a mă concedia. Sunt sigură că a pus-o pe undeva. Nu-mi vine să cred, proteste el. Lara n-ar face niciodată așa ceva, ba ar face orice ca să te păstreze. O privi uluit. Nu știu ce să spun. Lasă-mă să stau de vorbă cu ea și... Nu, te rog, nu. Ar fi bine dacă nu îi spune că am fost aici, zise ea ridicându-se. Și ce-i de gând să faci acum? Nu-ți face griji, voi găsi altceva de lucru. Marian, dacă te pot ajuta cu ceva, nimic. E sigură? Sunt sigură. Ai grijă de tine, Filip, mai spuse ea și dispăru. Filip privi în urma ei tulburat. Nu-i venea să creadă că Lara putea fi vinovată de o asemenea minciună și se întrebă de ce nu-i spusese nimic. Poate că Marian furase într-adevăr brățara și Lara nu mai voia să-l necăjească. Marian mințea. Capitolul 32. Casa de amaneți se afla pe strada South State, în inima cartierului Loop. Când Jess Shaw intră, bătrânul de la casă își ridică privirea. Bună dimineața, vă pot ajuta cu ceva? Shaw puse ceasul pe tăjdea. Cât îmi dați pe ăsta? Omul lă ceasul și îl studie. Un piaje frumos ceas. Da, îmi pare extrem de rău că trebuie să mă despart de el, dar m-a lovit ghinionul. Înțelegeți ce vreau să spun? Omul dădu din numeri. Meseria mea să înțeleg. Habar n-aveți câte povești din astea ghinioniste aud. O să repar totul peste câteva zile, de luni încep o slujbă nouă, dar până atunci am nevoie de cât mai mulți bani. Omul examină ceasul mai îndeaproape. Pe spatele lui, cuvintele gravate fusese răzgâriate și șterse. Își privi clientul. Vă rog să mă scuzați puțin, trebuie să mă uit cum funcționează. Unele sunt făcute la Bangkok și le lipsește câte ceva înăuntru. Duse ceasul în încăperea din spate, cu lupa studie semnele zgâriate. Deșifră cu greu literele pen, fi, cudraste, din pate, lrei. Deschise un sertar și scoase o foaie trimisă de poliție cu descrierea ceasului și cu textul gravat de pe spate. Pentru Filip, cu dragoste din partea Larei. Tocmai se pregătea să pună mâna pe telefon când clientul strigă, Hei, mă grebesc, vrei ceasul sau nu? Vin, spuse bătrânul întorcându-se. Vă pot împrumuta $500 pentru el. 500, dar ceasul ăsta valorează. Vreți sau nu? Bine, mormăișou, vreau. Va trebui să completați acest formular, spuse bătrânul. Sigur, zise străinul și scrise. John Jones, strada Hunt, numărul 21. Din câte știa el, nu exista nicio stradă cu acel nume la Chicago și el cu siguranță nu era John Jones. Băgă bani în buzunar. Mulțumesc foarte mult. Mă întorc peste câteva zile după el. Bine. Bătrânul puse repede mâna pe telefon. Un polițist a apărut la casa de amane după 20 de minute. De ce n-ați sunat când a fost aici? Întrebă el. Am încercat, dar se grebea, era nervos. Polițistul examină formularul completat. Nu va folosi la nimic, spuse bătrânul. Probabil că sunt un nume și o adresă falsă. Detectivul se încruntă. Glumești. A completat asta cu mâna lui? Da. Atunci îl vom prinde.
La sediul poliției computerului îi trebuiră mai puțin de 3 minute pentru a identifica amprenta degetului mare de pe formular. Just show. Valetul intră în salon. Vă rog să mă scuzați, domnule Adler, dar vă caută un domn la telefon, un al nume locotenent Mancini, să... Vorbesc eu cu el, zise Philip și ridică receptorul. Alo? Philip Adler? Da, aici locotenent Mancini. Am fost să vă văd la spital. Îmi amintesc. Voiam să vă spun ce se mai întâmplă. Am avut puțin noroc. V-am spus că șeful nostru va trimite la toate casele de amanet descrierea ceasului dumneavoastră. Da, l-au găsit. Ceasul este amanetat la Chicago. Acum îl urmăresc pe cel care l-a adus. Ați spus că l-ați putea recunoaște pe cel care v-a atacat, nu? Exact. Bun, vă ținem la curent. Jerry Townsend intră în biroul Larei. Era foarte tulburat. Am făcut lista despre care am vorbit. Cu cât mă gândesc mai mult la ideea asta, cu atât îmi place mai mult. Vom sărbători cea de-a 40-a aniversare a ta chiar în ziua când se va deschide cel mai înalt zgârienor din lume, zise el, arătându-i lista. L-am inclus și pe vicepreședinte, este un mare admirator al tău. Lara se uită pe ea. Parcă era o enciclopedie a celebrităților de la Washington, Hollywood, New York și Londra. Erau oficialități guvernamentale, staruri de cinema, de muzică rock. Era ceva impresionant. Îmi place, spuse Lara. Las-o așa. Townsend puse lista în buzunar. Bine, voi trimite invitațiile la tipărit și le voi expedia. L-am sunat deja pe Carlos și i-am spus să rezerve marea sală de bal și să pregătească meniul tău preferat. Vom pregăti totul pentru 200 de persoane. Totdeauna se poate adăuga sau reduce ceva dacă e necesar. Apropo, mai sunt ceva noutăți în legătură cu situația din Renault? Lara vorbise cu Terry Hill în dimineața aceea. Un mare juriu face cercetări, Lara. Există posibilitatea de a se aduce o acuzare penală. Cum se poate așa ceva? Faptul că am vorbit cu Paul Martin nu poate dovedi nimic. Am fi putut vorbi despre ceea ce se petrece în lume, despre ulcerul lui sau despre nenumărate alte lucruri. Lara, nu te supăra pe mine. Eu sunt de partea ta. Atunci, fă ceva, doar ești avocatul meu. Scoate-mă naibii din asta. Nu, totul e în regulă, îi spuse ea lui Townsend. Bine, înțeleg că tu și Philip mergeți la petrecerea organizată de primar sâmbătă seară. Da. Ea voise să refuze invitația, dar Philip insistase. Ai nevoie de acești oameni, nu-ți poți permite să-i jignești, vreau să mergi. Fără tine nu merg, dragul meu. El oftase adânc. Bine, merg și eu. Cred că ar fi timpul să nu mai trăiesc ca un puznic. Sâmbătă seară, Lara îl ajută pe Philip să se îmbrace, îi puse butonii și îi făcu nodul la cravată. El stătea și în gând își blestema neputința. Parcă ar fi Ken și Barbie, nu? Cum? Nimic. Gata, dragul meu. Vei fi cel mai frumos bărbat de acolo. Mulțumesc. Ar trebui să mă îmbrac și eu, spuse Lara. Primarului nu-i place să aștepte. Voi fi în bibliotecă, îi spuse Philip. Peste o jumătate de oră, Lara intra în bibliotecă, arătând fermecător. Purta o frumoasă rochie albă Oscar de la Renta, iar pe mână îi sclipea brățara cu diamante pe care i-o dăruise Philip. Philip nu prea dormi sâmbătă seara. Se uită la Lara, întrebându-se cum de-o putuse acuza în mod fals pe Marian de furtul brățării. Știa că trebuia să stea de vorbă cu ea, dar voia să discute mai întâi cu Marian. Astfel că duminică dimineață, în timp ce Lara mai dormea încă, Philip se îmbrăcă încet și plecă. Luă un taxi și se duse acasă la Marian. Sună la sonerie și așteptă. Cine e? Întrebă o voce somnoroasă. Eu sunt Philip, trebuie să-ți vorbesc. Ușa se deschise și Marian se afla de partea cealaltă. Philip, s-a întâmplat ceva? Trebuie să vorbim. Hai, intră. El o ascultă. Îmi pare rău că te-am trezit, dar este foarte important, spuse el. Ce este? El trase adânc aer în piept. Ai avut dreptate în privința brățării. Lara a purtat-o aseară. Îți datorez niște scuze. M-am gândit că poate tu... Am vrut de fapt să-și cer scuze. Bineînțeles că ai crezut-o pe ea, spuse Marian încet. Doar e soția ta. Voi discuta cu Lara în dimineața asta, dar voiam să stau de vorbă mai întâi cu tine. Marian se întoarse spre el. Mă bucur că ai făcut-o. Nu vreau să discuz nimic cu ea. De ce? Întrebă el. De ce ar fi făcut așa ceva? Nu știu. Tu știi? Sincer să fiu, nu. Nu are niciun sens. Cred că o să înțeleg mai bine decât tine. Lara te iubește la nebunie, ar face orice pentru a te păstra. Probabil singura persoană pe care ai iubit-o în viața ei are nevoie de tine. Și cred că și tu ai nevoie de ea. O iubești atât de mult, nu-i așa, Philip? Așa este. Atunci hai să uităm totul. Dacă te-a pus să discuți cu ea,
n-ar fi nimic de câștigat, ba chiar ar putea înrăutăți relațiile dintre voi. Eu îmi pot găsi foarte ușor o altă slujbă, dar este nedrept față de tine, Marian." Ea zâmbi cu tristețe. "Viața nu e întotdeauna dreaptă, nu?" spuse ea și adăugă în sine ei. "Dacă ar fi fost, eu ar fi trebuit să fiu doamna Adler." "Nu-ți face griji, îmi va fi bine. Măcar lasă-mă să fac ceva pentru tine. Lasă-mă să-ți dau ceva bani cu care să te descurci până..." "Îți mulțumesc, nu." Ar fi vrut să-i spună atâtea, dar știa că nu avea niciun rost. Era un bărbat îndrăgostit. Îi spuse doar: "Întoarce-te la ea, Filip." Șantierul se afla pe Wabash Avenue din Chicago, la sud de Loop. Era o clădire de 25 de etaje cu birouri doar pe jumătate terminată. O mașină de poliție nemarcată opri în colț și doi detectivi coborâră. Porniră spre șantier și opriră un muncitor ce tocmai trecea. "Unde este șeful de echipă?" Omul arătă spre un individ solid care îi făcea observație unui lucrător. "Acolo." Detectivii se duseră la el. "Dumneata ești șeful aici?" Omul se întoarse și spuse nerăbdător: "Nu numai că sunt șeful, dar sunt și foarte ocupat." "Ce doriți? Aveți în echipă vreun anume jazz show?" "Show? Desigur. Este acolo, sus," spuse șeful de echipă, arătând spre un bărbat care lucra pe o grindă de oțel cu vreo duzină de etaje mai sus. "Vreți să-i spună să coboare, vă rugăm?" "La naiba, nu. Are treabă de..." Unul din detectiv își arătă insigna. "Spuneți-i să vină aici." "Dar ce s-a întâmplat? Jess a intrat în vreun bucluc?" "Nu, vrem numai să stăm puțin de vorbă cu el." "Bine," spuse omul și se adresa apoi unuia din cei care lucrau prin apropiere. "Du-te sus și spune lui Jess să vină încoace." "Am înțeles." Peste câteva minute, Jess Show venea spre cei doi detectivi. "Acești domni vor să discute ceva cu tine," îi spuse șeful de echipă, după care se îndepărtă. Jess zâmbi. "Mulțumesc, mai fac și eu o pauză. Cu ce vă pot ajuta?" Unul din detectivi scoase ceasul. "Acesta e ceasul dumitale?" Zâmbetul lui Show pieri. "Nu, e sigur?" "Da," spuse el și adăugă, arătând spre încheietura mâinii lui. "Eu port un Seiko." "Dar ai amanetat acest ceas?" Show ezită. "A, da, așa e. Ticălosul mi-a dat numai $500 pe el. Valorează cel puțin. Ai spus că nu e ceasul dumitale." "Așa e, nu e ceasul meu." "Atunci de unde l-ai?" "L-am găsit." "Zău, unde?" "Pe trotuar, lângă locuința mea," spuse el înflăcărându-se pe măsură ce povestea. "Se afla în iarba, am coborât din mașină și asta e. O rază de soare a căzut pe brățară și l-a făcut să sclipească, de aceea l-am văzut." "Ce noroc că n-a fost o zi noroasă." "Da." "Domnule, îți place să călătorești?" "Nu." "Păcat, pentru că vei face o scurtă călătorie până la New York. Te vom ajuta noi să-ți faci bagajele." Ajungând la locuința lui, cei doi detectivi începură să privească în jur. "Stați așa, aveți vreun mandat de percheziție?" "Nici n-avem nevoie de așa ceva, doar te ajutăm să-ți faci bagajele." Unul din ei se uită în dulapul de haine sus, pe un raft se afla o cutie de pantofi, o loșă deschise. "Dumnezeule, ia te uite ce-a lăsat Moș Crăciun." Lara se afla la ea în birou când auzi vocea lui Kate în interfon. "Domnul Tilly pe linia 4, domnișoară Cameron." Tilly era directorul de proiect al lui Cameron Towers. Lara ridică receptorul. "Alo? Am avut o mică problemă azi dimineață, domnișoară Cameron." "Ce anume? Un incendiu, dar l-am stins acum." "Ce s-a întâmplat?" "A avut loc o explozie la instalația de aer condiționat. Un transformator a explodat. A fost un scurt circuit. Se pare că cineva l-a legat greșit." "Cât de grav este?" "Se pare că vom pierde o zi, două. Va trebui să curățăm tot și să refacem legăturile." "Ai grijă. Ține-mă la curent." Lara se întoarse târziu în seara aceea, îngrijorată și epuizată. "Mă preocupă starea ta," îi spuse Filip. "Te pot ajuta cu ceva?" "Cu nimic, dragul meu, îți mulțumesc," spuse ea, izbutind să zâmbească. "Sunt doar câteva probleme la birou." El îmbrățișă. "Ți-am spus vreodată cât sunt de nebun după tine?" Ea se uită la el și îi spuse zâmbind. "Mai spune-mi odată." "Sunt nebun după tine." El ținu strâns, spunându-și în sinea ei. "Asta vreau, de asta am nevoie." "Dragul meu, după ce se vor termina toate problemele astea, hai să plecăm undeva, numai noi doi." "S-a făcut." "Într-o bună zi, va trebui să-i spun ce i-am făcut lui Marian," îți zici să ea. "Știu că n-a fost bine, dar aș muri dacă l-aș pierde." A doua zi, Tilly sună din nou. "Ați anulat dumneavoastră comanda pentru marmura pentru holuri?" "De ce aș fi făcut asta?" spuse Lara încet. "Nu știu, cineva a făcut-o. Marmura ar fi trebuit să fie aici până acum. Când am sunat, mi s-a spus că s-a anulat comanda acum 2 luni din ordinul dumneavoastră." Lara spumega de furie. "Înțeleg, cât am întârziat?" "Nu știu încă. Spune-le să se grăbească."
Keller intră în birou. Mă tem că băncile au început să se agite, Lara. Nu știu cât timp îi mai pot duce. Până se termină construirea lui Cameron Towers, mai avem puțin, Howard. Nu mai sunt decât 3 luni până la final. Le-am spus și eu asta, zise el oftând. Bine, o să le mai spun. Vocea lui Cathy se auzi în interfon. Domnul Tilly pe linia 1. Lara se uită la Keller. Nu pleca, spuse ea și ridică receptorul. Da? Mai avem o problemă, domnișoară Cameron. Ascult. Lifturile nu funcționează bine. Programele nu sunt sincronizate, iar semnalele sunt aiurite. Dacă apeși pe buton să meargă în jos, pornește în sus. Dacă apeși pe buton pentru etajul 18, te duce la subsol. N-am mai văzut așa ceva până acum. Crezi că cineva o face intenționat? E greu de spus. Ar putea fi neglijență. Cât timp va lua îndreptarea lucrurilor? Am câțiva oameni care se ocupă chiar acum de asta. Sună-mă mai târziu, spuse ea și închise. Totul e în regulă? Întrebă Keller. Lara ocoli întrebarea. Howard, ai mai auzit ceva de Steve Murchison în ultima vreme? El o privi surprins. Nu, de ce? Așa, din pură curiozitate. Consorțiul de bănci care finanțau Cameron Enterprises aveau motive întemeiate de îngrijorare. Nu numai Cameron Enterprises avea probleme, ci majoritatea clienților lor. Declinul obligațiunilor parțiale devenise un dezastru de proporții și o lovitură puternică pentru corporațiile care se bazaseră pe ele. Erau 6 bancheri în încăpere cu Howard Keller, iar atmosfera era sumbră. Deținem polițe cu scadențe depășite pentru aproape 100 de milioane de dolari, spuse purtătorul lor de cuvânt. Mă tem că nu mai putem ajuta niciun fel Cameron Enterprises. Uitați câteva lucruri, spuse Keller. 1. Așteptăm ca autorizația pentru redeschiderea cazinoului din Reno să ni se acorde din zi în zi și banii care vor proveni de acolo vor acoperi orice deficit. 2. Cameron Tower se construiește conform programului. Peste 90 de zile va fi gata. Avem deja 70% din el închiriat și puteți fi siguri că în curând, când va fi gata, toată lumea o să vrea să intre în el. Domnilor, banii dumneavoastră nu pot fi mai asigurați. Doar aveți de-a face cu magia Larei Cameron. Oamenii se priviră reciproc. Vom discuta între noi și vom lua legătură din nou, spuse purtătorul de cuvânt. Foarte bine, îi voi spune domnișoarei Cameron. Keller îi raportă Larei. Cred că vor fi cu noi, îi spuse el, dar în acest timp va trebui să vindem câte ceva ca să ne menținem pe linia de plutire. Dă-i drumul. Lara venea la birou dimineața de vreme și pleca seara târziu luptându-se cu disperare să-și salveze imperiul. Se vedea foarte puțin cu Philip. Lara nu voia ca el să știe câte probleme avea. Are și el destule probleme, se gândia. Nu-l pot împovăra și mai mult. Luni dimineață la ora 6, Tilly era la telefon. Cred că ar fi bine să veniți până aici, domnișoară Cameron. Lara a avut un puternic sentiment de teamă. Dar ce s-a întâmplat? Ar fi mai bine să vedeți cu proprii ochi. Vin imediat. Îl sună pe Keller. Howard, s-a mai evit o problemă la Cameron Towers. Trec să te iau. O jumătate de oră mai târziu se îndreptau spre șantier. Ți-a spus ce fel de problemă este? O întrebă Keller. Nu, dar nu mai cred în întâmplare. M-am gândit mult la ce ai spus. Steve Murchison a vrut proprietatea asta atât de mult, iar eu i-am luat-o de sub nas. Când ajunseră văzură geamuri mari, fumuri împachetate întinse pe jos și camioane care descărcau alte geamuri. Tilly veni repede spre Lara și Keller. Mă bucur că ați venit. Care e problema? Nu sunt geamurile pe care le-am comandat. Este altă culoare și au dimensiuni greșite. Nu se potrivesc la clădire. Lara și Keller se uitară unul la altul. Nu le putem dea din nou aici? Întrebă Keller. Tilly scutură din cap. În niciun caz s-ar face un munte de silicat. De la cine am comandat? Întrebă Lara. De la compania de panouri și sticlă din New Jersey. Îi sun imediat. Cum stăm cu timpul? Tilly calculă. Dacă le primim în 2 săptămâni, am putea fi gata la termen. Cu mai multă presiune, dar va fi bine. Să mergem, îi spuse Lara lui Keller. Otto Karp era directorul companiei de panouri și sticlă din New Jersey. Veni la telefon aproape imediat. Da, domnișoară Cameron, am înțeles că aveți o problemă. Nu, se răsti Lara, dumneata e o problemă. Ne-ai trimis greșit sticla. Dacă nu primesc comanda corectă în 2 săptămâni, vă dau în judecată și compania dumitale își va lua adio de la afaceri. Țineți pe loc un proiect de 300 de milioane de dolari. Nu înțeleg, vreți să așteptați o clipă, vă rog? Lipsi aproape 5 minute. Îmi pare rău, domnișoară Cameron, spuse el când se întoarse. Comanda a fost scrisă greșit. S-a întâmplat. Nu mă interesează ce s-a întâmplat, îl întrerupse Lara. Vreau ca acel
formular să fie completat corect și marfa expediată cum trebuie. Voi fi încântat să fac acest lucru. Lara a avut o senzație de ușurare. În cât timp va sosi aici? În 2-3 luni. 2-3 luni? Imposibil. Avem nevoie acum. Aș fi foarte bucuros să vă servez, dar din păcate suntem în urmă cu comenzile, spuse Carp. Nu înțelegeți? Spuse Lara. Este o urgență și... Apreciez acest lucru și vom face tot posibilul. Veți avea totul peste 2 sau 3 luni. Îmi pare rău că nu putem face altfel. Lara trânti receptorul. Nu-mi vine să cred, zise ea și îl întreba apoi pe Tilly. Mai este vreo companie cu care putem aranja? Tilly își trecu mâna peste frunte. Nu atât de târziu cum este acum. Dacă a merge la altcineva, ar lua-o de la zero și ceilalți clienței lor vor fi înaintea noastră. Lara, aș putea vorbi cu tine o clipă? O întrebă Keller luând-o deoparte. Îmi displace că trebuie să sugerez asta, dar... Dă-i drumul. Poate prietenul tău, Paul Martin, are vreo relație, poate cunoaște pe cineva care cunoaște pe altcineva. Lara, în cuvință. Bună idee, Howard. O să aflu. Peste 2 ore, Lara se găsea în biroul lui Paul Martin. Habar n-ai cât de fericit sunt că m-ai sunat, spuse avocatul. A trecut mult timp. Doamne, cât de frumoasă ești, Lara. Îți mulțumesc, Paul. Cu ce te pot ajuta? Se pare că vin la tine ori de câte ori am probleme, spuse ea șovăitoare. Totdeauna te-am ajutat, nu? Da, ești un bun prieten și acum am nevoie de un prieten ca tine. Care-i problema? O altă grevă? Nu, e în legătură cu Cameron Towers. El se încruntă. Am auzit că va fi gata la timp. Așa este, sau era. Cred că Steve Murchison ne sabotează proiectul, vrea să se răzbune pe mine. Lucrurile au început dintr-o dată să meargă prost. Până acum am putut să ne descurcăm, acum însă avem o mare problemă, care ne-ar putea face să depășim termenul de finisare. Cei mai mari chiriași ai noștri s-ar retrage în acest caz și nu pot permite să lasă să se întâmple așa ceva. Trase adânc aer în piept încercând să-și stăpânească furia. Acum 6 luni am comandat geamuri fumurii la compania de panouri și sticlă din New Jersey. Am primit marfa azi dimineață, nu era sticla noastră. Ei sunat? Da, dar vorbesc de 2-3 luni, iar eu am nevoie de sticla asta într-o lună. Până nu sosește, oamenii n-au nimic de făcut. Au încetat lucrul. Dacă această clădire nu e gata la termen, pierd tot ce am. Paul se uită la ea și spuse încet, nu o să pierzi, lasă-mă să văd ce pot să fac. Lara se simți ușurată. Paul, eu... Era greu de exprimat în cuvinte, îți mulțumesc. El îi luă mâna și zâmbi. Dinozaurul n-a murit încă. Vei avea un răspuns până mâine. A doua zi dimineață, telefonul personal al Larei sună pentru prima oară după luni de zile. Ridică receptorul cu nerăbdare. Paul, bună, Lara. Am avut o mică discuție cu un prieten. Nu va fi ușor, dar se va rezolva. Au promis că vor livra de luni într-o săptămână. În ziua când transportul de sticlă trebuia să sosească, Lara îi telefonă din nou lui Paul Martin. Sticla n-a ajuns încă, Paul. Nu? Făcu el și fuli niște câteva clipe. O să mă interesez. Adăugă el și zise apoi cu un glas mai blând. Draga mea, știi, singurul lucru bun în toată povestea asta e că mai putem sta de vorbă. Da, eu, Paul, dacă nu primesc sticla la timp, o vei primi, nu te lăsa. La sfârșitul săptămânii tot nu se auzea nimic. Keller intră în biroul Larei. Tocmai am vorbit cu Tilly, termenul e vineri, dacă sticla sosește până atunci e bine, dacă nu suntem morți. Până joi nu se schimbase nimic. Lara se duse să viziteze Cameron Towers, nu se vedea niciun muncitor, clădirea se înălța maestuoasă profilându-se pe cer și umbrind totul în jur. Avea să fie o clădire frumoasă, monumentul ei. N-o să lasă să prăbușească, își spuse Lara cu fermitate. Îl sună din nou pe Paul Martin. Îmi pare rău, spuse secretara. Domnul Martin nu este la birou, vreți să-i lăsați un mesaj? Vă rog să-i spuneți să mă sune, zise Lara, după care se întoarse spre Keller. Am o presimțire, aș vrea să verifici ceva. Vezi dacă proprietarul acelei fabrici de sticlă nu este cumva Steve Murchison. Peste o jumătate de oră, Keller se întoarse la ea în birou alb ca varul. Ei bine, ai aflat cine e proprietarul? Da, spuse el încet. Este înregistrată în Delaware și se află în proprietatea lui Edna Enterprises. Edna Enterprises? Exact. Au cumpărat-o anul trecut. Edna Enterprises este Paul Martin. Capitolul 33. Publicitatea nefavorabilă din jurul lui Cameron Enterprises continua. Reporterii care fuseseră atât de dorni să o ridice în slăf pe Lara acum se întorseseră împotriva ei. Jerry Townsend se duse la Howard Keller. Sunt îngrijorat, spuse Townsend.
Ce s-a întâmplat? N-ai citit ziarele?" Ba da, auzi nemaipomenită. Sunt îngrijorat în legătură cu petrecerea, Howard." Am trimis toate invitațiile, dar de când cu publicitatea asta negativă nu primesc decât refuzuri." Ticăloșii se tem să nu se contamineze. E un fiasco." Ce propui?" Să anulăm petrecerea. Găsesc eu o scuză." Cred că ai dreptate. N-aș vrea să fie pusă într-o postură jenantă." Bine, eu anulez. Îi spui tu Larei?" Da." Sună Terry Hill. Tocmai am fost anunțat că ești citată să depui mărturie în fața marelui juriu din Reno poimine. Vin și eu cu tine." Copia interogatoriului lui Jess Shaw, realizat de către locotenent Sal Mancini. Mancini. Bună dimineața, domnule Shaw. Sunt locotenent Mancini. Știți că o stenografă notează toată această conversație?" Jess. Sigur." Și ați refuzat dreptul la un avocat?" Nu am nevoie de avocat. Nu am făcut altceva decât să găsesc un ceas pentru numele lui Dumnezeu și am fost târât aici ca un animal." Domnule Shaw, știți cine este Philip Adler?" Nu, ar trebui să știu." Nimeni nu va plăti să-l atacați?" Doar v-am mai spus, n-am auzit în viața mea de el." Poliția din Chicago a găsit 50.000 de dolari în locuința dumneavoastră. De unde proveneau acești bani?" Niciun răspuns." Domnule, i-am câștigat jucând." Unde?" La curse, pariu fotbalistice, chestii de-astea." Sunteți un om norocos, nu?" Da, așa cred." În prezent aveți o slujbă la Chicago, așa este?" Da." Ați lucrat vreodată la New York?" Da, odată." Am un raport a poliției care spune că lucrați pe o macara pe un șantier din Queens când a fost ucis un șef de echipă pe nume Bill Widman, corect?" Da, a fost un accident." De cât timp lucrați acolo?" Nu mai amintesc." Să vă reîmprospătez eu memoria. Ați lucrat acolo 72 de ore. Ați venit de la Chicago cu o zi înainte de accidentul cu macaraua și v-ați întors după două zile, corect?" Cred că da." Potrivit registrelor liniilor aeriene americane, ați venit de la Chicago din nou la New York cu două zile înainte ca Philip Adler să fie atacat și v-ați întors chiar a doua zi. Care a fost motivul acestei călătorii atât de scurte?" Am vrut să văd niște piese." Vă amintiți titlurile pieselor pe care le-ați văzut?" Nu, a trecut destul timp." În perioada accidentului cu macaraua, pentru cine lucrați?" Pentru Cameron Enterprises." Și pentru cine lucrați acum la Chicago?" Pentru Cameron Enterprises." Howard Keller se afla într-o ședință cu Lara. În cursul orei care trecuse, discutaseră despre alte modalități de a contracara efectele negative ale publicității nefavorabile din jurul companiei. Când ședința se apropie de sfârșit, Lara întrebă: "Altceva?" Howard se încruntă. Cineva îi spusese să-i transmită ceva la Ray, dar nu-și mai amintea ce anume. E, probabil că nu-i important." Sunteți căutat la telefon, domnule Adler," spuse Sims valetul, un anume locotenent Mancini." Philip răspunse: "Domnule locotenent, cu ce vă pot fi de folos?" "Am ceva vești pentru dumneavoastră, domnule Adler." "Ce anume, ați prins omul?" "Aș prefera să vin la dumneavoastră să vorbim, dacă nu vă deranjez." "Sigur că nu." "Sosesc în jumătate de oră." Philip puse receptorul la loc, întrebându-se despre ce era vorba, dacă locotenentul nu putea vorbi la telefon. Când Mancini sosi, Sims îl conduse în bibliotecă. "Bună ziua, domnule Adler." "Bună ziua, ce se petrece?" "L-am prins pe cel care v-a atacat." "Adevărat? Sunt într-adevăr surprins," spuse Philip. "Am crezut că ați spus că e imposibil să-i prindeți pe tâlhari." "Nu este un tâlhar obișnuit." Philip se încruntă. "Nu înțeleg." "Este un muncitor constructor. Lucrează la Chicago și New York. Are cazier, ultraj, spargeri." "A amanetat ceasul dumneavoastră și i-am luat amprentele," spuse Mancini și scoase un ceas de mână. "Acesta e ceasul dumneavoastră, nu?" Philip se uită la el nevrând să-l atingă. Vederea lui îl făcu să-și amintească de acea oribilă clipă când un om i-a apucat încheietura mâinii și a crestat-o. Șovăitor, întinse mâna și luă ceasul. Se uită pe spate unde literele fusese zgriate și șterse. "Da, e al meu." Locotenentul Mancini luă ceasul înapoi. "Îl voi păstra deocamdată ca dovadă. Aș dori să veni să verificați persoana." Gândul de a-și vedea din nou atacatorul îl umplu pe Philip de o furie neașteptată. "Voi veni." "Adresa este 1 Police Plaza.
Camera 212, la 10? E foarte bine, spuse Filip și se încruntă. Ce ați vrut să spuneți cu faptul că nu este un tâlhar obișnuit? Locotenentul Mancini ezită. A fost plătit să vă atace. Filip îl privi uluit. Cum? Ceea ce vi s-a întâmplat nu a fost un accident. A primit 50.000 de dolari pentru a vă scoate din circulație. Nu-mi vine să cred, spuse Filip încet. Cine i-ar fi putut da 50.000 de dolari pentru a mă schilodi? A fost angajat de soția dumneavoastră. Capitolul 34. A fost angajat de soția dumneavoastră. Filip era încremenit de uimire. Lara? Ar fi putut Lara să facă un lucru atât de oribil? Ce motiv ar fi avut? Nu înțeleg de ce exersezi în fiecare zi, doar nu dai un concert acum. Nu trebuie să te duci, vreau un soț, nu un divertisment, parcă ai fi comis voiajor. M-a acuzat că aș fi furat brățara cu diamante pe care i-ai dăruit-o tu. Ar face orice pentru a te păstra. Și, Ellerby, te gândești cumva să reduci numărul concertelor? Am avut o discuție cu Lara. Lara. La 1 Polis Plața avea loc o ședință la care participau procurorul general, comisarul de poliție și locotenentul Mancini. Nu avem de-a face aici cu Jane Doe, spuse procurorul general. Doamna este foarte puternică. Ce dovezi concrete ai, locotenente? Am verificat printre oamenii de la Cameron Enterprises, spuse Mancini. Jess Shaw a fost angajat la cererea Larei Cameron. I-am întrebat dacă ea personal a angajat pe cineva vreodată până atunci în cadrul echipelor de constructori. Răspunsul a fost nu. Altceva? A circulat un zvon potrivit căruia un șef de echipă pe nume Bill Whitman se tot lăuda în fața prietenilor că avea ceva împotriva Larei Cameron, ce avea să-l facă un om bogat. La puțin timp după ce a fost ucis de o macara manevrată de Jess Shaw, acesta fusese luat de la munca sa din Chicago pentru a fi adus la New York. După accident s-a întors la Chicago. Nu există nicio îndoială în privința faptului că a fost ceva aranjat. Întâmplător, biletul lui de avion a fost plătit de către Cameron Enterprises. Și atacul asupra lui Adler? Același lucru. Shaw a zburat de la Chicago cu 2 zile înainte de atac și a plecat înapoi a doua zi. Dacă nu s-ar fi lăcomit hotărându-se să mai ia ceva bani prin amanetarea ceasului, în loc să se descotorosească de el, nu l-am fi prins niciodată. Și mobilul? Întrebă comisarul. De ce ar fi vrut să-i facă așa ceva soțului ei? Am vorbit cu câțiva servitori. Lara Cameron era nebună după soțul ei. Singurul lucru în neregulă era faptul că el pleca mereu în turnee pentru a da concerte, iar ea voia să stea acasă. Acum stă acasă. Exact. Ea ce spune? Întrebă procurorul general. Neagă? Nu am stat încă de vorbă cu ea. Am vrut să vorbesc mai întâi cu dumneavoastră pentru a vedea dacă avem un caz. Spui că Philip Adler îl poate recunoaște pe Shaw? Da. Bine. Trimite un om să stea de vorbă cu Lara Cameron. Vezi ce are de spus. Lara se afla într-o ședință cu Howard Keller când sună interfonul. Vă caută un anume locotenent Mancini. Lara se încruntă. În ce problemă? Nu am spus. Se intre. Locotenentul Mancini călca pe un teren foarte fragil. Fără o dovadă puternică avea să fie foarte greu să afle ceva de la Lara Cameron. Dar trebuie să încerc, îi spuse el. Nu se așteptase să-l găsească pe Howard Keller acolo. Bună ziua, domnule locotenent. Bună ziua. Îl cunoașteți pe Howard Keller, bineînțeles, cel mai bun aruncător din Chicago. Cu ce vă pot fi de folos? Întrebă Lara. Asta era partea cea mai delicată. Mai întâi convinge-te că îl cunoaște pe Jess Shaw și de aici pornești. L-am arestat pe cel care va ataca soțul, spuse el urmărindu-i chipul. Adevărat ce? Cum l-ați prins? Interveni Howard Keller. A amanetat un ceas pe care domnișoara Cameron i l-a dăruit soțului său, zise Mancini privind-o pe Lara din nou. Omul se numește Jess Shaw. Expresia ei nu se schimba absolut deloc. Se preface bine, se gândi Mancini. Doamna știe să se prefacă foarte bine. Îl cunoașteți? Nu, spuse Lara încruntându-se. Ar trebui? Prima greșeală, îi spuse Mancini. Am prins-o. A lucrat într-o echipă de constructori pe un șantier al dumneavoastră din Chicago. A mai lucrat pentru dumneavoastră și la un proiect în Queens. Se afla pe o macara când a fost ucis un om. Zise el și se prefăcu a-și consulta carnețelul. Un anume Bill Whitman. La examenul medical s-a stabilit că a fost un accident. Lara înghiții. Da. Înainte ca ea să mai spună ceva, Keller interveni. Domnule locotenent, avem sute de oameni care lucrează pentru această companie, doar nu vă aștepta să-i cunoaștem pe toți. Nu-l cunoașteți pe Jess Shaw? Nu. Și sunt sigur că domnișoara Cameron... Aș vrea să aud chiar de la dânsa, dacă nu vă supărați. N-am auzit în viața mea de acest om, spuse Lara.
I s-au plătit 50.000 de dolari pentru a vă ataca soțul. Nu-mi vine să cred, spuse ea și chipul i se făcu deodată alb ca varul. Acum o prind, îți spuse Mancini. Nu știți nimic despre acest lucru? Lara îl privi și ochii începură deodată să îi arunce fulgere. Doar nu insinuați, cum îndrăzniți? Dacă cineva l-a pus să facă așa ceva, aș vrea foarte mult să știu cine a fost. Acest lucru îl dorește și soțul dumneavoastră, domnișoară Cameron. Ați discutat acest lucru cu Filip? Da, eu. O clipă mai târziu, Lara ieșea ca o furtună din birou. Când ajunse acasă, îl găsi pe Filip în dormitor, făcându-și bagajele cu greu datorită mâinii invalide. Filip, ce faci? El se întoarse pentru a o privi și parcă ar fi văzut-o pentru prima oară. Plec. De ce? Doar n-ai putut să crezi povestea aia oribilă. Nu mai vreau minciuni, Lara. Dar nu mint, trebuie să mă asculți. Eu n-am avut absolut niciun amestec în ceea ce ți s-a întâmplat. Pentru nimic în lume nu ți-aș face vreun rău. Te iubesc, Filip. O privi. Cei de la poliție au spus că omul lucra pentru tine, că i s-au plătit 50.000 de dolari pentru a face ce a făcut. Ia scutură din cap. Eu nu știu absolut nimic din toate astea. Știu doar că eu nu am niciun amestec. Mă crezi? El o privi tăcut. Lara stătu locului o clipă, după care se întoarse și ieși amețită din încăpere. Filip petrecu o noapte de nesomn într-un hotel din centru. Chipul Larei îi apărea mereu în minte. Aș vrea să aflu mai multe despre fundație. Poate ne-am putea întâlni să stăm de vorbă. Ești căsătorit? Povestește-mi despre tine. Când te ascult, cum interpretez Carlati, parcă sunt la Neapole. Visez un vis din cărămizi, beton și oțel și fac în așa fel încât să devină realitate. Am venit la Amsterdam să te văd pe tine. Aș vrea să vin cu tine la Milano. O să mă resfeți, doamnă. Asta am și de gând. Și căldură, și compasiune, și tandrețea Larei. Să mă fi înșelat oare atât de mult în privința ei? Când Filip ajunse la secția de poliție, îl găsi pe locotenentul Mancini așteptându-l. Îl conduse apoi într-o mică încăpere cu o platformă ridicată în capătul îndepărtat. Trebuie doar să-l verificați dintr-un șir de alți indivizi. Ca ei să-l lege de Lara, spuse Filip. Erau 6 bărbați în rând, toți cam de aceea statură și vârstă. Jess Shaw se afla în mijloc. Când îl văzu, Filip își simți capul zvâgnind puternic deodată. Parcă l-auzea spunând, dă-mi portofelul. Parcă simțea durerea oribilă provocată de cuțitul care îi tăia încheietura mâinii. Ar fi putut Lara să-mi facă una ca asta? E singurul bărbat pe care l-am iubit vreodată. Uitați-vă bine, domnule Adler, spuse Mancini. Voi lucra acasă de acum încolo. Filip are nevoie de mine. Domnule Adler, îți voi aduce cei mai buni doctori din lume. Fusese lângă el în fiecare clipă, hrănindu-l și îngrijindu-l. Dacă Mohamed nu se duce la munte, vreți să mi-l arătați? M-am căsătorit cu tine pentru că eram îndrăgostită de tine la nebunie și mai sunt încă. Chiar dacă n-am mai face dragoste niciodată, tot nu m-ar deranja. Nu vreau decât să mă ții în brațe și să mă iubești. Și fusese sinceră. Apoi ultima scenă din apartament. Nu am avut niciun amestec în tot ce ți s-a întâmplat. Pentru nimic în lume nu ți-aș face vreun rău. Domnule Adler, poliția trebuie să fi făcut vreo greșeală, își spuse Filip. Dumnezeule, o cred. N-ar fi putut să facă așa ceva niciodată. Care din ei este? Întrebă Mancini din nou. Filip se întoarse spre el și spuse, nu știu. Poftim? Nu-l văd. Dar ne-a spus că l-ați văzut bine. Așa e. Atunci spuneți-mi care din ei este. Nu pot. Nu e acolo. Chipul lui Mancini era pământiu. Sunteți sigur? Cât se poate de sigur, spuse Filip ridicându-se. În acest caz bănuiesc că asta e tot, domnule Adler. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Trebuie să o găsesc pe Lara, își spuse Filip. Trebuie să o găsesc pe Lara. Stătea la birou și privea pe fereastră. Filip nu o crezuse. Asta o durea cel mai tare. Și Paul Martin. Bineînțeles că el se afla în spatele întregii afaceri, dar de ce o făcuse oare? Ții minte ce ți-am spus în legătură cu faptul că soțul tău ar trebui să aibă grijă de tine? Nu pare să facă o treabă prea bună. Cineva ar trebui să stea puțin de vorbă cu el. Oare pentru că o iubea? Sau ca un gest de răzbunare pentru că o ura? Howard Keller intră în birou. Era palid și tras la față. Acum am închis telefonul, am pierdut Cameron Towers, Lara, și Southern Insurance și Mutual Overseas Investment s-au retras, fiindcă nu putem fi gata la termen. Nu ne putem achita ipotecile, eram gata să reușim, nu? Cel mai mare zgârie nor din lume. Îmi pare rău, știu cât de mult a însemnat pentru tine. Lara se întoarse să-l privească și Keller rămase șocat văzând-o. Era palidă și avea cearcă neîntunecate sub ochi.
Părea amețită de parcă ar fi părăsit-o și ultima fermă de energie. Lara i-a auzit ce am spus, am pierdut Cameron Towers. Când vorbi, o făcu cu un glas nefiresc de calm. Te-am auzit, nu-ți face griji, Howard. Vom împrumuta pentru una din celelalte clădiri și vom achita totul. Îl înspăimânta. Lara, nu mai e nimic pentru care să împrumuți. Va trebui să completezi o fișă pentru faliment și... Howard? Da. Poate o femeie să iubească un bărbat atât de mult? Poftim? Spuse cu voce pierdută. Filip m-a părăsit. Dintr-o dată totul deveni explicabil. Îmi pare rău, Lara. Avea un zâmbet ciudat pe chip. Amuzant, nu? Pierd totul deodată. Întâi Filip, acum clădirile mele. Știi ce este, Howard? Destinul. Împotriva mea, nu te poți lupta cu destinul, nu? Nu o văzuse niciodată suferind atât de cumplit. Îi rupea sufletul. Lara, dar încă nu m-am învins. Trebuie să plec la Reno după amiază. Va fi o audiere în fața unui mare juriu. Dacă... Sună interfonul. Vă caută domnul locotenent Mancini. Să intre. Howard Keller o privi nedumerit. Mancini? Ce mai vrea? Lara trase adânc aer în piept. A venit să mă aresteze, Howard. Să te aresteze? Ce tot vorbești? I-a spus atunci foarte calmă. Ei cred că eu am aranjat atacul asupra lui Filip. Dar e ridicol, nu se poate. Ușa se deschise și locotenentul Mancini își făcu apariția. Rămase pe loc uitându-se la amândoi pentru o clipă, după care înaintă. Am adus un mandat de arestare. Howard Keller era alb ca varul. Se așeză în fața Larei Protector și spuse cu un glas răgușit. Nu puteți face asta, ea nu a făcut nimic. Aveți dreptate, domnule Keller, nu pe dânsa o arestez, ci pe dumneavoastră. Capitolul 35. Copia interogatoriului lui Howard Keller realizat de locotenent Mancini. Mancini, vi s-au citit drepturile, domnule Keller? Keller, da. Și ați refuzat să fiți asistat de un avocat? Nu am nevoie de un avocat. Oricum aveam de gând să vin. Nu puteam lăsa să-i se întâmple ceva Larei. I-ați plătit lui Jess Shaw suma de $50,000 pentru a-l ataca pe Philip Adler? Da. De ce? O făcea să sufere îngrozitor, îl implora să stea acasă cu ea, dar el continua să o lase singură. Așa că dumneavoastră ați aranjat să fie schilodit. N-a fost chiar așa. N-am vrut ca Jess să meargă atât de departe, dar el s-a lăsat pradă momentului. Povestiți-mi despre Bill Whitman. Era un ticălos, încerca să o șantajeze pe Lara, nu-l puteam lăsa să facă așa ceva, ar fi putut să o ruineze. Așa că ați spus să fie omorât, de dragul Larei, da. Ea știu ce făceați? Bineînțeles că nu, n-ar fi acceptat niciodată, nu. Eu mă aflam acolo pentru a o proteja, vedeți dumneavoastră. Tot ce am făcut pentru ea, aș muri chiar pentru ea. Sau ați ucide pentru ea? Pot pune o întrebare? Cum de v-ați dat seama că sunt implicat în toate astea? Sfârșitul interogatoriului. La 1 Police Plaza, capitanul Bronson îl întrebă pe Mancini. Cum de ți-ai dat seama că el s-a aflat în spatele acestor lucruri? A lăsat un fir slab și eu l-am descoperit. Eram gata să trec peste el. În dosarul lui Jess Shaw era menționat faptul că la 17 ani a fost acuzat că a furat un echipament de baseball de la echipa de juniori a puilor din Chicago. Am verificat și am descoperit că erau colegi de echipă. Aici a greșit Keller. Când l-am întrebat, a spus că n-a auzit niciodată de Jess Shaw. L-am sunat pe un prieten al meu care era redactor sportiv la Sun Times din Chicago. Îi ținea minte pe amândoi. Erau amici foarte buni. Mi-am închipuit că acela care l-a adus pe Shaw la Cameron Enterprises nu a fost altul decât Keller. Lara Cameron l-a angajat pe Jess Shaw fiindcă a rugat-o Keller să o facă. Probabil că ea nu l-a văzut niciodată pe Shaw. Bine lucrat să-l... Mancini clădină din cap. Știți ceva? Până la urmă nici n-a contat. Dacă nu l-am fi prins și n-am fi dus după Lara Cameron, Howard Keller ar fi venit și s-ar fi predat. Lumea ei se prăbușa. Larei nu-i venea să creadă că Howard Keller, din toată lumea, ar fi putut fi vinovat de aceste lucruri oribile care se petrecuseră. A făcut-o pentru mine, își spuse ea. Trebuie să încerc să-l ajut. Katie o sună prin interfon. A sosit mașina, domnișoară Cameron. Sunteți gata? Da. Se ducea la Reno pentru a depune mărturie în fața unui mare juriu. La 5 minute după ce plecă Lara, Filip sună la birou. Îmi pare rău, domnule Adler, chiar acum a plecat spre Reno. El simți o puternică dezamăgire. Ar fi vrut atât de mult să o vadă, să-i ceară iertare. Când mai vorbiți cu ea, spuneți-vă rog că o aștept. Îi voi spune.
Mai dădu un telefon, vorbi vreo 10 minute și apoi îl sună pe William Ellerby. Bill, voi rămâne la New York și voi preda la Juilliard. Ce pot să-mi facă? Întrebă Lara. Depinde, spuse Terry Hill. Îți vor asculta mărturia. Pot hotărâ ori că ești nevinovată, în care caz îți vei recapăta cazinoul, ori vor spune că există destule dovezi împotriva ta pentru a te acuza. Dacă acesta va fi verdictul, atunci vei fi judecată și ai putea fi chiar condamnată. Lara murmură ceva. Poftim? Am spus că tata avea dreptate. Destinul e de vină. Audierea dură 4 ore. Lara fu întrebată în legătură cu obținerea hotelului și cazinoului Cameron. Când ieșiră din sală, Terry Hill îi strânse mâna. Te-ai descurcat foarte bine, Lara. Cred că e impresionat. Nu au nicio dovadă concretă împotriva ta, așa că există șanse mari să... Se întrerupse uimit. Lara se întoarse. Paul Martin intra în anticameră. Purta un costum demodat la 2 rânduri cu vestă, iar părul său alb era pieptănat la fel ca atunci când Lara îl văzuse prima oară. O, Doamne!" făcu Terry Hill. A venit să depună mărturie." Adăugă el și o întrebă apoi pe Lara. Cât de mult te urăște? Ce vrei să spui?" Lara, dacă i-au promis indulgență pentru a depune mărturie împotriva ta, ești terminată. Vei merge la închisoare." Lara se uită la Paul Martin în partea cealaltă a încăperii. Dar atunci s-ar distruge și pe sine. De asta te-am întrebat cât de mult te urăște. Ar face el oare așa ceva numai pentru a te distruge?" Nu știu," spuse Lara cu un glas tins. Paul Martin venea spre ei. Bună, Lara. Am auzit că lucrurile nu merg deloc bine pentru tine," spuse el, dar ochii lui nu dezvăluiau nimic. Îmi pare foarte rău." Lara își aminti vorbele lui Howard Keller. E sicilian. Ei nu iartă și nu uită." Purtase tot timpul în el setea de răzbunare și ea habar n-avusese. Paul Martin începuse să se depărteze. Paul, el se opri. Da? Trebuie să-ți vorbesc." Ezită o clipă. Bine." Făcu un semn spre o încăpere goală pe coridor. Acolo putem vorbi." Terry Hill se uită cum ușa se închise în urma lor. Ar fi dat orice numai să le audă conversația. Nu știa cum să înceapă. Ce dorești, Lara?" Era mult mai dificil decât își închipuise. Vorbi cu un glas răgușit. Vreau să-mi dai drumul." El ridică din sprâncene. Cum aș putea, doar nu te țin eu." O luă în râs. Ea abia mai putea să respire. Nu crezi că m-ai pedepsit destul?" Paul Martin stătea ca o stană de piatră, fără ca pe chipul lui să se observe ceva. Clipele petrecute împreună au fost minunate, Paul. În afară de Filip, tu ai însemnat cel mai mult în viața mea. Îți datorez mai mult decât îți voi putea plăti vreodată. N-am vrut niciodată să-ți fac rău. Trebuie să mă crezi." Îi era greu să continue. Ai puterea să mă distrugi. Asta vrei? Dacă mă trimiți la închisoare, vei fi fericit?" întrebă ea, făcând eforturi pentru a stăpâni lacrimile. Te implor, Paul. Redă-mi viața. Te rog, nu mă mai considera un dușman." Paul Martin stătea nemișcat, iar ochii lui negri nu trădau nimic. Își cer iertare, sunt prea obosită ca să mai lupt." Paul, ai învins," mai spuse ea și glasul îi se frânse. Se auzi o bătaie în ușă și un aplod își strecură capul înăuntru. Marele juriu vă așteaptă, domnule Martin." O privi pe Lara un timp îndelungat, după care se întoarse și ieși fără să spună un cuvânt. Totul s-a terminat," își spuse Lara. Gata." Terry Hill veni repede. Cât de mult aș vrea să știu ce va spune." Nu ne rămâne decât să așteptăm." Așteptară. Li se păru o eternitate. Când Paul Martin ieși în sfârșit de la audiere, părea obosit și doborât. Am bătrânit," își spuse Lara. Și mă învinuiește pe mine pentru asta." O privea. Ezită o clipă, după care se duse spre ea. Nu o să te pot ierta niciodată. Ți-ai bătut joc de mine, dar ai fost cel mai bun lucru din viața mea și cred că-ți sunt dator pentru asta. Nu le-am spus nimic, Lara." Ochii ei se umplură de lacrimi. A, Paul, nu știu cum să... Consideră totul cadoul meu pentru ziua ta. La mulți ani, iubito." Ea rămase privind în urma lui și vorbele acelea o izbiră brusc. Era ziua ei. Multitudinea de evenimente care se succedaseră atât de rapid o făcuseră să uite complet de acest lucru și de petrecere. 200 de invitați o așteptau la Cameron Plaza din Manhattan. Trebuie să ajung la New York în seara asta," îi spuse ea lui Terry Hill. Se va da o mare petrecere în cinstea mea. Mă vor lăsa să plec?" Așteaptă puțin," zise el și dispăru în sala de audieri. Când ieși după 5 minute, îi spuse, poți pleca la New York.
Marele juriu va da verdictul mâine dimineață, dar nu-i decât o formalitate. Te poți întoarce diseară. Apropo, prietenul tău ți-a spus adevărul. N-a vorbit nimic acolo. Peste o jumătate de oră, Lara se afla în drum spre New York. Îți va fi bine? O întrebă Terry Hill. Ea îl privi și spuse. Bineînțeles că da. Sute de oameni importanți vor fi la petrecere în seara aceea pentru a o sărbători. Își va ține din nou capul sus. Doar era Lara Cameron. Se afla în mijlocul marii săl de bal pustii și privea în jur. Eu am creat asta. Am creat monumente care s-au profilat pe cer. Au schimbat viețile a mii de oameni din toată America. Și acum totul va aparține acelor bancheri fără chip. Auzea glasul tatălui ei atât de clar. Destinul. Totdeauna a fost împotriva mea. Se gândi la Glass Bay și la mica pensiune unde crescuse. Își aminti cât de îngrozită fusese în prima zi de școală. Poate să spună cineva un cuvânt care să înceapă cu litera F? Își aminti de cei de la pensiune, de Bill Rogers. Cea din tâi regulă în afacerile imobiliare este BAO, să nu uiți asta. Și de Charles Cohn, eu mănânc numai mâncare kosher, dar mă tem că la Glass Bay nu voi putea găsi așa ceva. Dacă aș putea obține acest teren, ai închiria de la mine pe o perioadă de 5 ani? Nu, Lara, aș închiria pe o perioadă de 10 ani. Și deși în McAllister, aș avea nevoie de un motiv foarte special ca să-ți acord acest împrumut. Ai mai avut vreodată un iubit? Și de Howard Keller, greșești total. Apoi succesele, minunatele, strălucitoarele succese și Philip, lochinvar al ei, bărbatul pe care îl adora. Asta era cea mai mare pierdere. O voce strigă, Lara. Se-ntoarse, era Jerry Townsend. Carlos mi-a spus că ești aici, zise el venind spre ea. Îmi pare rău de petrecerea pentru ziua ta. Ea îl privi. Ce s-a întâmplat? El o privi nedumerit. Nu ți-a spus Howard? Ce să-mi spună? Că au fost atâtea renunțări din cauza proastei publicități încât am hotărât să anulăm totul. L-am rugat pe Howard să-ți spună. Ca să fiu sincer, în ultima vreme am avut unele probleme cu memoria. Nu mai contează, spuse ea ușor și mai aruncă o ultimă privire frumoasei încăperi. Au trecut cele 15 minute ale mele, nu? Poftim? Nimic, zise ea și se îndreptă spre ușă. Lara, hai să mergem la birou, mai sunt de rezolvat unele lucruri. Bine. Probabil că niciodată nu voi mai călca în clădirea asta, își spuse ea. În liftul care îi ducea la birou, Jerry spuse, am aflat de Keller, e greu de crezut că el a fost vinovat de ce s-a întâmplat. Lara scutură din cap, eu am fost vinovată, Jerry, niciodată nu mă voi ierta. Dar nu e vina ta. Ea se simți deodată îngrozitor de singură. Jerry, dacă n-ai luat masa încă, îmi pare rău, Lara, sunt ocupat în seara asta. Ah, nu-i nimic. Ușa liftului se deschise și amândoi ieșiră. Hârtiile pe care trebuie să le semnez se află pe masă în sala de conferințe, spuse Jerry. Bine. Ușa sălii de conferințe era închisă. El i-o deschise și în clipa aceea 40 de glasuri începură să cânte. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Lara rămase încremenită. În încăpere se aflau oamenii cu care lucrase de-a lungul anilor, arhitecții, contractorii și directorii. Charles Cohn era acolo și era și profesorul Myers, Horace Goodman, Cathy și tatăl lui Jerry Townsend. Dar ea nu-l văzu decât pe Philip, care venea spre ea cu brațele întinse și deodată nu mai putu să respire. Lara. Era ca o mângâiere. Se aruncă în brațele lui, luptându-se să nu plângă. Sunt acasă, se gândia. Aici e locul meu. Și era ca o vindecare, un extraordinar sentiment de liniște. Lara simți o căldură puternică, așa cum îl ținea strâns. Asta-i tot ce contează, își spuse ea. Oamenii se adunară în jurul ei și toată lumea părea să vorbească în același timp. La mulți ani, Lara. Arăți minunat. A fost o surpriză plăcută. Lara se întoarse atunci spre Jerry Townsend. Jerry, cum ai? Dar el scutură din cap. Philip a aranjat totul. A, dragul meu. Apărură chelnerii cu aperitive și băuturi. Orice s-ar întâmpla, eu sunt mândru de tine, Lara, spuse Charles Cohn. Ai spus că vrei să faci ceva deosebit și ai reușit. Eu îi datorez viața acestei femei, spuse tatăl lui Jerry Townsend. Și eu la fel, zise Cathy zâmbind. Haideți să toastăm, spuse Jerry Townsend, pentru cea mai bună șefă pe care am avut-o sau o vom avea vreodată. Charles Cohn ridică paharul. Pentru fetița minunată care a devenit o femeie minunată.
Și toasturile continuară până când în sfârșit veni rândul lui Filip. Erau prea multe de spus, dar el puse totul în câteva cuvinte. Pentru femeia pe care o iubesc. Ochii Larei înotau în lacrimi. Îi era foarte greu să vorbească. Eu vă datorez atât de mult tuturor, zise ea. Nu vă voi putea recompensa niciodată. Vreau să spun numai, zise ea, dar se înnecă neputând continua. Vă mulțumesc. După aceea se întoarse spre Filip. Îți mulțumesc pentru această seară, dragul meu. Este cea mai frumoasă aniversare pe care am avut-o vreodată, zise ea și apoi își aminti deodată. Trebuie să mă întorc la Reno în seara asta. Filip o privi și îi spuse zâmbind. N-am fost niciodată la Reno. Peste o jumătate de oră se afla în limuzina care îi ducea la aeroport. Lara îl ținea pe Filip de mână și se gândea în sinea ei. În fond n-am pierdut chiar tot. Îmi voi petrece tot restul vieții iubindu-l. Nimic altceva nu contează. Singurul lucru important este să fiu alături de el și să am grijă de el. Nu am nevoie de nimic altceva. Lara? Ea se uita pe fereastră. Oprește, Max. Limuzina se opri brusc. Filip o privi uluit. Se opriseră în dreptul unui teren gol, imens, plin de bălării. Lara se uita fix la el. Lara, uită-te, Filip, privește. El întoarse capul. Ce anume, nu vezi? Ce se văd? A, dar e superb. Un centru comercial acolo, în colțul îndepărtat. În mijloc câteva căsuțe cu apartamente de lux. E destul loc pentru 4 clădiri. Acum vezi, nu? El o privi fermecat, iar ea se întoarse spre el și cu un glas încărcat de emoție spuse, acum uite care e planul meu. Sfârșit. Ați ascultat Stelele strălucesc aproape de Sidney Sheldon. A citit Florina Drăgan.